Aolo, gata, m-am trezit și eu frumos, a trecut și ziua României. Din păcate a fost o zi minunată, adică mie mi-a plăcut totuși parada, la cum a fost ca a cântat Darusel, mă rog, asta e partea a doua, dar chiar a fost super, super tare, dar acum trebuie să fac și eu ordine pe aici, vreau să mă uit și mai am preinsertare să-mi aleg toate chestiile astea, pentru că în curând trebuie să ne apucăm de decorațiuni de Crăciun, să facem tot aici frumos, pentru că vine Crăciunul, poate vine ninsoarea și nu vrem să fim fără decorațiuni, fără nimic așa și cu zăpada afară, arta ură, sincer, dar haideți să ne uităm prima oară aici, să intrăm, să ne uităm și noi pe aici, să vedem ce mai aveam prin inventar, mă, ia să-i vedem. Dispozitiv de control la minți, dispozitiv fermecat de minți. Mamă, stați puțin că mi-a venit o idee. Deci mi-a venit o idee super, super tare. Uitați-vă puțin, mai țineți-vă. Mă, ce faci, Darusel? Da, wow, Darusel, iar dai cu invizibilitate. Ești foarte amuzant. Dar ce cauți, mă, tu, Darusel, pe aici, mă, ia pe la mine. Ia, arată-te, mă, tu, Darusel, că vreau să vorbesc ceva cu tine. Că mi-am adus eu aminte ceva, bă, Darusel. Ia, vină tu încoace. Mă, da, ce mai frumos am făcut. Bă, Rafaele, fiantină, bă, Rafaele, bă, Rafaele, ce mai frumos am făcut. Bă, Rafaele, ce faci? Cum adică ce mai frumos ai făcut? Ce mi-ai făcut, mă, la baie? A, nu mi-ai făcut nimic. Păi, baia mea, bă, Darusele, nu-i atât, mă, ce, mă, tu ai nebunie, bă, fii atent, bă, Darusele. Bă, dar stai puțin, ce căutai la mine? De ce mi-ai deschis ușa? Vrei să-mi faci farse? Credeai că am fantome sau ce? De ce mi-ai deschis tu ușa la cameră? Da, bă, nu, bă, Rafaele, bă, fiantină, dar știam din la ușa, s-a deschis, bă, la ușa. Da, s-a deschis, mă, fii atent, mă, Darusele, fii atent, uite-te ce am eu aici, vezi chestia asta, știi că a fost ieri ziua României, Darusele, da? Da, bă, Rafaele, stai. Da, eu mai sunt. Bă, mă, stai puțin, înainte de toate, Darusele, vreau să te întreb ceva. Ia fii atent, mă, Darusele, care sunt, mă, culorile din stânga, de la stânga la dreapta, care sunt culorile steagului? Ia spune-le repede, acum, Darusele, nu cauți nicăieri, ia zi repede. Stai, albastru, roșu, galben, albastru, roșu, galben. Da, de fapt, tu, Darusele, ieri ai scris, stai puțin, dacă mă duc, da, în fine, lasă că vedem noi data viitoare, vedem și ne puțin mai încolo, dar fii atent, Darusele. Uite de ce am aici. Ai de ce am eu mâna aici? E o pălărie, bă, Darusele, nu ți-am. Ai să am zis direct. Ce? Un cacatel! Bă, pălărie, mă, Darusele, mă, ce, mă, bă, Darusele, fii atent. Este o pălărie tradițională de ziua României, Darusele, pe care o purtau oamenii pe vremuri, Darusele, tradițională. Și pălăria asta ce aduce noroc, pe lângă că e de ziua României tradițională, Darusele, vreau să-ți fac cadou pentru treaba asta, ca a fost și ieri, alaltre a fost 1 decembrie, Darusele. Și ar fi păcat, sincer, ce părere ai? Îți place? Ai vrea să o iei tu, Darusele? Vezi că e foarte, foarte, și că aduce noroc, nu știu, aduce chestii foarte mișto. Deci, fiantele, bă, Rafaele, deci prima oară vreau să pui tu pe cap, dar să nu cum arată la tine, bă, pe tine cum arată, pe tine cum arată. Așa arată, mă, Darusele, atât, așa arată. Ce? Așa, gata, fii atent. Așa, mă, Darusele, ce zici? Îți place? Ți-a plăcut cum arată la mine pe cap? Darusele, ți-a plăcut? Vrei să o... Adică o vrei, Darusele? Da, hai, mă, că îmi place foarte mult, bă. Arată ca o coroană, ia. Ia-ți-vă, mă, Darusele, ia-ți-vă, mamă, Darusele, acum, Darusele, pe bune cu... Bă, unde tu ești? Bă, unde? Mamă, bă, ce frumos sunt, ia, bă, acum sunt regele și tot se face, să zic eu. Bă, Darusele, ok, deci încă ești răcit, tu se pare, sau îți revii acum din răceala, dar fii atent, Darusele, cu pălăria asta, Darusele, e bine pentru tine, ca să nu mai fii chel, Darusele, să nu te mai duci acolo să-ți facă la părul, nu știu ce, Darusele, că tu ești chel acum, săracul, n-ai părul. Ia să vedem, mă, Darusele, deși atent, Darusele, tu acum ești controlat, stai pe loc, lasă ăsta, scoate-l de aici, Darusele, ești controlat de mine și tu trebuie să faci astăzi ceea ce vreau eu, Darusele, nu ce vrei tu, acum trebuie să-ți scoți tu repede frigiderul și vreau să vii cu mine la tine în cameră pentru că vreau să te întreb ceva. Ok, stai, așa. Mă, ce, da, uite așa, Darusele, deci Darusele tot mai face tâmpenii de aia, dar lui chiar dacă îl controlezi așa, Darusele, fii atent, acum... Gata, iubirea mea! Bă, ok, n-am auzit nimic, bă, cred că asta funcționează cam prost, fie sincer, Darusele, bă, Darusele, nu mai, Darusele, în momentul de față, tu îmi dai mie artificiile astea, nu le mai ții tu, că tu faci prostii cu ele, aruncă-mi-le mie, dă-mi-le să le țin în inventar, Darusele, pentru că avem foarte multe lucruri de făcut astăzi și e păcat așa să stai tu, Darusele, cu toate chestiile astea, te dore mâna, adică dacă stai cu artificii, te dor mâinile, nu poți să le car tu pe toate, mă, Darusele, așa, aruncă-le pe toate. Gata, altceva mai durești, domnul, deci, meu? Domnul tău, așa, fii atent, Darusele, acum, în momentul de față, Darusele, vină după mine, vină aproape de mine, pentru că vreau să zic ceva, bă, Darusele, nu se poate, uite-te puțin, mai mare râsul, bă, Darusele, ăsta-i steagul, mă, Darusele, tu știi steagul și astea, pune culorile cum trebuie, aici albastru, aici galben și aici roșu, fă schimbul ăsta dintre galben cu albastru, Darusele, hai, repede, okay, că n-avem timp de stat, avem o lungă zi de făcut, mamă, deci uitați-vă, chiar merge chestia aceasta, este super, super tare, uitați-vă la Darusele acolo cum face toate treburile astea, vedem că el acolo face, mă, dar ăsta cred că nu știe, Darusele, în partea asta trebuie să pui cu albastru, nu trebuie să pui cu galben, trebuie să iei albastru, nu altceva. Așa, gata. Da, gata, foarte, foarte bine, Darusele, și mai vină puțin aici, pentru că și aici ai făcut la fel, mamă, deci mă enervează, sincer, dar ai, lasă că o să-i fac eu, o să-i vin eu azi de hack, cum ar veni, o să-i fac toate chestia astea de genul, Darusele, fii atent, acum tot la fel faci și aici, Darusele, că nu mi se pare normal ceea ce ai făcut, bă, albastru acolo, în partea asta albastru, aici galben, așa, galben acolo la jumate și albastru în stânga, Darusele,
foarte, foarte bine. Acum pui albastru aici. Cred că nu mai funcționează asta. De fapt, dar să nimic nu funcționează, că dar să la cum e, dar să în fine, lasă că. Este roșu, galben, albastru. Da, și în partea a, ai zis ca și cum ai făcut-o din partea asta cu ăsta aici, ăsta aici. Am înțeles. Deci fii atent, acum da, acum vine după mine, stai puțin, nu intra pe aici. Fii atent, dar să le vreau să merg cu tine, dar să le pentru că avem ceva de discutat, dar să le. Vine după mine, mă, lasă bicicleta, pun-o aici, dar să le lasă fix aici. Vine aici, dar să le, dar să. Da, da, eu credeam că merge, dar de fapt într-un fel merge, da, na, cu dar să le. Dar să le fii atent. Acum, bă, stai puțin, bă, dar să le. Ia-ți pus bățile, nu-ți rușine, bă, dar să le. Și mașina asta nouă pe care ți-am cumpărat-o tu, o pui fix în bere, nu uite că ți-ai dat seama, bravo, acum o lași așa. Foarte, foarte bine, bravo, mă, dar să le vezi că ne înțelegem. Da, bă, fiantină, domnul, fiantină. Stai, fiantină. O să fac o flotare, ia. Da, deci dar să ești cel mai bun, dar să le la flotări și la toate astea. Fii atent, dar să le. În primul rând, dar să le. Vreau să mergi cu mine acum, pentru că fii atent, dar să le. Băi, eu n-am mașină, adică asta e a ta, că eu ți-am cumpărat și vreau să-mi cumperi tu o mașină astăzi, dar să le, pentru că ești un prieten foarte, foarte tare, dar să le. Eu sunt prietenul tău și trebuie să-mi facem cadou, așa că tot vine Crăciunul, vine, vine toate chestiile astea de genul, dar să le. Ar fi păcat să n-am eu mașină, vine iarna, eu ce fac? N-am cum să merg așa pe stradă când afară e în soare, când este foarte frig. Da, stai. Ia unde? A, găsit-o. Deci ce zici, Rafael? Ce zici? Bă, eu nu te-am mașină, lasă-mă în pace. Să pun pălăria înapoi, așa. Ce vrei, mă, ce vrei? Deci, dar să le, cred că nu mai înțeles bine. Ți-a căzut pălăria și după nu o să mai ai dase de sănătate. Dar să le, o să-ți meargă numai ghinion. Dar să le, trebuie să stai cu pălăria. Ai grijă să nu mai strănuți, că scade iar pălăria. Dar să le, și nu e bine. Tu acum mergi cu mine să-mi cumperi mașină, pentru că așa e frumos. Eu n-am mașină, dar să le, vine frigul, vine iarna. Ce mai fac eu aici? Merg pe stradă, n-am cum să stau așa. Bine, domnule meu, hai să mergem, hai să mergem. Așa, mamă, vedeți că ne înțelegem foarte, foarte bine. Ica se acolo pălăria ca strănută, dar să le, dacă e răcit, taie, dar știți cum e treaba, vine perioada rece și e răcit. În fine, așteaptă-mă și pe mine, mă, dar să le, gata, urc așa. Așa, dar să le, acum mergem la dealer și așa, mă, dar să le, fii atent, acum oprește aici la benzinărie, oprește, fă dreapta și bagă benzină, dar să le, pentru că după rămâi fără benzină, motorină, ce ai tu, dar să le bagă, mă, mai în stânga, așa, ușor, mamă, dar să vede că dar să le, n-a făcut lecții de condus, dar în fine. Așa, dar să le, fii atent, lasă că ți-o pun eu aici, o pun aici, așa, tu acum trebuie să bagi benzină, dar să le, sau mă, punte, ce faci, mă? Așa, ce? O să se bagi benzină. A, scoate bani, dar scoate bani și pentru mașină, dar să le, să scoți bani și pentru mașină, scoți și pentru mașină, ai bani pentru mașină? Da, bă, am bani, am bani. Bă, lasă, așa am plătit, gata. Așa, bă, unde ai plătit? A, du-te să plătești, așa, mamă, deci uitați ura, dar nu știu care este faza. Da, în fine, îl așteptăm acum, este foarte bine că totuși merge cât de cât așa, dar cred că aș avea nevoie și să mănânc, dar prima oară mergem să luăm o mașină, după mergem pe la restaurant, îi face și noi o faptă bună, îi cumpărăm și nu dar să le niște burger, că totuși dacă îmi bat joc astăzi el că îi controlez mintea, măcar așa să-i mai cumpăr și eu ceva mâncare, ceva ar fi foarte, foarte bine. Adică eu așa zic, să-i mai fac o faptă bună, tot vin sărbătorile, ar fi foarte, foarte bine. Uitați-vă că vine, mă, trebuie să țin asta înapoi. Ok, gata, bă, dar să le, ai plătit, ai făcut acolo bine, bine. Bă, Rafale, uite că ia foc, bă, ia foc, Rafa, fugi, uite aia. Ai spus așa butelia, bă, că avea butelie, bă. Uite, ai spus, Rafa, fugi. Mă, ce, mă, dar să le, că sunt reparații oamenii aici. A, da, ups, nu știu, bă, Rafale, nu știu, dar mă doare capul, bă, Rafale, mă, că-mi doare capul, stai. Doare... Așa, să mă scarpi, nea. Așa, scarpi, okay, trebuie, să le, așa, bravo, mă, dar să le, bravo, mă, dar să le, fii atent, dacă te doare capul, lasă, fii atent, dar să le, că îmi cumperi mașina și după o să te duc eu la restaurant la diner, dar să le. Merci! Așa, ok, hai, domnul meu, hai, doamna mea. Am ajuns, doamna mea, acum ce facem? Bă, dar să le, vorbește-o frumos, cum să-l zici, doamna, dar să le, că nu sunt ale sale, nici măcar nu știu pe unde mai e, sincer, adică că tot a venit vorba de ea, dar în fine, fii atent, dar să le, acum vreau să mergem să-mi cumperi mașina, dar să le, și să vedem ce mașină să-mi cumperi, bă, da, stai puțin, dar să le, fii atent, am eu o propunere, fii atent, știi că tu ai cumpărat mașina aia și văd că n-au adus încă altă mașină, propunerea mea este în felul următor, dar să le, tu oricum n-ai ce să faci cu mașina, cum ar veni că tu ai motocicleta aia, dar să le, și zicem în felul următor, cumperi tu asta ca și cum e a ta și aia o iau eu, cum ar veni, aia o să rămână a mea, aia galbenă o să rămână a mea, ce spui? Ce, bă, băi, nebunii la cap, cum adică, bă, cum adică? Bă, dar să le, cred că nu m-am făcut înțeles, cum adică, așa, așa, foarte, foarte bine, dar să le, nu poți să înțelegi, dar să le, ca să fii frumos, dar să le, că tu oricum stai cu motocicleta și motocicletă, dar să le, dacă nu, îți iau eu motocicleta și rămâi și fără mașină și fără motocicletă. Bine, bă, cum cumpăreau, uitați de-a mea, luați aici, așa. Bă, dar să le, nu aici, bă, dar să le, acolo, mă, să plătești acolo, trebuie să faci acolo. Ok, gata. Ce? Acum dar să le, trebuie să mătești aici. Ok, mamă, ce comic e, dar să le, nu, bă, e prea amuzant, sincer. Hai, vedere! Așa, gata, dar să le, ia tu mașina. Bă, dar stai, da, uitați, bă, dar să le, poți să-i, dar să le, ai rămas aici. Bă, ce, bă, ce, bă, ai dreptate, dar să le, că n-avei cum să ieși. Ai dreptate, ai mare dreptate, că ne-am chinuit data trecută, nu mai știi. Și tu, în fine, deci fii atent, dar să le. Acum, da, bă, hai, da.
Da, ce am zis eu, bă, dar într-un fel merge, într-un fel merge ăsta de controlat mintea, dar într-un fel nu merge, adică uitați-vă puțin, eu stau cu el și câteodată dar să nu știu, deviază, dar știți care este treaba, este problema la Darusel, adică nu e la ăsta sau poate fi la ăsta, nu, la Darusel, că știți, bă, Darusel, practic, cum e întotdeauna, n-avem ce să-i facem, dar acum, na, haideți că a plecat el cu aia, hai că mă duc eu cu asta, oricum o să fie aia mea, o să rămână, practic, oricum sunt toate la toți, cum ar vine și a mea și a lui, adică nu e nicio problemă, dar acum trebuie să merg, bă, unde am zis, mă, că merge la Daniel, bă, dar asta a plecat, a, păi mă duc singur la Daniel. Deci dacă ăsta nu se întoarce înapoi, eu o să mă duc singur la diner și o să mănânc singur. Dar totuși ar trebui să-i fac și eu, să-i fac și eu așa, o plăcere practică. Eu zic că merită. Scrieți voi acolo în comentarii dacă merită să-l duc pe Darius la burger sau nu. După tot ce am făcut da, astăzi, bă, da, bă, da, adevărat, adevărat. Bă, unde e bă, Darusele? Ok, am ajuns la diner și se pare că Darusel e aici. Asta nu se pare mie. Uitați-vă că a, uitați, da, uitați-vă, bă, Darusel, lasă să parchezi și o mașină fixă aici lângă a lui, cum ar veni bine practica mea, că așa am zis că o să fie, dar mă rog, hai să vedem acum. Trebuie să iau repede dispozitivul ca să nu fie problemă. Dar ceva, salut, salut. Bună seara, Ale, uite, bă, fiență, nu, eu acum te-am așteptat ca să nu fie probleme și tu zice, hai, vino, hai, vino. Da, m-ai așteptat pe mine, ok, Darusele, am înțeles, fii atent, Darusele, stai acolo la masă că o să-ți cumpere, ce vrei tu, Darusele, vrei să-ți cumpăr, fii atent, Darusele, eu zic că ar fi mai ok să nu-ți mai cumpăr burger de data asta, ci să-ți cumpăr niște varză, Darusele, ca să fie să mănânci mai sănătos, practic, știi, că să mănâncă într-un fel varză, călită, să mănâncă chestii de genul de 1 decembrie, de astea, Darusele, suntem în pragul sărbătorilor, adică a fost momentul și eu zic că ar fi mult mai bine așa, Darusele, că burger oricum mănânci tot anul. Ok, du-te, da, da, uite, deja ți-ai cumpărat burger, în fine, haideți cum mă duc să-i aduc și eu niște varză, bă, că Darusel mă enervează, sincer, bă, e că mănâncă prea mulți burger, bă, frate, adică, nu știu, nu mi se pare ok, sincer, țin și eu la sănătatea lui, că totuși e prietenul meu, și da, haideți să cumpără Federico, fii atent, Federico, eu vreau să-mi cumpăr, să-mi dai, adică, să-mi dai tu, să-mi dai aici niște, burger, nu, gata, fără burger, Federico, e tot pentru Darusel, da, într-adevăr, dar nu burger, trebuie să-i dau varză de data asta, da, gen, adică, nu mai vrea să mai, bă, da, cred că nu mai cumpăr nimic, în fine, Darusel, poți să fii cu minte, să dai cu astea? Da, nu, bă, Rafael, uite ăsta, bă, alu! Tu, de ce nu ai un prietenul meu? Ia zi, vrei să-i bagi? Dar să-l fii cu minte, pune-te înapoi la masă și stai cu minte aici, așa, gata. Mamă, Federico, mersi, mamă, de salată de iarnă, bă, n-am mai pomenit asta, să vede că a venit sezonul și cred că o să fie super, super interesant, în fine. Fii atent, Darusele, bă, Darusele, ți-am cumpărat aici o salată, Darusele, am cumpărat și pentru mine și pentru tine, Darusele, o salată de iarnă, bă, Darusele, așa să mă miște. Ediție specială, Darusele, să zici dacă e bună, Darusele, ai înțeles, da? Da, ia mănâncă, că mă pun și eu la masă. Bă, e prea bună, bă, Rafale, bă, mâncați aici buzele, bă, Rafale, e prea bună, ia, stai, bă, Rafale, bă, eu zic că gata, mă las de burger, uite, mă las de burger, duc la cu noi și mă apuc de mâncat salată, uite, da, asta foarte bună, mă, vezi, Darusele, chiar ar fi foarte bine să faci chestia asta, Darusele, bă, Darusele, să te lași de burger, bă, Darusele, să mănânci numai salata, înțelegi, bă, Darusele, să te lași de burger, da, să te lași acum de burger, da? Bă, te timpi, bă, cum adică, bă, eu nu mă las de burger, să eu nu pun din gloia, bă, Rafale, bă, du-te, bă, nu, Darusele, nu stai puțin, stai, bă, ok, Darusele, cred că nu ne-am înțeles bine, ai zis că nu mai ai salată, așa ai spus, Darusele, că nu mai salată mănânci de acum încolo, așa ai spus, Darusele. Eu o să pun pe burgeria bum bum și cu bum bum. Da, așa, da, mai bine face o combinație, Darusele, ca să nu te lași de burger, oricum îți plac ție, Darusele, e ok și așa, mănânci și sănătos din când în când, Darusele, mai mănânci și nesănătos, ai, oricum tu, Darusele, nu mai avem nimic documentat, fii atent, Darusele, tu acum te duci cu asta și eu mă duc cu asta, Darusele, foarte, foarte frumos, pentru că așa am stabilit, acum mergem frumos acasă, Darusele, și fii atent, că am o surpriză, bă, Darusele, pentru tine, fii atent, Darusele, vino aici, Darusele, și fii atent, vino cu mine în spate, ok. Fii atent, Darusele, fii atent, vino. Și fii atent, Darusele, vezi acolo în partea aia, alea de construit, Darusele, unde ne invita oamenii la concursul acela de construit? Da, bă, ce acolo? Bă, și se demonstră, ai ajuns, ai transpirat sau ce ai făcut? Da, bă, Rafael, da, dar tu ce aveai în mână, bă, ce aveai în mână? Ce aveam în mână? Aveam salata asta, că, bă, dar chiar nici n-am mâncat salata, bă, Darusele, du-te, mă, de aici, fii atent, Darusele, fii atent, vreau să mergem la un concurs de construit acum, Darusele. Da, bă, hai, chiar, hai, ia! Stai puțin. Bă, Darusele, merge la concurs de construit, dar pune și tu șapca aia înapoi. Unde ai aruncat? Unde ai lăsat-o? Nu știu, bă, Rafale, stai că mă duc să o caut. Ia, unde, bă? A, este aici. Am găsit-o. Ia, stai, gata, am găsit-o. A, ai găsit-o, bă, ce fac, bă? Ai lăsat-o în flori, Darusele, ai miros florile astea. Ce ai făcut? Bă, dar chiar ai spălat florile astea, că, Darusele, nu știu dacă te-ai prins-o, Darusele, dar uite-te puțin. Spune care este faza cu florile astea. Uite-te la culori și zi-mi o explicație, dacă îți dai seama. Nu, nimic, bă, Rafale, la Build-A-Battle, da, ok, deci fiți atenți, dacă mă încolo, eu o să-l controlez pe Darusele. Mamă, Rafale, vino! Bă, ce, bă, Darusele, bă, unde faci acolo, bă, ce faci, Darusele, ce aici? Ți-am găsit mașina veche, uite, e înapă mașina ta veche, uite, ăsta e. Da, dar nu mai merge, Darusele, că e înapă, bă, Darusele, vin înapoi, de lasă-o, că nu mai merge, e înapă, Darusele, nu mai funcționează. Bă, dar, hai, urcă, gata, bă, am luat-o, bă, Rafale, easy, stai, ia,
așa ca tu, lasă-mă în apă. Stai, nu mai funcționează mașina? Da, bă, uite că mai funcționează, iată, în apă, pescuiesc. Iată, brafle, acum avem 3 mașini, 1, 2, 3, 4. Da, bă, da, ai dreptate, bă, dar să le mersi, bă, dar eu nu credeam că mai merge, bă, cum mai merge, bă, dar să le ai unde să dai fermecată, tu ai făcut iar magii din alea, nu? Păi stai, fiatul, o să punem la uscat, bă, o punem la uscat, ia stai. Da, o punem la uscat, în fine, nu mai contează să dar fiți atenți, dacă o mâncă la, bă, dar să le vină repede, ok, deci dar să le pe acolo, nu știu care este faza, ce vrea să facă, dar în următorul episod, bă, ceva, ok, nu, o lăsăm, bă, dar să, în următorul episod vreau să vă spunem de acum că o să-l trulez, bă, dar o să-i controlez mintea la construit, o să mergem drept acolo pentru că o să mai avem încă o arenă nouă făcută de cei care ne creează astea de construit aici. Și o să fie foarte, foarte interesant. Chiar sunt curios cum o să-l controlez pe dar astea. Mă, ce capem omul ăsta aici? În fine, nu ne mai băgăm în seamă, în fine, nu mai contează. Bă, ce? Dar să de ce folosești iar de astea? Scoate-ți aia, ți-ai câteva, dar să. Mă, ce faci? A pus-o la spălat. Bă, dar să le fiate, du-te tu repede la alea construit acolo pe platforma aia nouă făcută. Dar să le o să vin și eu imediat și o să ne jucăm, bă, dar să facem, o să construim ceva super, sper ca lumea, cea mai șmechere ediție de până acum, bă, dar să le. Ok, ha, că te aștept, bu! Stai, ups. Bă, încolo, mă, dar să le nu trebuie să sarim sus încolo, în partea aia, du-te. Ok. Hai, fugi. Ok. Ok, în fine, lasă să pot arăți, nu știu cum a sărit, dar toate astea de gen, în fine, nu mă mai interesează, dar ceea ce vreau să vă spun este că următoarea zi, adică mâine, o să vă iasă cel mai șmecher episod, atâta vă zic, în care îl controlez pe darăți, l-a construit și o să-i fac troll maxim, prima oară vreau să-l... În acest episod l-am trollat pe Darusel 2012 la un concurs de construit cu un dispozitiv de control la mințile oamenilor și a fost foarte amuzant. Credeți că am reușit? Scrieți în comentarii și dați note și la construcțiile pe care noi le-am făcut. Vizionare plăcută. Deci gata, Darusel, fii atent, asta este partea ta. Astăzi construim ceea ce ne dorim, ceea ce îți dorești tu, Darusel. Aia o să construim la fel și eu și o să ne dăm la final note în comentarii, o să ne dea și oamenii, o să ne dăm și noi, Darusel, și o să vedem care a făcut practic mai frumos, să vedem ce construim, Darusel, dacă construim același lucru sau poate cine știe, construim niște chestii la care nu ne-am fi gândit, Darusel. Asta este chestia de astăzi, asta este scopul, să construim ceva super, super interesant la care nu ne gândim ca să fie mai interesant, mai surpriză. Ok, dar să le deși atent, acum tu stai cu asta pe cap, dar să le tu rămâi cu asta pe cap, că așa este foarte, foarte bine pe tot parcursul episodului, dar să le pe tot parcursul concursului acestuia, tu rămâi cu ea pe cap, ok? Ok! Bine, papa, dar să le fac acolo ce ai tu de făcut, dar să le și gata, ok, mamă, deci dar să le vedem că sare în sol, nu știu care este faza cu el, dar da, astăzi o să-l trolăm pe Darusel, uitați-vă la Darusel cum sare în continuu, dar în fine, nu mai contează asta. Deci astăzi o să-l controlezi pe Darusel cu acest dispozitiv pe care le vedeți în mână și cu chestia aceea, dacă nu v-ați uitat, trebuie să uitați neapărat la episodul de ieri pe care, dacă nu l-ați văzut, nu o să vă dați, adică o să vă dați dacă seama, dar a fost foarte, foarte amuzant atunci unde l-am trollat practic toată ziua, oriunde, peste tot. Și astăzi o să facem doar aici la construit și o să fie super, super interesant pentru că eu o să-l pun să construiască niște chestii amuzante la care el nu se gândește și n-ar vrea să construiască în așa fel încât să-mi iasă mie mai bine, să câștig concursul, oricum câștigam de obicei, dar să fie și mai amuzant, să vedem și ce o să facă dar și ce o să facă după ce îi spunem noi, dar nu mai stăm la vorbă, o să vedeți când începem acum direct distracția, dar prima oară trebuie să mă apuc și eu, și eu nu știu ce să construiesc sincer, mă gândeam să fac ceva genul ceva de Crăciun, habar n-am că tot e sărbătoare asta, nu știu, să fac, nu știu, cred că o pădure, ceva, cu zăpadă, cu chestii de gen, da, nu știu, fac mai multe chestii de iarnă și vedem, începe momentan, la prima oară trebuie să mă duc acum repede la Darusel, știm totuși ce faci la acolo și să-l controlez, așa, din prima, să începem așa, din prima, intrăm direct în pâine, cum s-ar spune de la început. Opa, ce faci, mă, Darusel, aici, te descurci, mă, Darusel, faci bine aici, mă, tu ce faci aici, Darusel, uite-te în spate aici. Am voie să mă uit astăzi ca să vadă și oamenii, nu de altă, dar să am voie să mă uit astăzi, dar tu ce vrei să construiești aici, dar să le. Ia, faci, bă, din gură, hai, pleacă! Bă, dar să le, cred că nu mă înțelegi, dar să le, cred că nu mă înțelegi, ce construiești tu aici, spune-mi? O casă? A, dar să le, fii atent, dar să le, fii atent, nu vreau să faci o casă, vreau să faci, adică să faci o casă, dar să faci o casă de păsări, dar să le, într-un copac. A, ok, deci dar să le, te apuci de casă de păsări, bine, să sperăm că se apucă de o casă de păsări, ok, dar să le, o să mai vin, să mai vezi ce mai faci tu pe aici, mai vin mai încolo, dar să le, ok? Ok, papa. Ok, uitați-vă la Darusel, deci mă face urât, în fine, nu mai contează asta, dar ce este bine, l-am pus să fac o casă de păsări, nu știu, mi-a venit așa ideea asta și chiar sunt curios cum o să iasă totuși dacă fac o casă de păsări, dar o să facem mai multe chestii, asta este doar începutul, acum trebuie să ne apucăm și noi, trebuie să iau niște materiale și să ne apucăm să-i dăm drumul, că cine știe, adică eu pot să-i fac practic să construiască el altceva, să-l trolez și chestiile astea de genul, dar eu dacă nu construiesc nimic, cred că o să mă bată, dar asta facem astăzi, îl trolez așa, construiesc și eu și facem cât mai multe chestii. Bun, mi-am ales toate materialele, bine, nu sunt toate, dar probabil astea sunt cele de
de bază, practic mă ocup de chestiile astea și o să vreau să fac un film următor. Vedeți că am zăpadă aici, am niște chestii de-astea tot așa de zăpadă, am snow golem aici foarte, foarte frumos, am niște sapling-uri, am aici niște, da, niște lemn, practic pe aici am și un campfire cu care eu vreau să fac aici un fel, adică nu, cred că v-ați prins, sincer, vreau să fac o pădure cu campfire, cu chestii de genul, să fac un iglu, ceva de genul, ar fi super, super tare, chiar sunt curios cum iară și ideea aceasta, dar trebuie să ne apucăm aici să facem aici conturul, să vedem platforma unde o să stea aici foarte frumos, pentru că vă dau seama că nu o să fac pe tot asta, că este foarte, foarte mare și n-ar ajunge, sincer, adică da, dar facem aici o mică platformă aici, să vedem așa, să, practic, să avem și noi loc aici, să facem ceva foarte, foarte frumos și eu zic că o să iasă ceva super, super genial. Pe lângă chestiile acestea, poate să mai fac ceva, dar momentan să vedem ce o să fac eu aici și după ce fac eu aici podeaua asta, după ce fac platforma, toată platforma asta, vreau să mă duc și la Dark Souls să vedem ce mai face el, să vedem dacă s-a apucat totul să facă, dacă a mers ăsta de controlat și acum, dacă Dark Souls s-a apucat să facă o casă de păsărele, cum ar veni, și după vedem ce mai pune, ce mai pune să facem, să mai construiască pe acolo, îl pune să construiască altceva, nu știu ce mai pune, să spargă, nu știu, să facă cu roz, cu, nu știu, vedem noi ce facem, dar prima oară hai să terminăm noi aici și vedem după ce să facem. Bun, deci am făcut oarecum platforma, cam așa o să arate, probabil o să mai modific, o să mai fac ceva mai mare dacă nu o să am eu spațiu de treburi astea, dar uitați-vă ce idee mi-a venit, idee super, super tare, nu știu, mi se pare, arată super genial, nu știu, scrieți-mi și voi acolo în comentarii cum mi se pare treaba aceasta, adică uitați-vă puțin aici, am făcut aici, acum ar veni o cascadă și este înghețată că practic vine iarna, vedeți, a mai rămas apă pe aici, acum ar veni, că așa ar fi bine să stea normal, că e cu apă și a înghețat apa, o parte a mai rămas cât de cât așa, dar eu zic că arată super, super genial, acum mai trebuie să mai facem noi pe aici, să facem un iglu ceva, să facem un campfire, cred că pun campfire-ul direct aici, pun și eu aici un sapling ceva, mamă, dar trebuie să punem gres, că n-avem cum să punem cu astea, dar vreau să mă duc acum repede la Dark Souls, vreau să văd el ce a mai făcut pe acolo, dacă se descurcă, dacă face și el niște chestii acolo interesante, că totuși, mamă, deci arată ok, arată ok, bă, chiar arată sincer ok, îmi place cum arată, e așa drăguț, nu știu cum arată platforma asta așa, nici nu e ceva foarte, foarte mare, nu e ceva foarte, foarte complex, dar o să iasă ceva super, super frumos, adică după părerea mea, dar haideți să mergem acum la Dark Souls, chiar sunt curios ce face acolo, dacă s-a conformat regulile mele, adică dacă folosesc dispozitivul ăsta, el trebuie să se conformeze, așa ar trebui să fie normal, dar haideți să vedem. Bun, acum trebuie să merg repede la Dark Souls să vedem, bă, iar mă, bă, ce fai, mă, Dark Souls? Te-ai speriat? Da, acum m-am speriat cu asta, bă, Dark Souls, dă-ți mai ajuns de pe cap, Dark Souls, dă-ți vă pălăria, bă, Dark Souls, părăria aia frumoasă, bă, Dark Souls, dă-ți vă pălăria, așa mă, ia, mamă, Dark Souls, dar vezi că nu îți îngheață capul, așa mă, bravo, Dark Souls, arată mai bine, mă, asta tradițională, așa mă, ia, ce-ai făcut aici, mă, Dark Souls, casă de păsă, mă, unde te-ai conformat, bă, Dark Souls, dar ți-ai să faci un copac, bă, Dark Souls, așa ți-am spus. Stai, mă, ce fai aici, mă? Surpriză la final, ok? A, bine, hai, că e surpriză acolo, nu o să mă uit. Acum, dar lasă că o să mă uit. Vreau să pui, dar vreau să modifici partea aceasta, uite-te puțin, fii atent, dar vino puțin. Vreau să modifici aici, vreau să-l faci totul cu roz, dar în partea aceasta vreau să fie totul cu roz, dar în partea asta, ok? Ok, stai, așa, ok, gata. A, ce scrie acolo, dar să-l ai făcut sign-uri, ia, ce ai scris acolo, ia să o să final. Dar să-l pot să mă uit, am voie să mă uit, deci spargem-i asta aici, dar să-l... Nu, nu o să te uiți, tu nu o să te uiți, ok? Și nu o să te uiți, ok? Lasă-mă în pași, stai că mă mănâncă cap, ok? Că, hai, bă! Bă, ce bă, 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 dar ce cauți aici, bă, ia pleacă, bă! Ia ce cauți aici, bă, ia pleacă, hai, dar, hai! Să te mănâncă capul, mă, dă, puneți mai înapoi, gata, te-am mâncat capul, gata, puneți înapoi, dar să-l, okay, că așa e frumos, că dacă... Dacă primești, dar să le puneți aia în cap, dacă primești un cadou, așa e frumos, dar să le spui aia înapoi, ce să faci, o dai și eu, dar să le după ce, dar să le nici măcar nu te-am auzit bine mai devreme, dar în fine, dar să le vezi, dacă nu mai ai pe cap, puneți-o înapoi, dar să le, ce înseamnă asta? Pleacă de aici! Dacă ți pui, dacă ți pui plec, dar să le. Ok, acum pleacă! Gata, gata, deci atent, dar să le modific acolo cu roz, dar să le și acum lasă că o să vină, mă, o să mai vină, ok, mamă, deci vedeți, mamă, deci și-a dat, ăsta se închide așa, mamă, deci a dat, dar să le ai jos acolo, bă, și nu trebuia să-și o dea, bă, frate, nu știu, iar îl mănâncă capul, nu știu, scoate niște chestii, dar vedem că la un moment dat, adică l-am făcut înapoi să-și pun aia pe cap, ceea ce este foarte bine. Și acum să vedem ce să facem noi aici. Cred că o să fac igrul în partea aceasta pe undeva, ceva de genul așa, în partea aceasta. Nu știu exact cum o să-l fac, dar o să fac ceva de genul. Bă, eu zic că n-ar trebui să fie ceva super, super mare, adică cred că ar fi ok să-l facem fix așa în partea asta. Cred că ar da foarte, foarte bine. Bă, arată chiar, bă, mie chiar îmi place, sincer. Adică este o temă foarte, foarte șmecheră. Ce am ales eu aici, bine, practic nu e o temă, e ceva ce mi-a venit mie la alegere, practic noi nu facem nicio temă, practic aici facem căltrulez de dar să-i facem ceva random, că n-am venit să facem, să construim exact ceva, dar bă, eu zic că astea, o să iasă ceva super, super tare, dar aici trebuie să-l fac fix așa în partea asta și aici ar trebui să fie intrarea, cred că sparg ăsta, cred că sparg ăsta ca să fie mai bine așa și cam asta este intrarea, undeva ceva de genul pe aici, dar mă rog, bă, arată ok, chiar arată super, super tare, chiar sunt curios cum să arate rezultatul final și să mai mergem la Dark Souls, să mai trolăm cu ăsta de invizibilitate, doamne,
filtrăm. Mamă, dar și fiți scrieți și în comentarii că tot am zis asta de invizibilitate, scrieți acolo în comentarii dacă vreți să-l trolezi la fața ascunselea. Nu la fața ascunselea, și la fața ascunselea de fapt, dar și aici l-a construit cu invizibilitate ca să văd ce construiește și să-l trolezi, să construiesc după el, practic să fac aceeași construcție, să vedem cum reacționează. Bun, deci cam așa arată cum am făcut eu totul și vreau să mai fac ceva pe lângă, dar încă nu vă zic, vreau să vă prezint înainte de toate acestea este iglul, cam așa ceva de gen am făcut aici foarte frumos, un pat, un furnal și un chest, aici avem unde să ne încălzim, practic aici sunt niște snowmen din aceștia, cum ar fi oameni de zăpadă din aceștia, care practic este într-un fel tărâmul lor și cam așa arată. Acum mă gândeam să fac aici în spate, să fac un fel de castel, cum ar veni, pentru că mi se pare că l-am făcut foarte, foarte, adică aș putea să fac mai multe chestii, chiar vreau să fac mai multe chestii, dar înainte de toate, hai să facem asta și după vreau să mergem la Dark Souls să-i mai facem și noi troll, că să ne folosim și noi mai mult de chestia asta, să vedem ce mai face și el pe acolo, trebuie să-l trolez neapărat, să-i facem să iasă, bă, frate, că nici nu vreau să mă bată, dar în același timp vreau să-l trolez să fie cât mai amuzant, ca să-și dea seama după la final, la final de videoclip, vreau să văd cum reacționează. Mamă, deci Dark Souls chiar a făcut un copac, mă, în sfârșit a făcut un copac. S-a conformat practic regulilor mele, cum i-am spus eu, vedem că a făcut copac acolo, dar o să mă duc imediat repede la el, chiar sunt curios ce a făcut. Mă, ce... Da, cred că Alice sau Dark Souls s-au apucat iar să facă niște chestii de genul, să-mi pună mie troll, să-mi facă troll pe aici, să-mi pună blocuri, să vină la mine, dar sper că nu e Dark Souls, că altfel ar fi văzut ce am construit. Ce vrei, mă, Dark Souls, ce cauți aici, ce vrei? Ai terminat? N-am terminat, bă, Dark Souls, dar nu mai vorbi peste mine, că nu te aud. Ok, și atunci, bă, Rafali, eu cum am terminat? Ai terminat bine, dar vorbește și tu mai tare, Dark Souls, în fine, hai, du-te, rămâi acolo, Dark Souls, că eu mai am de făcut, Dark Souls, gata. Ah, este puțin, fii atent, bă, Dark Souls, vreau să văd ce ai făcut tu pe aici, ia să mă uit. Mamă, ce ai făcut? Mamă, ai făcut copac, mă, Dark Souls, cum ți-am spus eu? Da, bă, da. Da, ai făcut, mamă, și bă, parcă m-am auzit un sunet așa. Ai ce, bă, ce s-a auzit, Dark Souls? Ia să intrăm aici înăuntru să vedem chestiile astea de gen. Ah, ți-ai pus pe pământ. Ok, Darusele, nu mai face așa urât. Hai că am ieșit afară. Fii atent, bă, Darusele. Pe lângă asta, Darusele, fii atent. Vreau să faci aici, vreau să faci o mini căsuță de păpuși, să faci ceva cu roz, Darusele, și să scrii pe un sign că ți-e plac păpușile, Darusele. Așa vreau să faci, ok? Bine, mai pleacă. Gata, plec, Darusele, fă acolo. Hai să vedem ce face, Darusele. Chiar sunt curios cum o să facă să scrie că îi plac păpușile și toate chestiile genul că îi place să se joace cu păpușile, nu știu, dar acum hai să ne punem noi la treaba noastră pe care voiam să continuăm. Să facem aici foarte, foarte frumos un castel, dar bă, ce-am făcut eu aici picioare astea și nu știu care este faza cu ele, în fine, vreau să facem așa, hai că ducem tot așa, dacă tot am început chestia asta, vreau să duc aici să vedem cum o să iasă, dar avem o problemă, trebuie să ne dăm seama să vedem dacă o să fie aici, uitați, dacă punem așa, bam, să vedem dacă o să fie simetric, ca să iasă totul bine, că altfel o să fie cam nașpa, dar ia fiți, mamă, deci fix simetric l-am făcut, mamă, bă, nota 10, mă, acolo în comentariu, bă, bune, mă, nu, la simetrie nu vă puneți cu mine, da, foarte amuzant, dar este el, nu știu, sincer, adică, da, uitați, a venit la mine, da, în fine, nu, la, ok, lasă-ți, mă, că o să mă duc eu la el, o să mă duc la el să vedem dacă el a fost sau dacă eu fi Alice, mă, dar Alice n-a mai fost pe acasă, nu știu care este faza cu ea, pe unde o fi, de fapt, stați puțin, că Alice a dus să petreacă cu familia de 1 decembrie și încă văd că petrece, nu mai vine pe acasă, nu știu care este faza cu ea, dar mă rog, în fine, lasă, că stau eu cu Darius, ne facem noi aici treaba, să-l trolez pe Darius, pentru că asta îmi place, bă, astăzi, bă, îl trolez pe Darius, la maxim, l-a construit, bă, ce e mai frumos atât, adică, bine, asta ar fi fost bine să-mi o facă el mie, pentru că așa ar mai fi avut și el șanse să câștige, că oricum câștigă de fiecare dată. Am vrut să fac ceva mult mai diferit față de cum am făcut eu castele pe acolo, când am mai făcut castel și chestii de genul și cam așa arată. Nu știu, mi se pare interesant cum ar veni într-un fel este abandonat, dar nu prea, dar arată interesant. Aici am făcut un fel de niște țurțuri, cum ar veni, ai niște țurțuri pe aici și aici la fel. Și bă, eu zic că arată cât de cent. Aici am făcut un fel de turn, aici n-am făcut mari chestii. Aici în interior am pus un campfire, am pus pe aici chestiile astea de genul așa, hai să mai punem așa câte puțin. Și aici avem un fel de tron, cum ar veni, aici este tronul, stai foarte frumos aici la tron, regele, cum ar veni, uitați-vă că vine regele, ăsta este regele, cum ar veni, practic bine, nu, dar în fine, v-ați prins voi care este ideea. Și da, am făcut aici pușa, cum ar fi și cam atât. Nu știu, n-am ce să vă mai prezint mai mult de atât. Aici este o păpușă de asta pusă așa la mișto. Nu știu, mi-a venit mie să pun o păpușă aici și cam asta e atât. Sincer, eu zic că arată decent, chiar arată super, super interesant chestia aceasta. Mie chiar îmi place cum a ieșit rezultatul final. Și acum haideți să mergem repede la Dark Souls să vedem ce a făcut el, dacă s-a conformat regulilor, dacă a făcut chestia aceea cu păpușile, dar am zis eu acolo și toate chestiile astea de genul. Și să mai spargă și el ceva pe acolo. Nu știu, vreau, chiar sunt curios să totuși cum o să fie rezultatul final într-un la un moment dat. Practic la final. Adică înainte de toate vreau să scrieți acolo ce note îi dați Dark Souls când o să intru eu acum și ce note să-i dați și la final când schimbă toate alea. Și da, chiar sunt curios cum o să fie. Și scrieți-mi acolo în comentarii dacă vreți să facem treaba asta și cu Alice. Deja nu mai știu să mai vorbesc, hai că mă duc la Dark Souls, nu mai are rost.
mai vreau că vorbesc prea mult. Da, mă, da, uitați-vă, fix acum când am vrut să plec de aici, uitați-vă ce se întâmplă, mă, dar pe am pus eu, pusasem eu gheața aia, bă, uitați-vă că s-a topit gheața, mă, frate, cum s-a topit, mă, gheața? Bă, dar vedeți că arată mai interesant, chiar e mai mișto, mamă, zici că e o rachetă asta, nu știu care este faza, dar haideți să mergem acum repede la Darusel, să vedem ce face Darusel aici, chiar sunt curios. Mama, bă, Darusel, ce faci, bă, aici, bă, ai făcut casa de păpuși? Da, ia, mă, casa de păpuși alu, Darusel, bă, dar nu mai vreau să vin și vreau, știi, tu mai tare, Darusel, vin aici lângă mine ca să stau și eu bine. Nici chiar așa, dar să le fii atent. Hai să-mi prezinti mie casa de păpuși alu Darusel. Bine, ai zis foarte, foarte bine. Lui Rafael îi plac păpușile. Bă, stai, bă. Alo, bă. Rămâi cu șapca aia în continuu. Nu-ți mai da pălăria aia jos, că nu-i frumos, dar să le cadou și nu-i frumos să-ți dai. Bă, Rafaele, bă, dar nu știu, bă, Rafaele, bă. Îți mântui, bă, Rafaele. Aici poți să-ți spargă cineva blocurile, bă. Bă, dar să le nu-ți înțeleg ce zici tu acolo, dar fie, în fine, nu mă mai interesează asta. Fii atent, dar să le vin aici afară. Gata. Bă, dar care faci intr-un, bă, Rafaele? Care faci intr-un? Bă, ăștia au venit de la mine, dar vreau că am lăsat eu ușa deschisă, îmi pare rău. Bă, fii atent, bă, dar să le vin. Mai și speria, bă, vorbesc, bă, cel mai serios, chiar mai speria, bă, bune, chiar mai speria, dar fii atent, dar să le. Ok, ai făcut tu asta, dar să le și fii atent, știi ce vreau eu acum, dar să le. Fii atent, bagă un TNT, dă un TNT, ia un TNT în mână, dar să le și dă-ți un singur TNT fix aici să-l pui, fix aici să-l pui, dar să le. Fix aici, aici să-l pui, fix aici să-l pui, dar să le TNT-ul, fix aici și să-l pui, ok? Ok, da toate. Păi hai, pune-l, pune-l, dă-i și dă-i drumul, dar să le dă-i drumul la TNT și să vedem ce o să iasă de aici, dacă o să iasă mai interesant. Ia să vedem, chiar sunt curat. Ce fraieriaș! Bă, dar să le, cred că nu ne-am înțeles, dar să le, cred că nu ne-am înțeles, dar să le pune TNT-ul la dată, că dacă nu, dar să le, te scot din oraș, te dau afară din oraș. Așa, bravo, okay. Bravo, ia să le, lasă, să vedem, ia să vedem, ia. Hai, dar să le țin, așa, gata, bravo, foarte frumos. Dă-i curaj și lasă să explodeze. Ia să vedem. Dar să le, și fii atent aici, dar să le, vreau să faci aici ceva, să umpli așa, să faci ca și cum ai o piscină, dar să le aici, o piscină. Așa, foarte, foarte frumos, dar să le și fii atent. Vreau să scrii aici, să pui un sign aici, dar să le, și să scrii dar să le 2012, o să iasă din serie. Așa, dar să te o să fie șeful seriei. Ok, gata, nu, lasă că nu mai interesează, rămâi tu acolo. Ok, mamă, deci deja mă enervează. Uitați-vă puțin că faza este mamă, nici nu mai pot să... Ok, nu, trebuie să mă calmez puțin și revenim după. Bun, deci practic uitați-vă puțin ceea ce se întâmplă. Deci Darusel, ca de fiecare dată, e Darusel, practic nu funcționează chiar așa cum trebuie de fiecare dată, că de la Darusel e mai greu, adică Darusel e mai nebunatic așa de fel, dar în fine, oricum, mie îmi place ceea ce e și rezultatul totuși, chiar, adică e și că de ok, putem să facem multe chestii, dar să miră și așa puțin de el. Eu am terminat asta să fie tot și acum vreau să-l adu pe Darusel să-și dea cu părerea despre ceea ce am făcut eu aici și înainte de toate, dacă Darusel, că știți că Darusel să-mi dea notă mică, că eu o să-i zic să-mi dea notă mare. Deci dacă eu o să zic o notă mică, eu o să-i zic să-mi dea notă mare, nu mă interesează, sincer, o să dea notă. Să dea o notă sinceră. Nu, o să-i zic direct. Pot dar să le dau o notă sinceră și chiar așa o să facă și o dată în viață să dea notă sinceră. Uitați ce mi-a făcut, dar să le. Deci da, să apucă, da. Practic dar să le deja a văzut mă asta. Hai, mă, dar să le revino mai aici, că știu că ești aici, dar să le vino, hai, arată-te. Bă, de fapt, bă, ia să puțin. Bă, dar să el. Lasă-mă, bă, în pace, bă, lasă-mă. Bă, dar ce se întâmplă, dar să le dă să pun TNT-uri și chestii de genul la mine pe acolo. Bă, vină, bă, Rafaele, bă, uite, bă, uite-mă, bă, e satana. Mă, ce, bă, bă, dar să-i nebuni, nu, mă, vină după mine, vină după mine, dar să-i, vină aici, fii atent, dar să-i, mă, ce-ai făcut, mă, aici, ți-ai făcut asta aici, bă. Eu vrei. Dar să le deschide ușa așa și vină aici. Lasă ăsta, dar să le vină aici ca să fac prezentarea. Prima oară să vină la mine să vezi, dar să le. Ia uite-te, dar să le. Ce am făcut eu aici? Ia uite, ce pără, ce crezi tu că am făcut eu aici? Dar să le. Ia uite-te la tot ce am făcut eu aici. L-ai făcut pe bă, Rafaele, bă. Fantoma păpușa asta a rupt, bă, Rafaele, bă. Mă, ce, dar să le, mă, nu mă așa, mă, dar să le. Mă, ce? Bă, ce te speriam așa? Mă, ce, mă, dar să le. Ce cu păpușa asta? Ce cu ea? Este foarte urât. E foarte urât, mă, pleacă de aici. Am, dar să, na, uite-o e jos acolo. În fine, mă, dar să le, ce crezi că am făcut eu aici, mă, dar să le, lasă-mă păpușa aia. Zi-mi ce crezi că am făcut eu aici, dar să le. Ai făcut iarna, ce Crăciun, bă. Ce am făcut, mă, dar să le, rămâi mai aici, că nu te aud, vină după mine, lângă mine aici. Ai făcut o iarna, ai făcut iarna, ai făcut cu Moș Crăciun. Ai făcut la polul nord, mă, nu te înțeleg, mă, ce, mă, bă, iarna cu Moș Crăciun sau ce zici tu acolo? Da, mă, ai făcut la polul nord, la Moș Crăciun, mă, dar să le, adică da, e un de ăsta de iarnă, peisaj, da, ia, uite, fii atent.
Asta este iglul, dar în sele aici e o cascadă așa înghețat, știi că na, e iarnă, e frumos aici, avem un copacel aici, un brăduț, și aici avem un castel, dar în sele. Ce părere ai tu de ce am făcut eu? Fii atent, înainte toate dar în sele. Vreau să fii atent, dar în sele. Deci acum vreau să-mi dai o părere sinceră. Vreau o părere sinceră, dar în sele, să dai o notă sinceră și o părere sinceră. Nu mai sparge nimic, dar în sele, că o să fii descalificat și ne supărăm, dar în sele, s-a înțeles? Ok, bă, Rafale, stai așa. Mamă, bă, ce? La ce încerc? Nu e nimic, dar în sele, fii atent, vino aici. Mă, ce fac? Mă, nu mai dau, dar în sele, pe bune, gata, oprește-te. Hai să facem aici frumos, să vadă și lumea, dar în sele, că nu e frumos să facem așa. Deci fii atent, dar în sele. Ce notă și ce părere ai tu de ce am făcut eu partea asta cu iglu, partea asta și după de castel, dar în sele. În prima oară vreau să-mi spui aici. Asta o să dau nota 8, e bune, bine. Bă, dar nu mai pune, gata. Gata, mă, dar să deși atent, ai zis că îi dai nota 8 la partea asta cu iglu, da? Yes! Așa, lasă TNT-ul ăla, nu mai folosiți, am spus, și fii atent. Acum vreau să-mi zici aici ce notă îi dai tu la castelul acesta, dar să le ce părere ai? Uite-te că fii atent că am făcut și tronul aici, dar să le poți să te pui tu să fii regele aici a zăpezii, dar să le dacă vrei. Așa, bă, care sunteți fraierii mei care eu, dar să dau bun pe regele zăpezilor, eu am un mesaj pentru voi. Dacă nu dați like și subscribe, eu o să-l aduc pe Rafael la închisoare pentru că este nab. Foarte amuzant. Deci, dar să le oricum nici n-am înțeles. Nu, scrieți dacă în comentarii dacă ați înțeles ceea ce a spus dar să eu singur n-am înțeles, sincer. Bă, dar să le dați ce notă îi dai, mă, la castelul ăsta, dar să le chiar sunt curios ce notă îi dai la castelul pe care eu l-am făcut. Ia să dacă mult așa și așa, eu o să-i dau nota 9. Nota 9, bă, dar să le, bă, dar nu mai pune, gata, ți-am să nu mai pui asta. Bă, pune apă, pe bune, pune apă. Așa, gata, bă, dar să le fii atent, dar să le. În primul rând, dar să le spune și tu mai, dar să le nu, lasă, nu mai vreau nimic, nu mai vreau. Vino aici, fii atent, dar să le vino aici că vreau să vorbesc ceva cu tine, dar să le. Așa, mă, dar să le. Deci ce notă îi dai tu? Ce notă îi dai în total? Deci aici ai zis că ai dat 8, acolo ai zis că ai dat 9, nu aș da ce notă îi dai tu în total. Părere sinceră, dar să le notă sinceră. Deci fii atent, cu calculele mele eu o să-ți dau nota. Bam, bam, bam. Stai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, Nu, că ceea ce mi-a făcut Darusel ieri l-a construit, deja nu se mai poate. Adică, mă, pe bune, nu știu, scrieți acolo în comentarii că mie nu mi se pare normal. Deci eu astăzi, pentru că ce mi-a făcut el Darusel a construit atunci ieri, nu mai zic nimic. Lasă, vedeți, dacă n-ați văzut ca să vă dați voi seama despre ce este vorba. Bă, eu nu mai suport, sincer. Adică astăzi mi-a venit așa chef dintr-o dată mie să le enervez pe Darusel, vreau să le enervez toată ziua, vreau să-i distrug complet, ziua. Deci vreau să încerc cât mai multe metode posibile prin care eu vreau să-i distrug complet ziua. Și prima metodă care ar fi, oare gândiți-vă așa puțin, ce-i place lui Darusel cel mai mult, oare nu-i plac burgerii? Ce-ar putea să fac eu cu burgerii lui Darusel pe care el îi are în continuu în frigider? Păi aș putea să mă duc eu jos la el în cameră și să-i furt toți burgerii de acolo și să-i arunc la gunoi, nu știu, scrieți acolo în comentarii dacă este o idee bună, nu? Eu așa cred. Ok, și ca să facem prima metodă, hai să mergem acum repede jos, vedem ce face Darusel, mamă, de să văd ca să pot să fac eu toate. Bă, ce facem să aici? Hai, România, dă-i de gol, bine! Mamă, ce faci, mă, la ce te uiți tu, Darusel, acum? La fotbal, băi, e România cu Belgia, cu caca, cu nu mai știu. Bă, ce, e România cu Belgia, mă, ce faci, mă, tu ai burger, bă, Darusel, iar stai cu burgerii, mă, Darusel, dă-mi încolo de burger, mă, Darusel, că mă și enervezi, ia dă-mi toți burgerii de aici în mână. Dă-mi toți burgerii tăi. Bă, ia pleacă tu, de ce-a până bine, gata, plec, hai, du-te acolo, uite-te la meci, uite-te la meci. Mamă, deci, Darusel, să uite la meci, este bine că nu este la el în cameră, dar trebuie să intru repede tip-til pe aici, prin partea asta, să nu mă audă, ca să-i furt toți burgerii, să-i arunc la gune. Deci am intrat, ok, aici, am intrat foarte, foarte frumos. Hai să vedem câți burgeri. Mamă, deci are la burger, bă, Darusel, aici, dar nu e tot, că nu are doar pe ăștia, mai are pe aici, că știu că mai avea el prin... ok, deci m-a văzut, stați că mă duc repede să-i arunc acum, mă, ce mamă, Darusel, ce?
cu prostiile tale. Ok, uitați-vă puțin, deci prima metodă n-are reușit, pentru că de fapt da, trebuia să-mi dau seama. Uitați-vă puțin, deci dar să-l de fiecare dată, știți că așa face. Chiar dacă i-a aruncat, că mai aruncat el la gunoi, a căutat și în tomberon, practic, dar să l-a căutat în tomberon și a mâncat burger. Adică nu înțeleg ce aș fi putut eu să fac cu asta. Deci practic cu prima metodă nu prea merge. Sincer, dar hai să vedem următoarea metodă dacă o să meargă. Hai să întreb acum repede în casă să vedem, dar știți care este faza? Sper să nu fie la el în cameră, că dacă ok, deci aici nu e, mamă, deci s-ar putea să fie la el în cameră. Ia să mă uit eu, ia să intru. Ah, ok, deci nu e în cameră. E perfect, e perfect. Deci fiți atenți. Ceea ce vreau eu să fac acum stă în felul următor. Este foarte, foarte simplu. Uitați, mă, uitați-l acolo. Ok, să nu mă vadă, să nu mă vadă, pentru că vreau să intru la el pe calculator. Vreau să intru frumos aici, să-i dau bloc lui Ion și pe lângă cred că este aceasta, pe lângă să-i dau bloc, vreau să-i fur și calculatorul, să îl iau de aici, să îl duc ca să nu mai pe unde să se joace. Practic, așa este și o zi, practic cum ar veni, ar fi foarte, foarte frumos. Hai să iau ăsta, să iau și eu foarte frumos, gata. Deci iau calculatorul. Cred că oh, deci am luat, i-am luat și scaunul, iau și calculatorul și ce aici? Bă, Rafaele, bă, ai crezut că faci tu mie prank? Mă, tu ai chef de glume, dar răsile, gata, nu mai, dar tu ai chef de glume, adică, bă, bune, ce înseamnă asta, dar răsile? Cum să faci o gaură și să pui aici niște zombi, dar răsile? Ce înseamnă asta? E, bă, Rafaele, bă, da, te știu, Rafaele, te știu cu prank-urile tale, bă, Rafaele, bă, dar stai, bă, bă, alu, calculatorul meu unde, bă, Rafaele? Ce, nu știu, am plecat, pa, n-am niciun calculator, n-am niciun calculator. Oare vă întrebați ce caut la diner? Ei bine, aceasta este a treia metodă în care eu vreau să-i fac lui Darusel cea mai mare farsă posibilă, cel mai mare deranj, adică să le enervez 100% cu chestia asta. O să-i distrug complet ziua, pentru că vreau să vorbesc cu Federico, să-i dau niște bani, vedeți că am aici niște serviete și vreau să uităm aici câteva serviete ca să pot să iau și eu toate lucrurile din diner, practic să nu mai existe nimic, să nu mai existe mese, să nu mai existe absolut nimic, pentru că fiți atenți ce vreau să fac. Vreau să-l vii fac lui Darusel practic în felul următor. Vreau să-i zic să vin cu el aici, aibă Darusel să mergem la diner să mâncăm nu știu ce și când o să vin aici să vadă că de fapt nu mai e absolut nimic și că restaurantul lui preferat o să se închidă și Darusel nu o să mai aibă de unde să-și ia burger, pentru că ăștia sunt burgerii lui preferați. Să mai duce, adică trebuie să ducă până în partea aia la celălalt restaurant, dar e foarte mult de mers și nu prea-i placă ea. Dinerul este preferatul lui, dar haideți să facem acum, să facem trade-ul cu Federico, că dacă nu vrea Federico, nu o să ne iasă, dar să spunem că nu o să ne iasă, pentru că altfel nu putem să mai facem nimic. Dar eu zic că chestia asta chiar o să-l dărâm de tot pe Darusel astăzi, moral, și o să plângă, sincer, adică așa o să cred eu. Și spuneți-mi și voi acolo în comentarii dacă sunteți la aceeași părere cu mine. Ok, Federico, deci fii atent, am un deal pentru tine, am un trade. Vreau să facem o mică înțelegere aici pentru un moment, doar asta. O să spun eu toate lucrurile astea înapoi. Deci da, nu te impacienta, deci fii atent despre ce este vorba. Vreau să iau eu toate chestiile de aici, să dărâm totul locul acesta, să nu mai fie nimic, practic, ca și cum restaurantul se va închide și când va veni Darusel, că vreau să vin cu Darusel să-i fac o farsă, dacă încă nu te-ai prins. Vreau să vin aici cu el și să-i spui și tu aceeași părere, ceea ce eu am spus acum aici. Scuze-mă că mă încurc, dar sunt foarte entuziasmat. Nu vreau să vină Darusel la diner, pentru că dacă vine Darusel la diner, nu o să mai ne iasă prank-ul. Trebuie să termin eu toată treaba asta, să nu mai existe nimic și na, nu e nicio problemă. Dacă nu ne înțelegem, o să-ți dau și aici niște serviete, poftim, îți dau banii aceștia, să fie foarte, foarte bine și o să spun eu toate lucrurile astea înapoi, oricum la loc. Și da, cam atât. Nu vreau să fac probleme aici la restaurant, de-aia îți dau și banii ca să ai vânzare totuși, într-un fel. Dacă n-ai vânzare, îți dai eu banii cum ar veni pentru vânzare. Ok, deci mă ajuți? Ok. Mamă, deci se planul foarte, foarte bine. Eu trebuie să mă ocup acum. Deci începem cu toate chestiile astea aici. Le luăm foarte frumos și după aceea eu vreau să văd cum o să reacționeze Darusel acum la a treia metodă. Bă, și după vreau să-i fac ceva super, super tare, care o să-l dărâme mai rău, pentru că știți că lui Darusel, da, nu vă zic, lasă să facem treaba aceasta și vedeți după aceea. Bun, hai să începem cu partea aceasta, să luăm ceasul acesta, să luăm chestiile astea, luăm și mesele astea, mamă, dar sunt oamenii ăștia aici puse, păi, mamă, nu cred că pot să iau astea. Ok, deci oamenii ăștia cum pot să iau, pe bune? De fapt, lasă, hai că lăsăm astea, stai că scoatem noi chestiile astea de aici, scoatem chestiile astea de aici și vedem ce o să mai rămână. Aia e, sincer că n-avem ce să facem mai mult de atât, nu pot să scot eu oamenii de aici, dar mă rog. Bun, am terminat, uitați-vă că am scos și semnul acela unde era burgerul aici, foarte frumos am scos și unde scria restaurantul diner numele cum ar veni, practic, și dacă intrăm în interior vedem foarte frumos că nu se mai află nimic pe aici, mai sunt oamenii ăștia pe care nu pot să iau, că nu pot să-i dau de la masă și toate astea, dar o să zic lui Darusel cum ar veni că, na, să-i zică și Federico cum ar veni că asta a fost ultima zi, până acum gata, s-au scos toate lucrurile și oamenii mai stau la mese aici doar să vorbească și cam atât, că n-au altceva de făcut, pentru că restaurantul se va închide și va fi doar un loc, așa, unde mai vin oamenii să mai vorbească și chestii de genul. Chiar sunt curios cum o să iasă. Deci, Federico, îți mulțumesc foarte, foarte mult, îmi pare rău că ți-am scos toate astea, dar o să-ți le pun eu înapoi, uite, îți mai dau niște serviete dacă nu ți-ajung alea, sincer, eu pentru tine fac orice, ok, deci gata, bine, eu pentru el fac orice, bine, nu înțeleg de ce am zis asta, dar mă rog, lasă, vedeți, mamă, deci chiar sunt curios,
chiar sunt curios deja. Bă, vedeți că eu vorbesc prea mult acum, sunt entuziasmat, nu mai pot. Bă, eu nu cred că mă opresc acum din vorbit, pentru că chiar sunt curios de reacția lui Darusel și să sperăm că este o metodă foarte bună prin care o să-i distrug eu ziua astăzi. Bă, Darusel, fii atent, hai să mergem la diner, Darusel, să mai mâncăm, bă, că nu te mai duci, n-ai mai fost la diner. A doua, bără, Felicentin, dacă tu nu pui acum calculatorul de bătă, ai înțeles, hai, pune-l acum, hai, pleacă, pleacă! Ce să spun, mă, calculatorul? Ce calculatorul să spun, mă, că n-am niciun calculator, dar tu ai nebunit? Da, bără, Feli, da! Bine, gata, gata, hai că ți-l pun, gata, mamă, deci deja mă enervează pe mine, cred că îmi distruge mie ziua complet, nu înțeleg de ce am vrut să fac treaba asta, dar mă rog, în fine, hai că-i pun, mă, de fapt, îi le las aici să și le pună el, mă, îi le pun aici în sertar, nu stau eu să și le pună el, practic, adică să și le pună el, nu stau eu de treburile astea ale lui, sincer, dar în fine, hai să mergem acum repede, chiar sunt curios cum o să reacționezi, dar se le gata, mă, de băi, dar se le fiate, mă, să ți le pui tu, mă. Ce fraier ești, da, ce fraier ești tu, dar să le că nu ți-a reușit, în fine, deci fiate, dar să le așteaptă, mă, stai puțin, bă, dată unde... Da, deci pe mine mă enervează, dar să uitați-vă puțin, deși a luat ăsta de invizibilitate, da, mă, nu de invizibilitate, de invizibilitate a fost de mult, dar vedem că acum și zboară, dar Darusel, cu magia aia pe care a învățat-o el de la vrăjitor, deja mă enervează, sincer, dar, bă, da, bă, dar să le vină mă înapoi, hai că știu că te-ai făcut invizibil, vino aici lângă mine, că vreau să te dar să le aștept. Mamă, deci pe mine mă enervează la culme, sincer. Mă, dar să gata, oprește-te cu ăsta, dar să le că trebuie să... Hai, bă, dar să le gata, nu-ți mai merg, nu-ți mai place pe jos, bă, pe jos. Bă, da, bă, da, semnul cu parcărunde-i. Ce semnul cu parcărunde-i? Ăla, da, cu, bă, da, chiar unde? Bă, da, chiar nu mai scrie nici diner, tu vezi că nu mai scrie restaurant aici, sunt diner. Bright, bă, asta era, mă, asta era, mă, dar să le asta era aici, dar uite-te acolo deasupra, că nu mai scrie diner, tu nu știi că nu că scria diner acolo deasupra, bă, dar să le da, nu mai vrei că este mine, așteaptă, mă, așteaptă, bă, dar să le ce s-a întâmplat, de ce nu mai e nimic pe aici? Bă, Federico, bă, Federico, ce s-a întâmplat, bă? Mă, ce mă da faci, ce mă dar să le, bă, vorbește mai ca lumea, dar să le, că nu te înțeleg, bă, dar să le vorbește ca lumea, că nu te înțeleg, ce, cum adică, bă, dar să le, dar ce s-a întâmplat, pe bune aici? Nu știu, bă, Rafale, bă, nu știu, bă, Federico, bă, dar de ce se închide, bă, diner? Asta fale mea, bă, cum adică, bă, mi-ai refinat cu Rafael, bă, și ce vă plătea, bă, nu mai fac, bă, dar să le, bă, dar gata, mă, ce puțin, mă, ce, bă, să închide dinerul sau ce, bă, dar nu te înțeleg, dar să le, de ce faci așa, mă, dar să le, ce de ești așa supărat? Bă, dar e restaurant, bă, stai, mă, dar să le mai închide, bă, dar să le, bă, fii mai calm, dar să le, că nu te înțeleg ce zici, și tu mai calm, dar să le mai rar, cum ar veni, să te înțeleg și eu pe tine, dar să le, cu toată gura. Deci, bă, Daniel era restaurantul meu favorit, bă, Rafael. Da, mai tare, bă, dar să le, gata, era restaurantul tău favorit, ce, să închide? Da, bă, Rafael, bă, și acolo nu-mi place, bă, nimeni la... Bă, dar trebuie să-ți vină în ureche, dar să le, ca să vorbești cu mine, sau ce, ești așa de supărat? Da, bă, Rafael, bă, da, dar să le, ce supărat, îmi zici și mie, ce, să închide, pe bune de tot? Da, bă, Rafael, hai, casă, mă, că m-am supărat, hai, casă. Băi, seama, de ce vrei să vrei? Uitați-vă puțin, deci chiar, chiar a mers, l-am supărat extrem de rău, deci a zis că pleacă acasă, uitați-vă la el cum a plecat acolo, deci a plecat, bă, dar să le, bă, Federico, fii atent, îți mulțumesc pentru tot, îți mai dau aici niște serviete, că mai merg, sincer, și da, bă, frate, dar trebuie să pun asta la loc, asta este partea foarte nașpa, dar mă rog, i-am distrus complet ziua lui, dar să le, eu trebuie să pun astea la loc, dar o să le pun, ai, nicio problemă, dar, da, acum trebuie să ne gândim și la a patra metodă, pentru că a treia metodă și a doua au fost reușite într-un fel, dar a treia chiar a fost, asta chiar a fost reușită. Prima n-a fost reușită din păcate, dar să din ce să mai iasă în viitor. Mă, ce facem? Uitați-vă puțin la Darusel ce a făcut. Deci, deci îl distruge de tot, mă. Wow, foarte. Bă, Darusel, ce faci acolo? Bă, alo, Darusel, ce faci? Bă, lasă-mă în pace, bă, lasă-mă în pace. Mă, ce, Rafale, bă, dar cum se închidă, bă, Daniel, bă, lasă-mă că sunt supărat. Bă, dar să le, da, și tu trebuia să distrugi asta, tot acum ce faci tu? Acum trebuie să repare oamenii ăștia de tot, nu? Da, bă, Rafale, da, așa, da, ce? Da, dar să le, știi ceva, hai, pleacă, lasă-o. Bă, uitați-vă puțin, mă, nu, că deja mă enervează, păi, mă, ce caz, mă, după mine, dar să le, ce mai vrei, ești nesimțit, tu le distrugi la oamenii ăsta tot, poate voiau să renoveze, dar să le, și cine știe? Deci, dar să le pleacă, în fine, mamă, deci mă enervează că acum eu trebuie să fac asta, mai era, uitați-vă, trebuie să repar și reparațiile astea, trebuie să repar totul, mă, daunele astea de le-a făcut, dar să nu, că deja mă enervează sincer pe mine. Adică, mă, ce? Da, nu mai am nimic de zis, sincer, hai să trecem la a patra metodă, că deja, cred că n-ar trebui să mai fac. Bă, ce facem? A patra metodă începe chiar acum și nu vă zic prea multe, întreb repede peste Darusel în cameră. Bă, Darusel, bă, ce faci, mă? Bă, da, chiar așa Rafale să-ți dea bloc, bă, Rafale, bă. Tu ai dat bloc lui Ion, bă, Rafale, și chiar ai simțit? Bă,
nu, nu i-am dat niciun bloc, bă, dar să le, ce mă, ce-ai pățit? Bă, acum mi-a zis, bă, că i-am dat eu bloc, e vina mea, bă, Rafale, dar tu ai fost acolo, bă, tu ai fost, bă, și mi le-a calculatorul și probabil i-a dat bloc, bă. Ești chiar nesuțit, bă, pleacă de aici. Bine, gata, dar să, dar nu mai țipa așa la mine, că dar să le zici că e vânt în casă, dar să le la cum țipi, în fine, mă, dar să le, bă, dar stai, bă, puțin, dar să le, hai să mergem la școală, bă, dar să le, că trebuie să mergem la școală, ne-a chemat repede la școală, bă, dar să le, trebuie să mergem la școală, acum. Stai, stai puțin, tu ești fericit. Mă, uitați-o puțin, dar să le fericit că merge la școală, adică... Bă, lăsa-mi doar că plin la școală, bă, bura, bă, hai! Bă, dar să le-am să te întreb ceva, așteaptă, tu ești fericit că mergi la școală? Nu, bă, Rafle, dar eu vreau să scap din școală mai rapid. Aolă, bă, dar să le, uite, bă, am revenit la școală, bă, dar să le, că n-am mai fost de mult, bă, dar să le. Da, bă, eu am și plecat. Unde? Wow, de iar îți dai invizibilitate, bă, dar să le, am, gata, hai că trebuie să mergem la școală. Bună dimineața, bună dimineața, bine, bună dimineața, bine ați revenit la școală, de mult nu v-am mai văzut. Da, da, în fine, hai, bă, dar să așteptăm și pe mine, bă, unde te duci, bă, asta, ai răbdare, ai răbdare, aici, la treabă. Bă, bă, asta era clasa. Bă, nu e aia clasa noastră, dar să le, asta era clasa noastră. Bă, Rafale, mi-e frică. Hai, bă, că am deschis ușa, dar să le, gata, hai, intră repede. Bună ziua, bună ziua, bună ziua, bună ziua, bună ziua. Mă, unde a plecat, mă, ăla? Bă, dar să le, stai un puțin, bă, dar să le, vină, mă, înapoi, bă, unde pleci, mă, dar să le, vină înapoi, bă. Hai să mergem, ce-i, mă, de ești fricos așa, dar să le. Bună ziua. A, ești fricos, bă, dar să le, ok, ok, ok. Stai fricos! Nu, stai, mă, puțin, stai puțin, tu n-ai auzit, bă, dar să le... Oho, era și cazul să mai dați pe la școală. Ce tot ați făcut pentru asta, știți că nu scăpați așa ușor? Da, am avut... Am avut niște treabă și ne scuzați, n-am avut probleme. Dar să le-a fost în spital, n-a putut, am stat cu el, uitați-vă, săracul, nici n-a mai mâncat de foarte mult timp, la cât a stat, a fost în comă, în fine, hai, dar să le lasă închide ușa, hai să ne punem în bancă. Da, ne bucurăm că am revenit la școală, nu-i așa, Darsel? Da, bă, da, bă, banca mea, bă! Păi tu ai pus-o, mă, nu mai știi, doamne, Darsel, acum vii aici să faci de-astea, Darsel, după ce că n-ai mai fost pe la școală, Darsel, dar nu mai cine treaba asta, în fine. Ia, mă, să mai văd și eu ce, mă, cum era clasa asta pe aici, mă, frate, pe bune, adică era foarte, foarte, da, în fine, mă, ce faci, mă, Darsel? Bă, fentele, bă, fentele, bă, și ce faci, bă, uite, fentele, uite, bă, ce TikTok faci, uite, TikTok, uite, TikTok, uite. Ce faci, mă, te uiți pe telefon, mă, lasă-mă telefon, Darsel, stai un puțin, Darsel, treci la tablă, că te ascult repede, hai că nu avem timp de stat, dacă nu-ți dau direct 2 și am terminat, Darsel. Ok, hai că mă duc așa, deci, întrebarea, 2+2=5. Da, foarte, Darsel, tu crezi că e 2+2=5, pe bune? Da, să vedem ce spune profesoara, Darsel, acum, pe bune, adică pe bune. Deja au dat sumiștur cu mine să vă fie rușine, 2 la mână, 2 la revedere, ce? Bă, da, eu ce-am făcut? Bă, dar să le vorbește în frumos, dar să le, că e un om în vârstă, dar să le, dar eu ce-am făcut? N-am făcut nimic, ai bine, ai, la revedere, lăsați-ne în pace, ai, pe bun. Bă, uitați-o. Bă, vino! Ce? Bă, eu m-am săturat, bă, de școala asta, bă, m-am săturat de ea! Bă, ajutor! Da, uitați-vă puțin, cred că mai rău mi-a făcut rău singur eu astăzi, dar mă rog, în fine, trebuie să repar dinerul acolo, trebuie să mai dăm despăgubiri și la școală, că am făcut treburile alea, să nu avem probleme cu poliția, am primit și nota 2 și eu totuși, adică eu am zis chestiile astea să mai mergem pe la școală și toate chestiile de genul, nu că n-ar fi rău, dar știți care este faza? Da, nu știu, de fapt nu că ar fi rău să mergem pe la școală, că n-ar fi, nu, adică nu e rău, adică trebuie să mergem, nu știu ce am zis mai devreme, dar în fine, deja sunt foarte, foarte supărat, așa, obosit, deja nu mai știu ce să mai fac, sincer. Trebuie să facem și a cincea metodă, dar înainte de aceasta vreau să vă spun un fel următor, dar sunt deja mai enervat totuși, adică cred că mai rău mi-am distrus eu ziua asta, dar mă rog, nu știu. Pentru a cincea metodă vreau să vă las pe voi acolo în comentarii să-mi scrieți ce vreți să fac în alt episod, pentru că vreau să fac un episod special în care să-i fac o farsă lui Darsel și asta este a cincea metodă pe care o să o alegeți chiar voi acolo în comentarii, să facem într-un episod separat, vreau să fac treaba asta să fie super, super tare, poate vine și Alex să mă ajute la farsa pe care o să-i fac lui Darsel. Dar scrieți-vă acolo în comentarii ce idei de farsă aveți să-i fac eu lui Darsel, pentru că chiar sunt curios de creativitatea voastră, ce idei vreți să faceți și poate cine știe cea mai șmecheră idee, pe aia o să o punem în aplicare, pentru că chiar sunt curios ce idei aveți și da, nu știu, eu cred că ar trebui să mă pun aici să mă culc, că deja trebuie să dorm, nu știu, că nu mai am ce să mai fac ziua asta, a fost într-un fel un eșec, am mai și râs, dar într-un fel mi-am făcut și mie rău, nu mai am nimic de zis, mă pun la culcare, papa.
Mamă, ce zi minunată, hai să ies pe afară să văd cum se prezintă vreo... Rafale, bă, lăsați-mă, bă, lăsați-mă! Rafale, ajută-mă, bă, ajută-mă! Mă, ce mă, Darusele, mă, ce mă, ce mă te faci așa, mă, tu ai nebunit, mă, cine te alergă, că nu e nimeni după tine? Nu, Rafale, fii atent, eu mă bucat de alergat și acum făceam un experiment să văd dacă alerg mai repede, dacă mă prefac că sunt alergat de câini. Cum adică să fie alergat, bă, Darusele, oricum înțeleg ce zici, dar am înțeles că tu ai zis că faci un experiment ca și cum ești alergat de câini și... Cum adică te cum te-ai apucat de alergat? Faci tu vreun sport, Darusele, ce ai apucat de alergat? Gata, pe normal, Darusele, dacă te mănânci burgeri în continuu, Darusele. Așa, Rafale, fii atentă, eu acum am un loc în care să alergăm amândoi, bă. Bă, dar, bă, Darusele, gata, am înțeles, să alergăm, să-i mă, potolește-te puțin, Darusele, că nu prea te înțeleg, bă, Darusele, ai alergat destul, bă, gata, nu mai alergat tu de mult, Darusele, că nu eu te înțeleg ce vorbești, Darusele. Și mă iei și pe mine să vorbesc așa și nu mai înțeleg nimic, Darusele. Stai, ce-și fii atentă, Rafale, eu vreau să te duc la un loc în care putem să alergăm noi, tu ești pregătit? Da, vorbește-te mai tare, Darusele, gata, oprește-te, mă, stai, mă, calm, Darusele, calmează-te, calmează-te, ce ai de-aia alergat atâta, gata, nu, bă, Darusele, mai vrei să mai alergi încă o dată și tu nu vezi cum ești în halul ăsta? Da, mă, Rafale, mă, hai să mergem, mai. Darusele, poți să-mi spui și mie unde m-ai adus, ce căutăm aici, ce e cu locul ăsta, Darusele? Da, m-a dus la curse cu Lucky Block, bă, Rafale, cu Lucky Block, uite aici, așa, echipe, patru echipe, albastru, roșu, verde și galben. Păi noi suntem doi, mă, Darusele, noi suntem doi, mă, Darusele, păi eu o să-mi aleg echipa albastră, ca de obicei, Darusele, tu ți-ai ales roșu, că așa e, da, fii atent, bă, Darusele, fii atent, bă, stai puțin, și ăsta e Lucky Block, de la te alergi și ce se întâmplă după la final? La final ne batem, uite așa, bum, bum, șa! Wow, ce-ți place ție, Darusele, să ne batem, ok, hai să-i dăm drumul, Darusele, și atent, scrie, bă, ce, ia, în 10 secunde, mamă, Darusele, și atent, ca să te bat, scrie-mi acolo în comentarii cine crezi că o să câștige Lucky Block-ul acesta. 2, 1 și... Da, mamă, ia să vedem, suntem primul Lucky, n-a picat nimic, bă, Darusele, ce-i ăsta, ți se pare că merge ăsta, bă, Darusele, mie nu-mi pică nimic, bă, Darusele, 2 Lucky Block-uri la rând, n-a picat nimic, mamă, ce ai făcut, mă, te-ai blocat acolo, bă, Darusele, spor acolo, să sparge, stai că e cu apa acum, s-a făcut un mecanism, mi-am luat de la, mamă, ce faci, mă, dai cu TNT-uri, bă, Darusele, nu-i corect, bă, ce faci, mă, acolo, bă, Darusele, mamă, ia, că mi-a picat ăsta, mamă, deci e foarte intens, ce să spun, bă, easy. Bă, Darusele, nu cred că se face așa, nu mai face așa, Darusele, că nu-i corect, mamă, mi-ai furat și toate itemele, bă, Darusele, uite, mi-ai furat itemele, dă-mi-le, bă, înapoi, mamă, ce faci, mă, te blochezi acolo, bă, Darusele, dă-mi itemele înapoi, bă, n-ai voie să vii așa, bă, nu, bă, da, așa se face, pa, ce fraier ești. Ok, cred că la Lucky Block-ul ăsta e cam enervant și tu, Darusele, ești mult mai enervant pentru că tu nu-i corect să faci tot. Așa, bravo, vezi, Darusele, că bă, Darusele, ce Lucky Block-ul ăsta, că deja cred că îmi faci foarte mari nervi, Darusele, numai că nu te mai supăr, pe bune, cu Lucky Block-ul ăsta, bă, Darusele, trebuie să mor eu aici, trebuie să stau o groază, dă-te, bă. Mor, bă, du-te, bă, de aici, bă, nu, bă, Darusele, întreba, uite pe aici, pot să trec, bă, Darusele, dar trebuie să trec la ala, bă, dar nu vreau să mai mor, ok? Deci e foarte... Bă, ce fai, mă, tu mori acolo în continuu, bă, Darusele, ești cam slab, Darusele. Fraiere, păi vezi, mă, Darusele, bă, dar n-ai voie, ce nu înțelegi, când ai zis că ne batem la final, ce tot cauți acum, că n-are niciun sens, Darusele, adică, pe bune, ce rost mai are să te mai... Ia pleacă, mă, de aici, fraier, dacă ești fraier, uite cât de fraier, Darusele, bă, dar nu mai, bă, pe bune, gata, nu mai faci așa, Darusele, că trebuie să ne batem acum la final, Darusele, după nu mai are niciun farmec dacă ne batem înainte, băi, ce înseamnă asta? Dai, bă, Rafale, eu n-am niciun dat! Hai că, fii atent, că am asta și poți să-mi dai enderplay, fraiere, Darusele, te-am bătut, te-am bătut! Bă, Rafale, iau-te și-a! Bravo, bravo, am și eu astea așa, Stai, da, eu să te las, Darusele, mamă, fii atent, Darusele, că avem aici de urcat astea, sper că poți să fac aia, ia fii atent, că pot, mamă, am crezut că nu pot să fac asta, ok, să vedem aici, mamă, Darusele, deci eu mă apropii, fii atent, Darusele, că am ceva special de Crăciun, Darusele, ia uite ce am, eu am un bețișor de la Darusele, de la de să mănâncă, de la Candy Cane, Darusele, am de la tuna, așa ceva, fraiere, okay, bă, dar ce nu pică din asta nimic, ok, din asta picat armură pe care eu am deja și nu mai am nevoie, mamă, bă, ce-mi pică, mă, mie flori, ce pot eu să fac cu niște flori, în fine, nu mai contează, stai să dăm de aici, nu, creeperi, fii atent, Darusele, ce faci, mă, aici, bă, Darusele, ce faci, gata, am vrut să fac troll, Darusele, gata, hai să trecem, că suntem aproape de final, Darusele, și trebuie să ne batem, ok, nu mai da, gata, rămâi, bă, nu mai da, că te... Mamă, bă, Rafale, te-ai dus! Ok, Darusele, îți mulțumesc foarte mult că mă dai aici înapoi și eu nu mai am, Darusele, cum o să ne mai batem noi la final? Care să mai fie farmecul când eu n-o să mai am absolut nimic? Spune-mi și mie, te rog, Darusele, că chiar sunt curios, adică, uite, te-am ajuns la final...
Dar să le cred că la Kiblă costă să-mi facă foarte, foarte mulți nervi. Pentru că dar să le nu știu, bă, dar nu am ce să fac. Eu cred că trebuie să mă duc pe părțile celelalte. Cred că o să mă duc pe bune. Adică fii atent, dar să le mă duc pe partea verde că nu se mai poate. Trebuie să mă duc da, de la Carosele, bă, da, da, și eu, și eu. Păi și eu. Da, sau da, dar să le. Păi, a, ce mi-a picat mie. Mamă, ce mișto e partea asta verde, bă, dar să le eu să te bat 100%, 100%. Deci fii atent, mamă, deși îmi pică mă același lucru, bă, dar să le. Mă, ce mamă, să zici ce fac eu cu asta, ia să mă duc pe partea asta. Eu culeg pasta, că practic a rămas fără, că tu mă bați, dar să le nu înțeleg de ce faci tu treaba asta, dar mă rog, ok, am primit și asta. Deci am furat armura, mai am nevoie de niște sabii. Opa, 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 mamă, stai că vine, stai, vine, stai. Sabii n-am, bă, sabii nu am, dă două sabii. Ah, arângolem, bă, arângolem. Ce ai arângolem, mă, dar să le ai arângolem, ce faci cu ele? Ah, să ce se întâmplă acolo, bă, dar să le, că vreau și eu să vin acolo să văd, dar să le, dar nu pot. Mă, stai, stai. O, a ce fraier, bă, a ce fraier. Doamne, cât de prost sunt. Ok, pentru treaba asta trebuie să ordin-o, bă, dar trebuie să am puțină răbdare să văd aici, să fac aici foarte frumos. Ia, ia, gata, 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 urcat și acum mă duc aici frumos și mă duc pe partea asta și zic cine pică, că nu mai am armură, nu mai am nimic. Mamă, diamante multe și, mă, emeralde cu multe chestii, iron, ok, ia, putem să ne facem, dar n-avem crafting table, nu știu cum putem să ne facem altceva, dar mă rog. Mamă, ce ai te-mi opeam, bă, Rafaele? Da, eu am de gold, dar să le am armură de gold și aia vai de capul ei, dar să le fac să-mi vadă, mă, mă, practic. Elytra! Fii atent că mi-a picat candy cane și de-astea, mamă, fii atent că îmi dă asta chestii mișto, mama, am un lasou, dar să le cred că te iau ca pe, ca pe porculeț, dar să le ca pe un porc, te iau și, bă, stai că vine Enderman, vine Enderman, vine Enderman. Rafaele, Rafaele, zi-o foc! Nu dai mă niciun foc, bă, ce faci mă acolo, tu aștepți pe mine, ce-mi faci, bă, dar, a, să unte și mă, bă, nu, 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 ok, 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 mă, dar să le, da, am și eu, bă, dar n-am nimic, bă, pe bune, adică pe bune, dar să cheam, chiar, da, cât de fraier. Mă noroc că ai pus tu asta aici ca să poți să urci eu, pentru că și tu ai căzut, dar să le ce crezi că și tu ai căzut, am văzut, așa, așa. Deci fii atent, lasă-mă pe mine să iau toate astea de aici, că eu n-am absolut nimic, dar să le și nu se lasă. Da, mie îmi dă TNT pe aici, oh, sabie, sabie, sabie. Nu, nu, nu. Cine râde la urmă râde mai bine, știi, zica la aia, dar râsele vorba aia, da, știi vorba aia, cine râde la urmă râde mai bine, pe fiate, dar râsele, că tu... Frate, nu uite, eu că mi-am lacrimile, frate, nu, nu te nici dacă, dacă folosești shake-uri, dar râsele, dacă folosești shake-uri normal, de fapt nu, că te-ai spune tot. Da, cred că, dar să le știi că suntem aproape de final și noi n-avem iteme, adică eu n-am niciun pic de item și nu o să putem să ne duelăm cum ar trebui, dar să le... Nu știu, bă, Rafaele, nu-mi pasă, nu mai știu, bă, stai, 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 așa. Așa, 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 și mie îmi pică de aici absolut nimic, adică ce pot eu să fac cu asta, mă, dar să le, și cum ne... Bă, ok, și Blazer aici, mă, dar să le, și ajung aici la final, ajung la final și nimic, bă, dar să le, trebuie să reluăm harta asta, că nu mai avem ce, bă, pe bune, dar să le, nu, trebuie să le reluăm, dar să le, gata, pe bune, adică, ia, ce, ia, ia, bă, dar nici nu merge să ne batem, dar să le, tu vezi? Ia stai, mă, ia stai, așa. Așa. A, bă, normal, bă, Rafaele, bă, normal! Păi de ce nu merge, nu? De ce, de ce, bă, bă, ce? Bă, stai puțin și eu, de ce nu poți da în tine? Bă, dar să, bă, nu-i corect. A, merge, 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 merge. A, fii atent, dar să le, te-ai dus, te-ai dus. Bă, 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 da, dar să le, dar, da. A, păi tu te dai pe creativ, mă, dar să le, ești nesimțit? Păi ce, a, bă, ia, 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 ia. Bă, stai, stai, nu, Elytra, Elytra. Bă, nu, n-am câștig, bă, nu, a, bă, bă, Nicore, bă, Rafaele, ne facem, ne facem, hai, da, refacem, pe trebuie să refacem oricum, dar rezele, că n-a fost nimic interesant până acum, dar acum să refacem, ok, și ți-ai puțin, trebuie să ne alegem, mă, ia fete, că mă duc la blu, bă, nu, bă, dar s-a stricat harta, dar rezele, ce mai facem noi acum? Bă, nu, bă, Rafaele, uite, gata, a, gata, 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 mamă, mamă, dar să le folosești tu, hei, coordinat, ok, fii atent, ți-ai ales tu, ăla, eu mi-aleg blu, cum ar veni, dar să le, bă, dar să, da, fii atent, fii atent, stai puțin, stai puțin, înainte să dai start, ok, ai dat start, dar fii atent, dar să le facem corect, fără să ne batem înainte de final, dar să le, ca să ajungem la final să ne batem. Yes, sir. Bine, mă, dar să le, hai să vedem, 3, 2, 1 și fii atent, hai să vedem cine o să câștige și trebuie să am grijă, dar să le, să nu murim aici, asta e problema, dar să le, deci o să iau interpelurile. Bă, dar... de aici, bă, dar din prima am murit. Păi dacă ai vrut să dai din nou mine, dar să le, vezi ce se întâmplă? Da, nu, bă, Rafaele, te ne. Da, fii atent, că eu am Elytra, dar să le, am Elytra, fii atent, că am Elytra și o să scap, o să fie, o să-mi fie foarte ușor, de fapt, stai puțin să-mi pune Elytra foarte, foarte frumos, așa, și mă duc așa, dar să le, mamă, zbor pe aici, nu știu, mamă, e foarte, bă, nu, 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 mamă, mamă, bine că am Elytra, nu, 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 bă, dar e normal că e Lucky Block, dar să le, nu, e, nu trebuie să fie troll, tu m-ai adus aici în primul rând, dar să le, nu, nu, zic că mor, bine. A, n-ai murit, dar să le, normal că nu o să mor tu, dar să le, că tu ești maker, dar să le, nu e așa. Uite, a, stai, stai, așa, așa, easy, 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 bă, bă, lasă-mă, bă, să mor, ha, ha. Ia, ia, mă, dar să le, ia, fii atent, hai că te ajut, hai că te ajut, ia, 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 uite, mă, dar să le, vezi că te ajut, dar să le, uite, da, vezi că te ajut, dar să le, vezi că te ajut, nu sunt eu un prieten bun, dar să le, să-mi spui tu mie că nu sunt prieten bun, dar să le, că pe bune, sunt cel mai bun prieten, nu? Bă,
Burafale, bă, dar sunet să zici ăla. Ce? Săgețile. Ah, lasă-le, 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 că-ți mai pică, nu e nicio problemă, dar râsele, asta să fie ultima problemă, fiate. Mamă, Burafale, diamante, netherator, ce aici? Ah, mă, dar râsele, că te aștept, mamă, ia, ah, mi-a picat candy din ăsta, fiate, mamă. Creeper, tu te bă, dice, bă, burtule. Ok, mamă, dar râsele, dar nu știu ce ai, sincer că ești cam, ok, am mâncare pe aici, asta este foarte, foarte bine, bine, nu mai am nevoie de mâncare, nu știu ce aș putea să fac, dar mă rog, în fine, hai să de mamă mai multe candy cane-uri, ok, foarte, foarte frumos, bă, bine că am elitra, mamă, deci bine că am elitra, frate, nu știu ce mă puteam face fără elitra asta, nu puteam să mă fac, mă, ce fai, mă, dar râsele? Bă, la mine mereu mă se întâmplă așa să mor, nu diamantele mele. Bă, TNT, ia stai că mă duc pe partea ta, nu că n-am voie, dar ce putem să sărim în partea celălalt? Ah, ok, mi s-a distrus un lucky block, în fine. Ia, bă, nu, ok, mă, dar ce caută, ok, nu, eu sunt pașnic, nu vreau să fac nimic rău la nimeni, pleacă-mă de aici, ia, fii atent că m-a aruncat-o, dar râsele, ia. Armura de diamant, bă, Rafaele, unde ai? Armura de diamant și eu n-am nimic, bă, dar râsele, nu, deci nu e corect, bă, dar râsele, eu stau cu asta de letter, măcar am elitra, dar n-am ce să fac cu elitra la final, sincer, dar... De fapt, stai puțin, chiar am astea, dar râsele, și pot să mă spawnez așa, foarte, foarte bine. Uite-mă cum mă ajută pe mine chestiile astea, mă ajută super, super mult, dar tot, vin chestiile astea după mine, dar râsele, ce vrei? Ce antenă, bă, Rafale, eu acum am o surpriză pentru tine. Da, ce surpriză mai, dar râsele, ca de fiecare dată... Bă, nu mă ajută, bă, dacă m-am pins prostul ăla, dă-mi titel, bă, nu mă ajut. Bă, dar râsele, ca te-mă, ce ești așa supărat pe bune, dar râsele, chiar te supără așa de rău? Da, mor, bă, Rafale, mereu mor, că mă moare mititelul ăla de mob. A, fii atent, dar râsele, ia uite-te, ia... Ia vină tu încoace, mă, că-ți dau acum cu arcul în cap. Lăsa-o! Nu, dar să le pot, eu vreau să spun că eu sunt aproape de final, practic, dar să le nu știu, o să mă duc la final, o să ajung acolo, sunt, dar eu n-am, fii atent, eu am tot în afară de armă, dar să le în afară de sabie, am tot. Eu n-am nimic la mine, bă, Rafale, mi-ai stricat jocul ăsta, ai stricat? Am un arc, dar râsele, cam atât am eu, sincer, cam un arc am și cam atât, altceva nu prea mai am, sincer. Eu nici atâta n-am. Ah, ok, dar râsele, a sunat foarte trist asta, dar mă rog. Bă, ce, mă, dar ce tot vine ăsta după mine, frate? Este mă acolo, mă, ok, cred că l-am dus prea departe, dar, ia, ok, alte candy cane-uri, ceea ce este bine, dar, nu, ok, am dat din greșeală în aia, dar mă rog, mă, băi, bine. Ah, păi fii atent, mă, eu am ăsta de knockback, dar râsele, fii atent, eu am ajuns la final, n-am, fii atent, dar râsele, eu am doar un arc, am armură de diamant, dar râsele, și n-am nimic altceva, doar un stick cu knockback, atât, dar râsele, ăsta o să mă ajute, dar râsele. Nu, dar râsele, da, și eu mor, bă, da, și eu mor, acum, bă, o săgeată nu am, dar râsele, da, atunci la mine, Așa? Dacă ai ști cum am murit eu, dar râsele. Deci dacă ai ști cum am... Doamne, nu, că eu nu mai suport, dar râsele, gata. Nu, iar îmi dă de ăștia, mă, după ce că... Doamne, cum am murit... A, dar stai puțin... A, dar nu, că am murit de tot, am găsit acolo. Știți ceva? O să mă ajută prietenul meu, Patrocle, care o să mă ajute să bat și fantomele astea care mă disperă, mă enervează. Cred că da, am și murit, bă, dar râsele, pe bune. Adică nu știu, deci ce ta, mă rog, în fine, acum stau doar cu o sabie și o să mor și acum. Du-te, nu, mă. Hai, stai, nu! Fiate, nu! Bă, da, tu unde ești? Bă, dar râsele, dar pute... Noi n-am... Ok, deci noi nu ne-am bătut runda asta, dar din păcate nici nu putem să facem absolut nimic, că suntem fraieri și murim, dar râsele. Păi tu ești fraier, fiate, nu știu, cu schema lui Patrocle! Da. A scăpat! A scăpat! Bă, am cea mai bună schemă, bă, Rafale, du-te, bă, de aici! Da, du-te, da, aici, dar râsele, eu n-am... Adică am doar o sabie și pe Patrocle, atâta, dar... Nu, a căzut Patrocle, da... dar râsele, nu cred că o să mai facem absolut nimic. Cred că deja, bă, dar râsele, pot să, nu știu, fii atent, dar râsele. Eu o să mă duc la final, o să dau acolo, dar râsele, să ne batem și toate. Nu, dar râsele, așteaptă-mă, mă, așteaptă-mă. Am doar o sabie, dar râsele, deja mă enervează, dar râsele. Am doar o sabie numai, că nu lasă. Hai să ne batem, dar râsele, hai să ne batem. Fii atent că te bat cu sabie, te bat cu sabie. Easy, să nu te pun niciodată cu Darusel. Da, să nu mă pun niciodată cu Darusel. Wow, bă, Darusel, nu știu ce să zic de la Lucky Block cu acesta, dar Darusel e foarte, foarte nașpa. După părerea mea, nu putem să ajungem și noi acasă, bă, Darusel, pe bune. Mai facem o rundă, bă, Rafale, mai facem o rundă. Tu chiar mai vrei o rundă, Darusel? Da. Bine,
Bine, mă, hai să mai facem o rundă. Gata. Cât ușa merge. Hai să mai facem o rundă, dar să le deșem o de la blu, dar să le facem o rundă, dar să le și fiat, dar să le cu runda asta, dar să le. Bă, dar să le. Dacă mai moare unul dintre noi, nu, că să închide episodul. Deci, dar eu presim că dau rage, dar să le. Da, eu aș vrea să ne batem, că asta trebuie, dar să le doar să ne batem acolo. Aș dori doar chestia asta. Bă, da, deja nu pică nimic. Ok, dacă să-mi pice chestia alea în cap, mai bine să nu pice nimic. Dar nu. Bă, Rafael, fii antenă, bă, Rafael. Bă, ce-i aici, mamă, fii antenă. Da, bă, da, da, bă, da. Bă, Rafael, bă, ce-ai făcut? Stai, bă, mă urât pe tine mai rău, dar înțele. Adică ce-ai făcut și tu, dar înțele. Nu numai eu, adică, bă, bune. Dar înțele, tu vrei să mai jucăm sau vrei să nu ne mai jucăm deloc? Bă, da, hai să mai jucăm, hai să mai jucăm. Păi da, hai să mai jucăm, dar înțele. Nu e așa, hai să mai jucăm, dar da. Da, dar să le gastu și eu nu mai am pe unde să mai ajung. Deci da, dar să le cam atât a fost cu Lucky Blocul ăsta, nu mai avem nimic de făcut, dar să le hai să ajungem acasă, că deja nu am suport, dar să le. Da, ce mai vrei, dar să le, eu nu mai am pe unde să mai trec, adică pe ia, ce vrei să-mi faci, am, dai cu dalea, bă, dar să le, deci tu te-ai apucat, e foarte rău, dar să le, când te apui, bă, dar să le, dar tu la tine. Da, ceea ce voiam eu să spun, dar răsele, e că la tine este foarte rău și atunci când mănânci burger, dar și atunci când faci sport, dar răsele, la tine nu știu, ce-ar fi bine, nu știu, scrieți voi acolo în comentarii ce-ar fi bine la dar răsele, că deja mă enervează, sincer, cam atât am putut să facem astăzi. Uite, uite, am avut și câine. Dar răsele, fii atent, fii atent. Dacă vrei să aduc și pe Alice, să scrieți în comentarii, pa, pa! Da, deci dacă vreți data viitoare și cu Alice, scrieți-vă acolo în comentarii, că deja mă enervează, dar Rusel cu Lucky Blocurile lui, cea mai proastă alegere, dar Rusele, tu nici să mănui, nici să nu faci sport, dar Rusele, nu e bine niciuna dintre ele, dar Rusele, pe bune. Vreau și eu să ies puțin până afară, să mă uit și așa pe cer, să privesc cerul, toate chestiile astea, genul că este foarte frumos afară, după cum se poate vedea, mă, ce, mă, de unde, mă, ce, mă, ce se întâmplă, mă, cine, mă, pe casă, mă, acolo, bă, dar Rusele, tu, mă, ce faci, bă, acolo, bă, bă, salut, Rafael, ce faci? Ah, ce să fac, dar Rusele, nu, na, nu, ce să fac, mă, dar Rusele, tu văd un porc cum zboară, după te văd pe tine alt porc care zboară și cade în jos. Ce ai zis, bă, de mine? Nu, 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 nimic, bă, dar să le vezi că poate pun albina asta pe tine, mă, bă, 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 unde dispărut, Darcel? Unde dispărut albina? ok, deci da, da, am înțeles, deci ai luat, de, bă, Darcel, stai puțin, deci tu ești vrăjitoarea cumva, tu, de fapt, tu nu te-ai dus la niciun vrăjitoare, tu, de fapt, ești vrăjitoarea la cum râzi? Da! Ah, ok, da, da, să pe bune, adică, mă, Darcel, ce, 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 pe bune, Rafael, bă, pe bune, pe bune! Dar ce s-a venit să te arunci așa de pe casă, bă, Darcel, ce căutai în primul rând pe casă? Da, cum adică, bă, Rafale, ce ai, bă, Rafale, ești bolnav? Păi fii antenă, bă, Rafale, eu, dar sunt 2012, sunt cel mai bun la sporturi, da? Da, ești cel mai bun la sporturi, da, stai puțin, stai puțin, stai puțin, stai puțin, dar Rusele, tu ești cel mai bun la sporturi, da, la fel ca la, ca la alergat, nu-i așa, de cum ai făcut data trecută? Da, și acum o să ajung și la aruncat, și fii antenă, eu acum o să duc chiar la unul în care să ne antrenăm, yeeeey! Mă, nu, nu mai țipa, dar Rusele, vezi că ții prea rău, ții prea rău și nu prea te înțeleg, dar Rusele, ce ești așa de entuziasmat, unde mă duci, că nu înțeleg, mă duci în ce, unde mă duci, mă? Lasă-mă, Costelis, hai să mergem, hai să mergem, stai! Da, deci dar se pare că iar vrea să mă duc în alt loc, nu știu ce m-ar putea aștepta și de data aceasta, data trecută știți că a fost foarte, foarte nașpa, dar mă rog, hai să vedem totuși unde vrea Darusel să mă ducă, că deja nu, nu mai pot cu Darusel, sincer. Bă, Darusel, unde m-ai adus aici? Bă, ce căutăm, mă, suntem în spațiu, avem și de-astea de astronaut, cască pe noi, mă, unde m-ai adus, mă, tu pe mine aici, iar mă duci la, bă, eu nu trebuie să am încredere în tine, unde suntem aici? În spațiu, uite, bă, Rafale, hai, hai, gata să ne, hai, bă, să jucăm, hai, hai, gata, hai, trei. Da, da, bă, și ce, mă, ce, unde, bă, unde, unde, bă, Darusel, bă, Darusel, noi ne da afară din spațiu sau unde mergem, bă, Darusel, ce se întâmplă aici, bă, unde mergem, bă, Darusel, bă, da. Hai, bă, hai, parcur, hai, băi, parcur, parcur, hai, 3, 2, 1 și... Dar Rusel, poți să-mi fii și mie unde am ajuns și ce căutăm aici, bă, dar Rusel, ok, stai puțin că scrie acolo, fii atent, 1, 1, în partea asta, bă, da, deci trebuie să faci și parcur, mă, dar unde am ajuns, dar Rusel, aici, ce e ăsta, spune și mie, bă, da, 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 clasica de fiecare dată, tu mă duci într-un loc în care n-ar trebui să vin, da, în fine, în fine, nu mai zic nimic, hai să mergem aici, Rainbow Level 1, ia mă, ce e ăsta, ia stai, bă,
Mă, stai puțin, mă, dar răsile ăsta... ăsta e cumva de dropper? Mamă, dar răsile ăsta e dropper? Mă, păi și... A, deci da... Dar răsile, stai puțin, așteaptă-mă, ok. Dar răsile, deci din cauza... Bă, așteaptă-mă, tu de asta... Mă, de unde vei îmbrăcat, mă, tu așa? E, nu contează, ai, du-te! Da, și vrei să-mi spui tu mie, mamă, zic că m-ai dus bine. A, nu, m-ai dus, bă, dar tu vrei să spui mie că tu de asta te aruncai din... De asta săreai tu de acolo, bă, dar răsile, ca să venim la de dropper? Da! Ok, ok, hai să vedem acum, hai să vedem ce de dropper facem noi aici. Fii atent! A, păi ce faci, mă, dar răsile, tu mă aduci pe mine și tu nu ești în stare să faci asta, mă, ia. Bravo, mă, dar răsile, bă. Da, easy, după ce că ne-ai făcut ea, ce coin, ce mă, stai, find the button, mă, find the button, dar răsile. Da, bă, hai să căutăm, nu, mă, glumesc, hai. Da, mă, dar fine, și acum mergem la level 2, mamă, și trebuie să facem și parkour pe lângă dropperul ăla pe care, la care unele dintre ele sunt chiar grele, dar răsile, acum trebuie să facem și parkour, vrei să-mi spui tu mie, nu? Da, te bai, Rafael. Da, și nici măcar nu ajung acolo, ok, deci trebuie să fac prin partea asta, așa, și acum am ajuns aici la mină, ia să de mină, level 2, ia să de mă, dar să, opa, mă, cum e asta aici, mă, dar să te aștept, fii atent, că eu pic direct în apă, am picat direct în apă, dar să le, cum am zis, da, dar să le, ca de fiecare, dar să le mă cheamă pe mine aici, dar să le, bă, dar să le, tu mă chem pe mine aici și tu nu ești în stare, vrei să-mi spui care este faza cu treaba aceasta, care e treaba, dar să le, tu te arunci așa și nu ești în stare, dar să le, mai mare rău, sunt sincer. Stai, fii atent, că acum mă rup pe ei, vino în partea asta, prin partea, mă, te duci, mă, bravo, mă, dar să le, bă, da, ești prea bun, bă, dar să le, nu știu, bă, dar să le, tu cred că trebuie să dai lecții la oameni, pe bune, că tu te pricepi, bă, dar să le, da, minune. Da, și acum hai să mergem la 3. Dar tu vezi că mai greu să ajung aici la astea. Bă, nu mai dă, mă, gata. Ok, gata. Ca ia să de. Lavă, ce e asta? Și treci prin lavă sau care? Bă, ce? Și de, bă, de ce m-a dat înapoi? Bă, stai puțin. De ce m-a dat înapoi de tot? Dar să le, bă, ce mi-ai făcut, mă? Dai tu te pe mă trolezi? Nu. Da, nu. Și poate da. Hai să vedem, mă, tower. Ia ce e, mă, ăsta, bă, dar să le, unde trebuie să mergem? Că nu te, mă, stai puțin. Deci dacă mergem în partea asta, nu, nicio parte nu e bine. A, în partea asta, mă, că arată săgețile astea. Mergem pe aici și a, fii atent pe unde arată săgețile albe. Fii atent că unde arată săgeți albe, acolo trebuie să mergem, bă, dar să le, unde sunt, ok, deci atent, săgeată albă, mă, vezi că e interesant ăsta, e mișto, săgeată albă din nou, e mai, din ce în ce mai greu, dar să le, mi se pare că, ok, bine, dar să fii atent, ia uite-mă asta, bă, dar tu nu te-ai dus, tu-l faci măcar, ia albă, bă, nu, că e greu, ăsta e greu pe bune, dar să le, ăsta e greu pe bune, bă, dar mi se pare mie să modific astea, să dau în partea cea, ok, nu mai ai nimic de zis, bă, dar să le, mai vorbești și tu ceva, că deja mă și enervează. Mă gândesc că mă doare cap. Te gândești că te doare cap, am înțeles, dar să bă, da. Nu, dar să le, cred că ce deși eu, bă, cam atât. E nivelul 3, nu cred că pot să-l fac. Bă, da, trebuie să-i învăț mișcarea. Deci mă duc în partea asta, dar să le, mă duc în partea asta și din partea asta mă duc prin partea asta și fiate, și de aici mă duc prin partea asta, fiate, și fiate, și de aici mă duc prin apă. Nu. Bine, bă, am intrat în apă, ha! Tu vrei să-mi spui mie că eu am căzut în glezarele, am picat în capcana glesului, ok, bine, am picat în capcana glesului, ia să vedem, da, deci mă duc în partea asta aici, după mă duc în partea asta aici, și după mă duc în... Dar cum pot eu să ajung la apă, e întrebarea mea, Darusele? Cu tale și cu respect! Da, cu tale și cu respect, Darusele, dar bă, deja mă doare capul, la mă duc mai serios, chiar mă doare capul, Darusele, nu mai pot, deja mă duc așa, mă duc pe aici, ia să vedem, hai mă, 3, 2, 1 și... Fraiere! Ok, ai un punct, nu-l vreau să mai fac, ăsta deja mi s-a luat, Darusele, hai să treci la nivelul următor, că... Știi că eu nu pot să... de fapt l-ai completat tu, ok, e bine, cream că nu pot să-l completez eu, că dacă nu-l puteam să completez, ok, level 4 Nether, bă, da, a provocat cam un lag spațiul ăla, Darusele. Păi știu! Da, bă, dar și tu unde ești, Darusele, nu vin și tu aici? Așteaptă-mă! Ok, deci fii atent, lasă că mă duc înainte, ia să-i de mamă, dar e în ce în ce mai greu ăsta, bă, frate, bă, da, de ce nu pot eu să fiu direct, da, nu mai zic nimic, nu mai am nimic de zis, Darusele, mă, duci, nu mai idei proaste. Ceea ce am reu... Ce fraier ești! Mersi, am reușit să concluzionez faptul că tu ești foarte fraier, dar să-i și mă, toate ideile tale sunt foarte proaste, Taci din mă, fente, nu am căzut! Da, toate ideile tale sunt foarte proaste, mai ales aia de ieri, dar să-i și mai, nu, asta e mai rea, decât aia de ieri, dar să le, mă, decât aia cu alergatul, dar să le, asta e mult mai rea, bă, da, dar nu putem...
Da, mulțumesc. Da, așa, ia, fete. Bă, da, cât mai e, bă, frate, de la nivelul 3 e greu. Dar stai puțin să mă folosesc eu de Optifine-ul ăsta, că n-am degeaba Optifine. Ok, dar Russell, nu mă auzi? Ce fraier, a scăpat! Bine, bă, am trecut levelul. Hai că l-ai trecut, dacă e nou, l-ai trecut niciodată, dar Russell, n-ai cum să treci tu asta. Ai trecut înainte, mai vrei să spui tu mie, păi, cu slime-ul ăsta, deci e ok, am înțeles, deci fii atent, dar Russell, uite, 3, 2, 1 și... Dar Russell, ce mi-ai făcut? Nimic, am urat fără, bă, da, ai apăsat shift? Am apăsat shift, da, tu n-ai apăsat shift că ai căzut așa din prima? Nu! Aolo, bă, dar tu te mă dai aici cu astele tale, bă, da, nu, tu cred că mi-ai făcut o farsă ceva, nu știu ce mi-ai... De fapt, bă, dar Russell, dă-i și tu acolo, că nu, mă, n-aș mai avea chef să mă, hai mă, că ajung jos, fii atent, dar Russell, în 3, 2, 1, ia să-i dăm pe asta, fii atent, mă, dar cine scrie acolo în chat, bă, dar Russell, bă, ia, uite, mă, dar Russell, gata, și acum ce trebuie să rămân așa, vrei să-mi spui tu mie să stau așa o grază de timp până ajung jos? Da, încă o dată și ultima oră, ia fii atent, ia, bam! Bă! Da, dar să nu foarte amuzant. Nu eu. Da, mă, da, dar să le-am ajuns la nivelul 5. Tu îmi faci prank-uri, am înțeles. Dar să le-mi faci prank-uri. Dar, bă, dar nu mai teama mine, dar să... Ia, fii atent, că mai dus bine. fraiere, schimbă. Cât de fraiere ești tu. Dar să le vezi, bă, cine râde la urmă, practic râde mai bine. Le-am terminat post, am adus la nivelul 6. Mă, dar ce să... Bă, dar să le... Bă, dar tu iar folosești hecuri de-astea și aici, dar să le să mă trolezi. Nu! Ok, deci atent, eu m-am dus înainte, dar să le fii atent, facem speedrun, bă, dar să le nu trebuie să ne așteptăm, m-am dus la 6, acum trebuie la 7, dar să le mamă cât de ușor a fost, ăsta a fost chiar... Bă, da, ăsta de la nivel, deci evident, ăsta cred că din ce în ce treci nivele, cum ar veni, ajungi la unde ăsta mult mai ușor, dar să le nu știu, bă, da, bă, să ai țintul, fă pe 6, bă, da, fii atent, că îl fac și pe ăsta din prima, deci pot să-l fac din greșeala din prima, da, gata, ușor, dar să le, bă, da, bă, nu mă ajung, bă, hic! Da, tot eu am hack, nu, dar să le, Queen Hint, ia, ce ăsta, ia, Hevolog, da, nu vreau să mă duc, n-am nevoie de niște bănuți din aia, dar fi... L-am făcut și eu! Da, l-ai făcut 100%, tu, dar să le, da, pe celălalt de dinainte l-ai făcut? Da, normal, da, dar să te întrerupe ție, că nu te mai au tu, dar să-le, că ești tu fraier, ok, overall, ia să vedem ăsta, ia să vedem nivelul 8, ia să-l vedem, fii atent că-l fac și pe ăsta din prima, am eu presimțire că-l fac din prima, de fapt, ia, fii atent, din prima, nu, am fost fraier, ok, fii atent, nu, din a doua, chiar în apropiere, ia să vedem din a doua, gata, bă, cum e, dar să-l, poți să vorbești tu cu mine, că mă simt așa singuratic aici. Cum, bă, ce ușor! Da, dar cred că ar trebui și eu să stau să nu vorbesc cum faci tu, dar să că ești tryharder, bă, dar ce nu merge? Ei, tu ești mai fraie, eu ești mai șmeche, eu am gagici și tu ai pe mama ta. Da, băi, e mai bine dacă... Bă, dar să tu vezi unde am coborât? Ajută-mă! Ajută-mă! Hai! Da. Da, prafale, da. Da, treci la următorul tu, dar să le că deja nu se mai poate, sincer, deja... Bă, mă enervez, când mă duci tu la chestia asta, dar să le deja mă enervez, sincer, bă, da, ce... Nu! Dar să le deși, atent, am ajuns la nivelul 9, mai avem nivelul 10 și nivelul 11 și cam asta tot o să fie, cred că s-a... Da, foarte amuzant, dar să le, ce să spun, mă duce aici, în fine, hai să trecem, bă, da, pe unde mai eram, pe aici, bă, dar să le, poți să nu mai fie așa de amuzant, te rog eu? Da, eu nu sunt amuzant, eu sunt șmecher, nu șmecher. Da, dar să le, tu acum mănânci, nu? Nu, ok. Da, bă, easy. Ce mă, nu spune că l-ai tirat, eu nici n-am ajuns, fii atent, level 9, ia fii atent, păi dacă l-ai făcut tu din prima, dar să le, eu cum să nu-l fac din prima, ia fii atent, ok, nu-l fac din prima, îl fac din a doua, dar să, ia că te văd, fii atent, acolo, mersi, cu ocazia, stau să, bă, da, unde trebuie să pic aici, dar să le, că nu înțeleg unde trebuie să pic, ce e, pe alea grid acolo, sau pe unde trebuie să pic? Da, bă, da, ia fii atent, asta, mă, da. E pânză. Bă, ok, deci mi-am dat seama că tu ai făcut atunci mai devreme. Ok, bine că mi-ai zis tu acum, dar să le, pentru asta o să fii descalificat 0 puncte, dar să le, dacă mai dai o dată, dar să le, numai cum, că pe bune, numai pe bune, gata, termină-te, dar să le, ce înseamnă asta? Ei, fraier, nu, easy. Mă, ce-ai făcut? Bă, ok, deci am crezut că nu mi s-o dă mie. Ok, fii atent, dar să le, acum trece la nivelul 10 și mai avem 1, tu apă... Speedrun. Da, acum zici speedrun, când tu ești înainte. Păi așteptăm pe mine, să vin și eu acolo, fii atent. The end, mamă, the end, dar încă nu e end-ul, că mai avem o rundă afară. Bă, dar nu mai da, de unde ai tu sabia aia, mă, dar Russell, că mă enervezi. Și se întreagă, acum o să câștigi. Da, o să câștigi niciodată, nu o să câștigi, fii atent. Bă, da, da. Știi ce am observat tu, dar Russell? De ce folosești tu hack-uri, întrebarea mea? De ce stai pe creativ, dar Russell? Asta e întrebarea mea. Bă, nu, doamnă, am găsit bani, uite, coin. Da, tu stai pe creativ, dar Russell, ești foarte amuzant. Bă, dar trebuie să mergem pe aici prin jumate, mă, acum am înțeles care este faza cu arata aceasta, ia să văd, Ok, eu nu o să trișez, dar Russell, eu sunt cinstit, dar Russell, eu o să fac totul așa cum trebuie, dacă... Da, nu trișez, dar Russell, ești tu, pe unde ai coborât? Ia, arată-mi și mie, pe unde ai coborât? Că am coborât prin același loc ca tine și pe mine m-a omorât, oare de ce, dar Russell? Păi, pe fiantele, bă, Rafale, am apăsat pe ceva! Da, pe aia apăsat pe ceva, pe ce ai apăsat? Pe game-ul, da, mersi, mi-le vă compin. Alo, mi-a dat slow falling, da, 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 da,
Da, da, nu, deci... Da, deci doar să le... Tu cred că mă... Stai puțin, stai puțin, așteaptă-mă, așteaptă-mă, bravo, vezi că ești fraier și tu doar să le nu știi să faci nimic. Bă, da, dar, da, bă, deci, ok, cred că prin bar... ok, gata, gata, Slither, ia să vedem ăsta, mamă, lockdown, mă uit, păi mă uit în jos, ia, mamă, te duci direct, mamă, fii atent, dar să le ăsta, cred că e cel mai greu, fii atent ăsta cum e, fii atent ăsta cum e, a, pe ce e mai așa de greu, că l-am bătut, dar să le-am câștigat, gata, ce e fără ăsta? Păi, 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 și mă duci în sus. Easy, easy. Nu se da, dar să le tu mănânci pufuleț. Am înțeles. Ok, 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 dar să le așa, ok, lasă, 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 la dar să le bine, bine. Pe mine, bă, pe mine m-a aruncat în sus, nu știu, mi-a făcut gravitate și după cum am dus în jos am murit. Deci nu știu care a fost faza. Bă, dar de ce mă dă în spate de tot, mă, dar să le nu mai pot să mai fac eu post, mă, dar să le. Dar știi care este faza, dar să le? Am observat că tu de fiecare dată mă cam enervezi când vii cu idei din astea. E, nu-mi pasă, fraiere. Ah, ok, mersi, mersi. Ia să ne, ia să ne. Da, dar să le ce să faci tu să mănânci aici, mă. Ok, da, nu, nu mai, nu mai. Dar să le, cred că ar fi o idee. Nu, da, nu, cred că eu nu mai supăr deja. Rafale, fii atent, eu acum o să-ți dau TP, o să-ți dau TP. Cum adică să-mi dai TP, mă, de ce să-mi dai mă TP? Lasă-mă, dar să le, că vreau să termine, să bă, dar de ce nu? Nu, bă, dar să le, mai bine știi unde îmi dai TP. Îmi dai acolo sus, la nivelul 13, că pe mine mă dă în spate de tot ăsta, bă, dar mă scoate așa până în spate de tot, dacă cad. Dar fii atent, fii atent, dacă nu o fac acum, trebuie să o fac neapărat, fii atent, fii atent. Am încredere, am încredere, am încredere, ține-te-mi cum e acolo în comentarii. Dar n-ai cum să-mi dai. Acum mi-am dat seama că n-ai cum să-mi dai tu TP acolo și trebuie să fac mereu parcursul ăsta ca să ajung aici, mă, frate. Mamă, cât de, cât de enervant e ăsta, bă, dar să nu știu cum. Dar nu știu cum, dar nu știu cum l-ai terminat tu, dar să-l dai pe ăsta, nu. Că tu, dar să-l tu să te-ai cu creativul, mă, oare cum puteai tu să-l termini fără... Da, de cum să mi dar să dacă brând a trecut așa s-a văzut, toată lumea a văzut asta, dar să s-a văzut, dar să le pe filmare. Ba nu, nu, nu. Da, nu, 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 să te văd pe tine acum. Ei, fiate, fiate, fiate. Ia, 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 3, 2, 1 și ia să, bă, da, nu, că, dar nu mai știu pe unde am luat-o, atunci nu mai știu prin ce parte am mers, bă, dar să le, bă, da, nu, cred că, eu nu vreau să mă las până nu termin. Cred că, cred că mă las, sincer, până la, până la urmă o să cedezi, pentru că tu mă duci numai la idei de-astea proaste, dar să le și nu mai supăr, pe bune. Ok. A, da, nici nu te interesează, bă, tine, dar să le, după ce că vorbesc aici în continuu, pe tine, bă, dar să le, am și o întrebare pentru tine, poți să nu mai trolezi, dar să le, poți să, de ce folosești creativul și chestiile astea să-mi dai mie kill? Ba nu! A, da, acum mănânci. Tu da, asta mă, dar să le, că tu vrei să mănânci. Ok, am înțeles. Și ia să te voi, mă, fii atent, dar să le. Dă-te pe survival, că uite că nu pot să dau în tine, dar să le, tu poți să dai mine. Vezi că ești pe creativ, de ce mă? E așa. Așa. Dă-te pe survival. Păi, dar să le. Vino după mine. Vino după mine. Fii atent, vino după mine. Hai să vedem. Fă-l tu pe ăsta, fă-l tu pe ăsta. Vreau să văd cum îl faci tu pe ăsta. Fii atent. Vino aici și fă-l pe da, dacă ar fi așa să ajung, ar fi foarte, foarte bine. Totuși, bă, dar merge foarte lag, bă, de la pe ăsta. Mă, cine a făcut chestia asta cu? Nu, e foarte, foarte nașpa, în fine. Nu mă mai interesează, dar să le ceaci. Da. TP, TP, Rafael, Darusel. Ia să vedem. Mergem încă o dată la Darusel aici și încem aici și vreau să te văd, Darusel, fii atent. Dau în tine, ok, deci... Darusel, fii atent. Vreau să te văd dacă tu n-ai zis că treci, ok, deci acum n-ai creativul. Hai să te văd, Darusel, hai să te văd cum o să faci tu asta. Hai să te văd, deci n-ai creativ, ok. Hai să te văd, Darusel, cum o să faci tu asta, că nu o să-l faci niciodată. Fii atent, fii atent. Da, nu, 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 nu. Bă, Darusel, dar de ce nu-l faci? De ce nu-l faci? De ce stai tu acolo și nu-l faci? Ia spune și mie. Uite că nu mă las. Da-te aici. Păi da, să-mi pe mine. Să mă duc, fii atent, fii atent. 3, 2, 1. Și fii atent, fii atent. Cum îl fac, bă, să aibă că-l fac. De data asta îl fac. Bă, dar nu mai merge. Dar l-ai stricat, l-ai stricat. Bă, l-ai stricat. Dar să, tu ești bun numai de stricat. Atât ești bun. Atâta știi să faci. Da, te-ai dus, ok, mă duc și eu în 3, 2, 1 și o să fie ultima încercare. Deci dacă nu fac pasta, dar să le, dacă nu fac pasta, dar să le, o să, nu știu ce să. Deci da, Rafale, pe tine nu o să te mai duci niciodată, bă, ești prea, na, mai bine o duc pe Alice, că e mai bună. Nici n-am înțeles ce ai zis în fine, ce mi-ai zis, mă, tu, dar să le, că nu mai aduci pe mine aici, sau ce mi-ai zis, cu aduci pe Alice sau ce, la The Dropper? Da, 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 ea e mai bună decât tine, fraiere. Crezi că se va descurca Alice mai bine decât mine, adică hai să fii serios. Da. Ah, ok, bine, ia pleacă tu de acolo, du-te în jos așa. Nu știu, scrieți voi acolo în comentarii dacă vrei să facem partea a doua și cu Alice, unde o să fie o parte mult mai interesantă decât asta, că deja aici am avut. M-am cam enervat, dar cu ideile lui. Poate când o să fie ideea mea o să fie mult, mult mai bine, dar nici nu mai pot să mai vorbesc, deja mă enervează, uitați la dar cum o moară în continuu și dar le ia pleacă, bă. Mâncați bufuleț ca mine dacă vreți să fiți la fel ca mine de bun la drop, băi, asta e, stai! Da, foarte ciudat, dar să le mersi pentru bani, lasă că vezi tu data viitoare, dar să le. Nu! Alice l-a chemat pe David, adică m-a sunat pe numărul de telefon al lui David, pentru că eu sunt David, iubitul fake al lui Alice, dar Alice ceea ce nu știe este că de fapt nu există niciun David până la urmă, dar fiți atenți care este faza, eu trebuie să mă costumez acum, pentru că Alice m-a chemat într-un loc secret, adică nu știu unde vrea să mă duc, a zis că e un loc ceva de genul, habar n-am, ceva unde am mai fost cu niște prieteni, dar ei, habar
habar n-am, nu știu, dar hai să ne costumăm acum și să vedem totuși unde vrea Alice să mergem, pentru că totuși să sperăm că o să ne ducă într-un loc foarte, foarte interesant, pentru că astăzi chiar n-aveam chef absolut deloc, după cum puteți vedea, să mă costumez în David, dar ai. Haide să vedem unde vrea Alice să ne ducă. Hai să intrăm până la baie, să ne uităm în oglindă, să vedem cum arătăm. Da, mă, da, uitați-vă, sunt transformat în David și asta este foarte bine. Hai să mergem acum după Alice să vedem unde vrea ea să ne ducă. Totuși chiar sunt foarte interesat, chiar nu știu, mi-a strânit așa o curiozitate foarte, foarte mare. Alice, unde ne aflăm aici? Unde m-ai adus? Ce e cu locul ăsta? Că mi se pare așa pustiu, nu prea e nimic pe aici. Văd că sunt doar niște de-astea și o planetă acolo. Ce se întâmplă? Ce e locul ăsta, Alice? Mă, păi da, eu nu-ți spun că e un secret. L-am aflat eu de la niște cunoștințe, dar dacă vrei să afli ce e, intră aici. Intră aici? Păi și ce e aici? Ia să vedem ea. Și locul ăsta, care e faza cu el? Adică de ce m-ai adus după mine aici? Ți-am zis că trebuie să te uiți aici, să citești, da? Știi să citești? Alice, 2013, ia, 100 de lei? Bă, ce sunt cu ăștia aia și-n partea asta? David, 100 de lei? Am primit 100 de lei, ce-i mea? Alice, tu-mi dai 100 de lei? Mersi, Alice, să-ți mulțumesc foarte mult. Uite aici. Ce? Casa de iarnă de nob versus pro. Ce înseamnă asta? Adică, cum adică casa de iarnă de nob versus pro? Cine e nob, cine e pro? Uite ce scrie. Concurs de construit? Nu pot să cred, Alice, mie chiar îmi place concursul de construit. De unde știi treaba asta, mă, Alice? Unde știi tu treaba aceasta? Mă, păi, dar nu știi că eu pot să-ți citesc gândurile. Cum adică? Adică, hai să începem. Stai puțin. Deci casa de iarnă de nou versus propă. Și ce facem? Eu mă duc pe partea asta albastră, că eu sunt alb cu albastră, că sunt, uite, la mine sunt tot albastră, că mie îmi place albastră. Și pe partea aia de tu ești tu, adică? Eu. Bine, pa, Alice, pa. Asta, ei, ia, stai așa, că nu o să putem să urlăm aici, că uite cei pereți groși. Uite, ia aici o căscuță. Ce e asta? Cum adică căscuță? Pe și, adică dacă am asta în mână, pot să vorbesc cu tine, să mă urci? Da, deci când ai asta în mână, vorbești cu mine și când nu mai se aude. Păi hai să testăm, fii atent, prima oară mă duc să nu se audă, da? Ok, deci mă duc prima oară să nu se audă și după așa, deci fii atent, hai, acum nu se mai aude, mă mai auzi? Ok, deci mă întreb acesta, hai să începem. Deci Alice cred că vorbește cu casca de audio, nu știu care este faza cu căscuța aceasta, dar este foarte, foarte bine pentru că stăm în felul următor. Eu pot să vorbesc așa cu vocea mea normală, că nu pot să vorbesc mereu cu vocea lui David, că vă dați seama, n-am cum să vorbesc așa. Și o să vorbesc cu voi cu vocea normală atunci când pun pe căscuță să vorbesc cu Alice, de exemplu, acum. Alice, mă auzi? Am auzi? S-aude? Da, ce? Dar merge cam greu, Alice, că nu prea te aud bine. Mă auzi că parcă merge cam greu, Alice. Mă, eu te aud, dar cred că e semnalul prost aici, ori e distanța mare. Ok, măcar ne auzim, că dacă tot este foarte, foarte bine. Ok, Alice, stai că eu mă pun aici să construiesc și să te pui și tu, da? Cum adică casă de... spune și mie, casă de iarnă de nu versus pro, adică ce trebuie să facem? Adică faci o casă cu tematica de iarnă, ca și cum îți faci tu casa la Crăciun. Deci o să fac o casă frumoasă și o să fac mai multe chestii, adică să fac și copaci și prin afară și mai multe chestii de-astea, zăpadă multe. Da, faci de toate. Mulțumesc, ok, este foarte, foarte tare. Ok, Alice, o să mă pun aici să fac eu aici. Tu dacă mai ceva de spus, să iei căscuța, dacă eu nu o să mai stau cu căscuța, adică nu cred că o să mă mai auzi, ok? Da, bine. Ok, este foarte, foarte bine acum, nu mă mai aud, deci ce este bine, vedem că căscuța aceasta într-un fel merge, într-un fel nu merge, am făcut și o cacofonie, dar nu mai contează treaba aceasta, dar fiți atenți, acum Alice a zis că trebuie să facem o casă de iarnă de nu versus pro. Ei bine, am înțeles, cred că este doar o rundă, dar asta vreau să o întreb acum dacă este doar o rundă, pentru că știu că în mod normal nu era nu versus pro, trebuia să facem o rundă în care facem o casă mai de nob mai mică și una de pro, dar trebuie să întreb acum să vedem. Alice, mă mai auzi, merge căscuța, merge? 10, 11, 12, da, ce? Vreau să te întreb ceva, dar noi facem o singură casă, că scrie acolo de nob versus pro, nu sunt două runde? Păi, ba da, o casă de nob și una de pro. Păi și acum ce facem, mai de nob? Acum da. Ok, deci trebuie să fac ceva mai mic, așa, mai urțel, nu? Alice, mă auzi că nu, cred că tot suntem căscuța la o parte puțin, nu știu dacă s-auzi, mă auzi? Da, te aud, păi, te-am auzit așa mai întrerup, probabil că are delay, dar chestia e că eu am uitat că trebuia mai micuț și am făcut vilă. Deja te-ai apucat, păi fii atent, hai să facem prima oară, de fapt nu, lasă pe aia, sau nu știu, hai să facem o singură rundă mai bine, ce zici, că cred că o să dureze foarte mult, o să ne... sau putem să facem ambele runde într-o rundă, ce spui, m-auzi, Alice? Da, te aud, eu zic da, să facem așa. Deci le facem pe ambele într-o rundă, da? Da.
Ok, bine, Alisa, că eu mă apuc să fac aici, că deja am stat foarte mult timp și tu te-ai apucat, Alisa, n-am făcut absolut nimic până acum. Bravo, să ții tot așa. Da, mulțumesc, da, nici atât. Ok, deci acum este foarte, foarte bine. Nu mai vorbesc, am văzut căscuța aceasta care este fasa. Acum trebuie să facem, am înțeles că o să facem ambele runde, adică într-o rundă și la final o să dăm runde, o să dăm note. Practic și eu zic într-un fel e mai ok așa, dar trebuie să ne axăm. Prima oară să facem o casă de nub, care o să fie ceva foarte, foarte ușor. Vreau să fac în partea aceasta pentru că nu vreau să ocup foarte mult spațiu, pentru că în partea aceasta vreau să fac ceva mai mare. Nu știu exact ce am în plan, dar am niște chestii super, super tari să fac cu pădure, cu asta, cu zăpadă, cu mai multe chestii super, super tari. Încă nu vă zic, hai să facem prima oară pe asta de nub, după ne apucăm de aia de pro și la final vedem ce am făcut și eu, ce a făcut și Alice. Și chiar sunt curios ce părere are Alice de cum ar construi David, dar este bine că faza este că David nu prea există, adică sunt eu și Alice nu știe treaba asta. Sper totuși să nu-și dea seama că probabil o să fie în stilul meu construcțiile și sperăm că nu-și dea seama, dar nu o să-și dea seama. În fine, hai să ne apucăm de construit, trebuie să-mi iau câteva materiale și să-i dăm drumul la prima casă de nub de iarnă. Și apropo, scrieți acolo în comentarii cu cine țineți, dacă țineți cu mine, adică cu David, practic nu cu mine, că aici este David, dar știți că sunt eu, sau cu Alice. Scrieți voi acolo în comentarii și cine credeți că a făcut mai frumos. Vedeți la final, după ce vă arăt în construcțiile, scrieți acolo în comentarii cine a făcut mai frumos aia de nub și cine a făcut mai frumos la cea de pro. Bun, gata, am ales câteva materiale. Aici vedem, asta este asta de nub. Vreau să fac ceva de genul ca și cum vedeți, dacă fac treaba aceasta și pun așa, se pune blocul ăsta așa și arată super, super tare. Vreau să facem aici ceva de genul o platformă de asta, așa ca și cum ar fi o căsuță pe munte, pe o platformă din aceasta. Și vreau să facem aici de nub, adică, bă, ideea asta cu platforma pe o stâncă, pe ceva de genul, nu știu, pe platforma aceasta. Cred că o să aplic și la partea cealaltă în care eu o să fac, de fapt, o să fac o casă de iarnă, dar de pro și cred că o să fac tot așa pe o platformă, dar ceva mai mare și mai șmecher. Adică asta este de nou, nu trebuie să fie ceva foarte, foarte mare, dar o să vedem cum o să facem. Ne apucăm aici, fac tip til tip til bam 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 toate chestiile astea, umplu aici și după ne apucăm foarte, foarte frumos să construim aici. Hai să mai vorbim cu Alice de ce face totuși, că chiar sunt curios. Hai să iau căscuța acum și să-i dăm drumul la vorbă. Alice, m-auzi? S-aude căscuța? S-aude? S-aude puțin așa, dar în fine. Eu m-am apucat de făcut aici, fac o mică platformă și după mă apuc să fac casa. Tu ce faci? Te descurci acolo? Eu da, sigur că mă descurc, cum să n-o fac aici. Mamă, ce urât îmi iese. E foarte frumos. E foarte frumos? Păi de ce ai spus că este urât? Ce? Dar n-am zis asta, mamă. Hai să ne vedem acolo. Vezi că ai folosit căscuța, te aud normal, Alex. Dacă ai folosit căscuța, uita că ai căscuța. Arunc căscuța. Ok, deci Alex a zis că arunca căscuța. În fine, ok, a fost foarte, foarte ciudată chestia aceasta, dar a fost foarte comică. Ok, acum vreau să mă apuc, mamă, deci mi-a venit deja o idee, dar o păstrez pentru casa aceea. Acum facem o casă de nub, pentru că asta este treaba. Noi trebuie să facem o casă de nub, nu trebuie să facem altceva. Și-mi venise o idee, frate, dar nu, că n-am ce să fac dacă facem casă de nub, ca așa am spus. În fine, mă apuc aici foarte, foarte frumos să fac control la casa aceasta. O să fie ceva mic, nu o să fie ceva mare, pentru că v-am spus, vă repet încă o dată, este o casă de nub, nu trebuie să fie ceva foarte, foarte wow, dar o să fie cât de cât decent, așa, nu știu, chiar nu știu ce să zic. Hai să vedem aici cum o să fac eu treburile astea pe aici. Bă, eu cred că o să iasă totuși ceva șmecher, chiar am încredere că o să iasă ceva șmecher, dar hai să vedem. Punem astea aici, punem astea fix aici tot așa. Bă, dar aici mă gândeam să fac, cred că îmi trebuie niște stairs-uri, dar le iau pe acestea. Hai să iau de fapt din acestea acasă, de aia la fel cum ar veni. Practic foarte frumos, aici trebuie să punem ușița. Ușa asta practic nu prea așa de nub, dar oricum casa să fie de nub, deci nu o să reflecte prea multe chestii. Și da, uitați, deci chiar e casă de nub. Nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii, dar nu, asta e casă de nub, adică este foarte, foarte mică, dar da. O să termin casa aceasta, o să termin aici foarte frumos și după, de fapt, da, nu pot să fac acum pentru că am uitat ce a spus Ali, deci o să pun, fiți atenți, înainte de toate, o să pun aici cu fensură, să facem foarte, foarte frumos în loc de geam. Bălină de noroi casca asta. Mă, Alice, ce Alice, ce spus, ai spus ceva? Da, am găsit căscuța, am aruncat într-o baltă de noroi și acum ai... Da, parcă s-au de ceva din noroi, în fine, ok, Alice, eu deja mai... Am preferit să recalzi de aici, că n-am nimica pentru voi, huș? Ok, Alice, fii atentă, eu mă apuc aici, eu mai am foarte puțin, tu mai de făcut acolo, mai durează mult, adică la prima aia de nub, ai terminat-o sau te-ai apucat de aia de pro? Eu am început cu aia de pro. Am uitat, ok, eu mai am puțin la asta de nub și după fac și pe aia de pro, Alice, chiar am o idee genială, sincer, nu știu, adică chiar nu știu cum construiești și nici tu nu știi cum construiesc, dar chiar sunt curios ce părere o să ai de ce o să fac eu aici. Deci da, ok, vedem că Alice nu ne mai răspunde, cred că a lăsat iar căscuța. Ok, hai să ne apucăm noi aici, să stăm noi la treburile noastre aici foarte, foarte frumos. Facem așa cam aici ceva de genul. De fapt, nu o să fac asta pentru că astea deja o dau în astea de pro cum ar veni. Dacă am zis că e de nub, o facem de nub până la capăt și cred că o să o las sincer totuși așa. Este de nub, am zis că este de nub, o las așa, arată cât de cât ok. Bă, mai
mai mult, atât nu cred că am ce să fac, sincer. Dacă intrăm aici înăuntru, cred că trebuie să pun un pat și cam atât, nu știu ce o să mai pun. Punem un pat clasic, roșu, cum ar veni, Minecraft, facem de nub până la capăt, cum ar veni. Punem un crafting aici și mai punem un chest și cam asta cred că o să fie totul cu ce am făcut noi aici. Și să vedem, ok, deci punem crafting-ul ăla, că-l punem aici, chest-ul aici și lăsăm cam atât. Hai să mai punem și un furnal, că totuși, na, să fie complet, pachetul complet până la urmă. Facem aici foarte, foarte frumos, punem furnalul în partea aceasta și eu zic că atâta este foarte, foarte ok. Stai să facem asta aici, să fie mai puțin mai realistic, mai ok. Și da, cam asta este casa de pro, de nu, pardon, bine, dacă era asta de pro, cred că eram deja dus de mult, nici nu mai avea rău să mai particip, dar da, asta este casa de nou, nu trebuia să fac ceva mai rău, dar atât. Și da, adică ceva mai mic, dar tu nu trebuia să fac, sincer, pentru că este de nou. Și acum trebuie să mă apuc de cea de pro, pentru că încă nu vedem casele de nou, o să le vedem pe toate odată și să sperăm că o să fac ceva foarte, foarte mic, în așa fel încât să o bat pe Alice, pentru că știți că într-un fel o batem și așa, dar chiar sunt curios cum o să reacționeze dacă o să câștige David. Chiar sunt curios de treaba aceasta. Scrieți și voi acolo în comentarii cum credeți că o să reacționeze. Bun, deja m-am apucat aici de casa de iarnă de pro. Și anume, prima oară încă n-am făcut casa, după cum puteți vedea, dar am făcut aici platforma. Cred că trebuia să fac puțin mai mare, dar o să fac eu ceva de genul super, super tare, ca și cum ar fi. O să vedeți, nu vă mai dau foarte multe detalii, că nici eu nu știu exact, dar am un plan foarte, foarte genial, chiar dacă vedeți aici foarte, foarte mică, n-ar trebui să fie foarte mare casa, dar o să fac eu în așa fel încât o să fie cât de cât bine. Dar, fiți atent, hai să vedem. Deci avem aici o mică fântână, bine, nu e fântână, asta este un izvor, cum se mai numește, că nici nu mai știu cum se mai numește ăsta. Gen, e o cascadă, așa, că nu mai știam, dintr-un munte izvorește, cum ar veni, practic avem aici chestia asta. Avem pe aici, este înghețată, vedeți că dacă este iarna, a înghețat practic apa, pe aici mai e apă cârgotare care a mai rămas, că vă dați seama că nu îngheață exact chiar tot. Și vedem că avem zăpadă pe aici, o să mai punem mai multă zăpadă prin jur, o să facem mai mult, dar acum trebuie să ne apucăm de casă și după aceea o să facem și restul, să arate cât mai bine designul și toate lucrurile de genul și trebuie să ne alegem câteva materiale pe care eu încă le am aici, de să le pun pe aici, să vedem foarte, foarte frumos. Eu fac pe cineva acolo, uitați-vă puțin la Alice, mamă, de ce bine, de s-a teleportat, e bine, ok, deci este bine, totuși că nu mă aude, că n-a venit foarte aproape, că dacă venea aproape m-auzea pe mine cu vocea asta, dar haideți să ne continuăm noi aici treaba, să luăm materialele astea cu care noi să ne apucăm să facem aici foarte frumos casa și să vedem ce o să ne iasă, dacă o să ne iasă bine, așa cum cred eu că o să ne iasă, pentru că vă dați seama că opa, o să ne iasă bine, așa, trebuie să fim pozitiv până la capăt și hai să ne apucăm aici, o să fac eu așa o schiță, un model, să vedem dacă îmi iese ceva, sper să-mi iasă ceva foarte, foarte bine, așa cum am în plan, practic, nu mai stau să mai vorbesc, că o să vedeți imediat după. Mamă, s-a că lăsat frigul afară și vedeți, mamă mea, mă, bine că mi-am făcut aici campfire-ul ăsta, adică mi-am făcut aici, foarte frumos, șemineu acesta foarte frumos, stăm aici la sobă, la șemine, la toate chestiile astea de gen, deci da, vedeți că am făcut aici casa, încă nu v-am arătat-o, cam așa arată din interior, încă nu e gata, am făcut o formă ceva mai ciudățică, pentru că am zis, bă, haideți să facem o formă, să facem ceva mai, însă nu facem ceva basic, să facem ceva random, ce o să ne iasă, poate o să ne iasă ceva bine, păi și eu zic că arată cât de cât ok, momentan am făcut aici chestia aceasta, vedeți cam așa arată foarte, foarte ok, mi se pare ok, nu mi se pare foarte, foarte rău, și dacă ieșim afară, deci cam așa arată, pe aici este intrarea și cam așa arată casa, vedeți în partea aceasta, nu știu, este o formă, poate să fie ceva mai ciudat, nu știu, habar n-am, încă n-am terminat totul, după cum puteți vedea aici, trebuie să fac, ok, deci partea asta vedem că vine cam așa, ok, și pe aici punem așa foarte, foarte frumos, ca și cum iese focul de deasupra de aici foarte frumos, și cam așa o să fie fumul, cred că o să mai fac eu niște chestii, hai să facem asta așa, cred că ar da mai bine așa, cred că asta ar trebui să fac, foarte, foarte frumos și da, bă, eu zic că arată cât de cât decent, arată, chiar arată ok, chiar arată ok, nu mi se pare, uitați-vă puțin la Alice cum stă în partea aia acolo, ok, deci da, na, ce să mai zic, uitați-vă la Alice cum trișează, stați puțin că mă dure pe de la ea. Alice, ce faci aici? Alice, vezi că am căscut, știu că mă, ok, deci vedem că am văzut ce a făcut Alice, din păcate, adică, până la urmă, e vina ei, dar haideți să vedem că probabil încă n-a terminat, cred că încă n-a terminat, dar da, eu am făcut treaba aceasta aici, apoi arată ok, chiar arată ok, nu știu ce o să mai fac, o să trebuiască să termin interiorul. După tine, bă, ce tot stau atâta după tine, hai odată. Mă, Alice, cum adică tu vrei să te uiți la mine, ce faci așa, vezi că am văzut și la tine, dar cred că n-ai terminat, sper că n-ai terminat, Alice, că, adică dacă ai fi terminat. Păi, am terminat, cum adică, hai mai rapid, păi dar stai puțin, deja am văzut ăla, mă, Alice, spune-mi, te rog, că n-ai terminat, că sper, deja am văzut acolo când am venit spre tine, Alice, dar de ce te uiți la mine, da chiar? Dar nu mă uit, bă, vin aici ca să începem, nu, că ai terminat, hai, n-am terminat, mai am de făcut cupaj, mai am de făcut interior, mai am de făcut o groază, ai terminat și tu acolo, Alice, că știu sigur că n-ai terminat, că nu cred că l-ar fi fost tot, în fine, Alice, eu mă bag aici, nu o să te mai aud, papa. Mamă, deci am văzut construcțiile lui Alice, ok, bine, n-am văzut foarte, foarte mult, că nu m-am uitat acolo, ca lumea, am văzut acolo ceva din afară, nu cred că a terminat, sincer, cred că face ea troll, dar în fine, hai să vedem, deci cam așa arată, bă, într-un fel eu zic că e ok, chiar arată cât de cât
cât ok, este o formă mai ciudățică, dar eu zic că e o formă grozavă, ceva ce, adică nu o să facem ceva normal, basic, am făcut ceva mai neobișnuit, cum ar veni. O să mai fac niște copaci, o să fac mai multe chestii, dar acum vreau să mă ocup de interior, să fac interiorul cum așa cum trebuie, practic, și după facem și exteriorul, să vedem ce o să mai facem pe acolo. Băi, eu zic că o să arate genial, chiar sunt curios cum o să fie și o să fiu mândru 100% de proiectul final. Bun, gata, am terminat și interiorul, cred că acesta o să fie, nu cred că o să fac mai multe chestii, eu zic că este de ajuns, cam așa arată partea aceasta și partea aceasta, eu zic că e de ajuns, nu știu, scrieți-mi acolo în comentarii dacă trebuia să mai adaug ceva, eu zic că arată ok și am terminat practic casa, acum vreau să mă mai ocup de exterior, să mai pun niște copaci pe aici, să mai fac niște design așa foarte, foarte frumos și cred că după o să fie gata, nu cred că ar trebui să mă străduiesc prea mult pentru că până la urmă știți că o să bat orice ar fi, adică nu știu de ce mă chinui, am văzut acolo puțin, nu cred că a făcut ceva, cine știe ce bine, nu, poate n-am văzut eu bine și poate a făcut mai mișto sau poate a fost așa la derută ca să creadă că o să facă ce, că o să facă, ca să cred eu de fapt că o să facă ceva mai nașpa așa și de fapt cine știe acum ce o să facă Alice, cât timp eu încă n-am terminat, asta este treaba, o să aibă cât mai mult timp. Deci vedem că pe aici pe sus am făcut și ăsta, dar nu mai am nimic de făcut, trebuie să mai fac exteriorul și cam atât. Hai, revenim după aceea și stai puțin, hai să mai întreb și pe Alice, chiar sunt curios ce face ea pe acolo, dacă am mai făcut ea ceva, chiar sunt curios. Alo, Alice, mai Alice, sau de căscuța, merge? De ce? Ai terminat, gata, eu, adică n-am terminat, mai am de făcut exteriorul, am făcut interiorul la casă și mai am în exterior, tu mai ai ceva de făcut? Eu nu am terminat, hai, e mai rapid, hai. Bine, gata, imediat. Bun, pot să zic că am terminat, gata, nu mai fac absolut nimic și vă arăt în 3, 2, 1. Deci cam așa arată, vedeți, am făcut aici o mini pădurici, așa, avem o pădure pe aici foarte, foarte frumos, vedem că avem zăpadă pe aici din jur împrejur și pe copaci, pe toate chestiile acestea. Păi eu zic că nu trebuia să mă străduiesc mai mult, atât, hai să mai punem pe aici zăpadă foarte, foarte frumos în partea aceasta și cam atât o să fie și pe ăsta și pe ăsta aici foarte, foarte frumos și da, deci cam atât o să fie, nu o să mai fac absolut nimic, arunc zăpada asta, ok, deci așa arată din jur împrejur, după cum puteți vedea, dați voi acolo o notă în comentarii, după părerea voastră, ce credeți, cum arată asta, mie mi se pare cât de cât ok, nu puteam să fac mai rău de atât, adică, bă, eu zic că nu trebuia să mă străduiesc mai mult de atât, pentru că Alice nu cred că o să facă ceva și mai de atât, adică gândiți-vă pe bune, logic, așa dacă o luăm și da, cam așa arată, nu mai stăm mult la discuții, hai să mergem la Alice să vorbim că... Bă, eu aveam... Sper că nu aveam căscuța de la început, că aveam căscuța în mână, sper că nu m-a auzit totuși Alice, cred că am pus-o din greșeală acum spre sfârșit, bine, sper că nu m-a auzit, deci nu m-a auzit, vedem că nu vorbește, ok. Haideți să vorbim cu Alice, să vedem ce face și să dăm acum note, să mergem să vedem ce a făcut și ea și să vedem, scrie și voi acolo în comentarii ce note ne dați. Alo, Alice, mă auzi? S-aude căscuța, merge? Rapid aici că te aștept deja de jumătate de an, mai că plecam acasă. Nu, Alice, stai puțin, hai, ești la jumătate aici. Deși ești aici, am înțeles. Așa, hai că nu mai trebuie să mai vorbim prin căscuță, deși fii atent, Alice. Mergem la... Da, deci mergi la mine, ok, am înțeles. Stai puțin, că mai țin căscuța, că mai pleci așa departe. În fine, Alice, fii atentă, asta este casa de pro. De nu, pardon, de nu, nu de pro. Asta este casa de nu, nu trebuia să fac ceva mai rău. Dar eu ce părere ai de chestia asta? Uite-te aici, puțin, intră în interior, se zice frumos. Asta, spune-mi, tu mi-ai făcut un frigider mai mare, ce e asta? Păi e o casă de nub, nu așa arată o casă de nub. E un frigider ăsta, numai că e din lemn. Păi nu așa arată, în fine, Lisa, ce rot e așa la casa asta de nub? Adică nu m-am chinuit prea mult pentru că n-avea rost. Șapte. Mulțumesc. Și fii atent, aici este casa de pro și vedem că avem totul pe aici din jur împrejur foarte, foarte frumos. Deci ce părere ai? Uite-te așa, cam puțin, nu știu, eu am un perete prin, nu m-au de asta. Nu, e urât așa, nu, așa, da, urât, da, ia să vedem cum e pahar. Păi numai în zăpadă calci, ce urât, așa, păi da, și avem pe aici un horn, așa, ce urât. Păi da, nu e de iarnă, Alice, nu e de iarnă, ce, nu ți se pare că e de iarnă, nu trebuia să fie zăpadă sau ce? Da, bine, stai, că nu e gata, uite-te aici, cascada asta, tu n-ai văzut cascada, uite cât de frumos arată, Alice. Da, zici că nu știu. E înghețată, da, pentru că a înghețat apa, că e iarna, Alice, și uite copaci, așa că așa arată. Deci, ce rote de ai tot ce vezi aici? Ce rote de ai, Alice? Mă auzi, ce rote de ai? 7.5. Cât? 7.5. E mai ok, Alice, dar totuși, nu știu, hai să vedem ce
ce-ai făcut tu, totuși hai să mergem și la tine și... Păi haide că imediat îmi dai 10 numai când vezi. Bine, adică... iasă, ce sunt mă, astea mă, astea sunt, Alice, unde ești? Alice, aici, bună, Alice, ce faci? Ia, uite, intră, ia să vezi, uite ce fain, deci ai aici două paturi, uite, ai aici absolut tot ce trebuie. Păi da, și ai și geam. Păi nu, că văd că nu e geam aici, dar stai puțin, eu am făcut... Păi e geam, e fereastră. Alice, dar tu n-ai furnal, n-ai multe chestii aici, eu în casa aia mică am putut să pun multe chestii. Asta văd aici, hai, da, dai 10, bine, 10. Oricum, uite, hai la următoarea. Stai puțin, da, stau 10, Alice, normal, ție, cum să nu stau 10, Alice, sunt iubitul tău, până la urmă, adică și tu trebuie să ne notă mai mare. Da, bine, hai, uite, intră, poți să intri și pe aici, și pe aici. Mă, stai puțin, asta, am zis că facem casă de iarnă, nu, aici mai chemă la casă de iarnă? Păi, ba da. Păi și unde acoperișul? Nu, ți-e frig? Păi, nu mi-e frigă, uite câte sobe am. Mamă, da, bă, ai dreptate, bă, da, nu știu, Alice, e prea gol, Alice, nu știu, nu mi se pare foarte, foarte, foarte tare. Alice, mă așteptam să construiești... Bă, îmi dai 10, ai auzit, îmi dai 10! Păi, oricum, îți dăm 10, Alice, e la o fată ca tine, cum să nu-i dăm 10, Alice? Bă, păi, așa trebuie să faci, că dacă te prind că dai mai puțin, uite, bă, uite, ce să faci? Da, nebunit, Alice, ca de fiecare dată scrieți acolo în comentarii, totuși, ce notă dați la construcțiile noastre, cine credeți că merită să câștige? Practic, bă, vă dați seama, adică ce am făcut eu pe lângă Alice nu se compară, dar în fine, cam atât a fost. Scrieți acolo în comentarii dacă vreți să facem și cu Darusel casă de iarnă, chiar sunt curios de părerea voastră. Astăzi, după cum puteți vedea, mă aflu în locul nostru preferat, deci locul nostru preferat de fața ascunsă și vă întrebați oare de ce mă aflu singur? Ei bine, am ajuns înaintea lui Darusel, pentru că astăzi, după cum puteți vedea, aici am în inventar, am un arc și o poțiune de invizibilitate. Poate vă întrebați ce fac cu treaba aceasta? Ei bine, scrie și în titlu, o să-l trolez pe Darusel cu invizibilitate, dar nu numai cu atât, pe lângă invizibilitate, care o să fie foarte, foarte tare, pentru că nu o să mă vadă absolut deloc. Dacă vedeți în 3, 2, 1, să vedeți cum beau asta și nu o să mă mai văd acum, deci cam așa o să arate. Mai văd că mai sunt niște particule din când în când, dar să sperăm că nu o să-și dea Darusel seama, dar da, vedeți că am făcut treaba aceasta, iar eu o să folosesc acest arc, care după cum puteți vedea, are niște săgeți din care ies niște particule. Dacă intru aici foarte, foarte frumos, vedeți că am aici niște săgeți cu slowness. Ei bine, v-ați dat seama, o să-l trăiesc pe Darusel și cu invizibilitate și cu slowness, adică o să fie foarte, foarte troll, pentru că pe lângă că sunt invizibil, faptul că o să dau cu arcul în Darusel și Darusel nu o să mai poată să alerge, să meargă, o să meargă cât mai lent, tu cred că o să-l enervezi de super, super rău, dar abia aștept să vină Darusel aici, pentru că am ajuns înaintea lui, îl aștept să vină și să vedem cum o să decurgă totul, pentru că o să fie ceva foarte, foarte genial, abia aștept. Dar înainte să vină Darusel, vreau să vă întreb dacă vreți să o aduc și pe Alice, o trolez și pe Alice, tot așa cu invizibilitate, să o aduc fix aici la fața ascunselea și după vreau să mai facem ceva, adică încă nu vă mai zic, dar scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă vreți să o aduc și pe Alice aici și dați acolo cât mai multe like-uri și comentarii dacă vreți să o aduc și scrieți acolo în comentarii, mai ales la acest videoclip, dacă credeți că Darusel o să-și dea seama sau nu o să mă prindă. Bine, sper să nu mă prindă, că altfel o să fie cam nașpa dacă mă prinde, nu o să mai meargă foarte, foarte bine acest challenge și mie că o să-i spună și lui Alice și nu prea e bine dacă i-ar spune lui Alice, pentru că nu putem să facem și cu ea, dar scrieți-vă acolo în comentarii, țineți-mi pumnii și hai să vedem, l-așteptăm pe Darusel să vină în curând, pentru că, bă, frate, stau aici acasă, nu exagerez, deci chiar stau aici de vreo aproape jumătate de oră și Darusel văd că n-am mai venit, i-am zis, bă, Darusel, mă duc înainte, vină și tu, dar vedem că Darusel încă n-a venit, nu știu care este faza cu Darusel, dar haideți că l-așteptăm aici și să vedem cum o să decurgă totul, sper să iasă totul foarte, foarte bine. Bă, ce faci, bă, Darusel, gata, ai venit, mă, și tu aici, că de când te aștept, bă, Darusel, cred că am aici aproape o oră, Darusel, pe bune, fără să exagerez, chiar aproape o oră am, Darusel, cred că chiar o oră de când te aștept pe tine aici. Ei, nu contează, Burafale, bă, dar se întâmplă, Burafale, eu acum am venit, bă, și nu contează, hai, zic, mă, ce faci, bă, să-i, de ce te auzi, mă, așa, Darusel, mă, ce, bă, ce-i pățit, Darusel, mi se pare că e o voce ciudată acum, de ce? E, nu contează, Burafale, și se întâmplă, Burafale, hai să ne jucăm, hai, la de zi, bă, Stai puțin, Darusel, în partea asta trebuie să ne jucăm, bă, în partea asta, nu în partea, deci fii atent, tu te pui să hai doar, Darusel, da, erai foarte, foarte bine și o să fiu sticker, Darusel, și o să mergem aici la prima hartă. Hai. Deci fii atent, Darusel, asta este prima hartă și fii atent, bă, Darusel, o să zic așa în felul următor, că tu nu o să mă găsești în nicio hartă, fii atent, eu în fiecare hartă o să mă pun, asta vreau să spun, Darusel, că eu o să mă ascund. Ok, hai, pa, pa. Darusel, am făcut o prostie, deci eu am zis, m-am deșnut, acum mi-am dat seama, deci eu am zis că o să fiu un seeker și gen eu sunt seeker, trebuie să fiu hider, trebuie să facem invert, bă, Darusel, e mai păcălit că te-ai pus tu prima la hider și am zis că trebuie să fiu seeker. Deci, bine, Darusel, hai să facem așa prima rundă, deci ok, să facem așa prima rundă, aia nu mai contează, fii atent, bă, Darusel, o să facem așa în prima rundă, deci te găsesc în prima rundă, Darusel, și după atâta, îl tăi să te ascunzi o singură dată, că după chiar nu o să mă mai cauți, Darusel, nu o să mă mai găsești niciodată, mă cauți, dar nu o să mă găsești, atâta zic. Ok, 3000 like what is...
Hai, 30 de secunde, Darusele, ok, deja ai început să cânti, bă, Darusele, nu știu ce ți-ai făcut tu, Darusele, nu știu care este faza cu tine, dar fii atent, bă, Darusele, ne punem aici, mă rog și eu pe astea, mă rog, așa foarte frumos, începem prima hartă, bă, Darusele, și fii atent, bă, chiar sunt curios, Darusele, vreau să te găsești, după ce te găsești, Darusele, o să câștig, practic, 100%. Ok, stai așa, așa. Mă, ce mai faci, bă, Darusele, acolo, Darusele, ia, îți bagi niște chestii, ce faci, iar folosești hack-uri și chestii de genul de alea magii, de alea tale, Darusele, că nu mai știu să mai vorbesc, sincer. Nu, mă, ce rău? Bine, Darusele, fii atent, uite, că a început harta, hai să vedem acum unde să te găsesc, de mă duc în partea asta, de mamă, deci dacă ești aici, Darusele, nu știu ce să zic, Darusele, deci nu ești, îmi pare rău, bă, Darusele, dar fii atent, dacă vine în partea asta, am eu un presimțire că ești undeva printr-o casă pe aici, nu știu, și am eu... Mă, ce faci, mă, Darusele, acolo? Am căscat! Ai căscat, bă, Darusele, ok, și tu pe unde ești, mă, Darusele, bă, bune, la mă, și mai serios, sper că nu mai folosești record, dar ale tale, Darusele, cum mai folosești, mamă, ce-am găsit aici, nu e nimic, credeam și eu că e ceva mai șmecher, dar se pare că nu e nimic, bă, ușa asta, ia, eu am deschis-o, sau, da, cred că eu am deschis, bă, sau de, bă, e un porc aici, iar ai pus porci, Darusele, pe aici, prin, da, deci, Darusele, iar îți arde, da, dacă ai pus un porc pe aici, n-ai putea să fii și tu celălalt porc, al treilea porc pe care o să-l tem noi de Crăciun, Darusele, n-ai putea să fii tu cumva pe aici, după părerea mea, mi se pare, Darusele, clasic. Judecată, bă, te dau o judecată. Cum să mă dai o judecată, mă, dar să te dai o judecată pentru că iar mă trolezi, dar să-le și eu nu te văd pe tine, că iar îmi folosești chestii din alea, dar să-le să nu te mai văd. Ba, nu! Minte, doamna, minte! Ok, dar să le bine, ok. Bă, dar, bă, dar să-le, am înțeles, mi-am spus, gata, scoate de pe ăla, că știu că folosești hack-ul, dar... Și ăsta cine l-a pus aici, Darusele, că mă și speria să le-am zis ce e mai aici, bă, Darusele, bă, dar ai mă, pe bune, de ce faci așa, Darusele, crezi că, adică, nu știu, bă, ce-ți place ție așa să treșești, sincer? Ce-o bără, apăriție, rău! Bine, Darusele, deci dacă mai treșești, fii atent, Darusele, dacă nu scoți asta, nu o să-ți mai dau aia 100 de burger pe care eu ți-am promis, Darusele. De aici. Deci nu crezi, Darusele, nu crezi că o să-ți dau 100 de burger dacă nu scoți ăla? Ba da, eu am nevoie de burgeri. Păi vezi că tu ai niște de gol, practic, că folosești de ele. Hai, mă, Darusele, nu mai folosi, dar dacă ți le scoți, Darusele, o să vorbesc eu cu vrăjitoarea ta să nu-ți mai dea de-astea. Hai, bă, din gură, ești foarte la... ok, bă, și eu unde te găsesc acum? Adică, bă, Darusele, gata, pe bune, la modul cel mai serios, gata, scoate-ți aia, că eu chiar vreau să te găsesc, că după, Darusele, gata, nu o să mă mai găsești tu în niciodată. Deci de asta nu vrei tu, Darusele, că nu o să mă mai găsești, am înțeles, deci asta e treaba. Mă, taci, taci, pușu, rapid, deci că tu ești porcul ăsta, cum ar fi, practic, ok, hai să vedem, mă, Darusele, bă, nu, ești porcul, mă, tu ești porcul. Bă, Darusele, îți mai zic o singură dată, poți să scoți alea, chiar vreau să te găsesc, la modul cel mai serios, adică nu știu pe unde ai putea tu să fii, Darusele, deci, bă, ce, bă, cum ai trebuit aici, ce loc, bă, Darusele, ce loc e ăsta, bă, de, bă, da, nu m-au, așa ce fraier, ha, Darusele? Ai, bă, Rafael, lasă hack-ul, bă, cum ai dat un imperez, bă, ai un hack, stai, așa, Rafael, gâre, port, hack, oale, așa, bă, hai, Da, 100%, ok, Darusele, la modul la care te aud, Darusele, chiar n-aș vrea să te mai aud, sincer, niciodată, în fine, hai să mergem acum la a doua hartă, Darusele, să vedem ce poți face, deci, fii atent, Darusele, eu o să mă ascund și nu o să mă găsești absolut niciodată, Darusele, o să mă ascund în cel mai ușor loc și o să vezi că nu o să mă găsești, pentru că o să fie cel mai ușor loc și tu nu o să cauți acolo, dar, de fapt, ți-am zis acum și o să mă cauți. Ce? Și mi-ai. Iar cântă, Darusele, în fine, Darusele, aștept tu să poți revii, Darusele, că eu m-am ascuns 100%. Darusele, fii atent, acum, în 3, 2, 1, eu m-am ascuns, Darusele, sunt foarte, foarte bine și tu nu o să mă găsești, mamă, cum mă văd eu așa, foarte, foarte frumos, e interesant totuși că mă văd eu așa cât de cât, dar să sperăm că nu mă vezi tu, Darusele, și chiar sunt curios, unde te spawnezi, vrea să te vedem, unde te-ai spawnat, mă, Darusele, unde te mai spawnat, mă, unde ești, mă, Darusele? Bă, iar doar, mă, Darusele. Nu, hai, Rafael, dacă nu ești gata, te prind cu lopata. Mamă, ce faci, mă, Darusele, pe unde ești tu, pe acolo, pe unde te-ori fă tu, bă, mamă, cât de tare e, bă, Darusele, nu o să mă găsești în viața mea, în viața ta, Darusele, nu o să mă găsești, pentru că eu am găsit cel mai bun loc, Darusele, bă, iar pui porci din aia, mă, Darusele, ce faci tu aici, ce? Am crezut că m-am văzut, pentru la un moment dat chiar am crezut că m-am văzut. Mamă, ce e asta? Mamă, ce loc am găsit, Darusele, aici ar fi fost foarte, foarte șmechea, dar în fine, nu stau eu aici, Darusele, cam un loc mult mai bun, dar unde ești, bă, Darusele, unde ești, că să mor porcii ăștia, Darusele, îi tai de Crăciun aici, ce fac? Gata, mă, Darusele, gata, bă, dar unde ești, mă, dar pe unde ești, pe bune, adică acum la unde ești, unde te-ai dus, Darusele, că nu te mai văd, acum tu unde ești tu? Eu sunt aici, te porcu, ha, ce fraierii. Unde ești, mă, ia, mă, să te văd, Darusele, unde ești tu, Darusele, că nu ești nicăieri. Mă, câți porci și mi-ai pus, mă, tu pe aici, bă, Darusele, unde te-ai ascuns, pe bune, adică unde ești acum, că te caut, bă, Darusele, și nu te găsesc, te caut și nu te găsesc, unde ești, unde ești, unde ești? Bă, stai, ce? Ha, bă, Darusele, unde ești, mă, ce te faci, bă, Darusele, pe bune?
Bă, m-am blocat! Uite, dar înțeleg că ți-am deschis niște chestii pe acolo, ți-am deschis, aia, ți-am deschis-o, dar înțeleg, ți-am deschis-o, acum ți-o, bă, dar înțeleg, știi că sunt în ăsta, știi unde sunt, fii atent, fii atent, îți dau un indiciu, sunt fix în ăsta, galben, aici, în partea dreaptă, în blocuri, dar înțeleg, în blocuri, înăuntru, mamă, dar înțeleg, bă, dar intră, mă, înăuntru, deci, bă, că caută! De ce nu mă dau unde ești, mă, ești în blocuri, ai, ispitea, în blocuri, uite, blocuri, caută-mă intrarea, caută intrarea, dar însele trebuie să cauți o intrare, o intrare secretă, trebuie să apiși pe undeva, dar însele trebuie să apiși pe undeva, dar însele trebuie să apiși pe... Rafaele, te-am găsit! Ha, bă! Da, 100% m-ai găsit acolo, ok, hai să te văd, mă, ce fai, mă, dar însele, bă, mă caut, mă, dar însele, hai, mă, bă, ți-am zis că sunt în partea cealaltă, tu pe unde ești, dar însele, ce tot faci, că nu te înțeleg, bă, dar însele, bă, dar mi se pare, că e mai greu așa, în fine, nu știu care este faza, în fine, nu știu, dar, bă, ce faci, mă, acolo? Rafaele, unde ești? Păi tu te-mă acolo, ți-am zis unde sunt, dar răsele în partea aia, bă, dar răsele, ți-am zis că unde sunt, mă, dar ce faci, bă, dar răsele, tu mă vezi pe mine pe undeva, știi, nu știu eu? Nu, bă, dar eu caut în blocuri, bă! Păi caut în blocuri unde ți-am zis eu, dar răsele, mai devreme, caut unde ți-am zis eu, dar răsele, caut unde ți-am zis... Bă, de ce mă speri, dar răsele, de ce mă speri? Hai, bă, dar răsele, gata, hai, bă, că eu sunt aici, fii atent, urcă sus, bă, tot, urcă sus, tot, gata, zic, dar răsele, gata, urcă sus, tot, că sunt sus, tot, dar răsele, vin acolo după mine, sus, tot, acolo sunt, dar răsele, uite, ți-am deschis o ușă pe aici, dar răsele, ți-am deschis o ușă, dar răsele, bă, ce fai, bă, ce, unde ești, bă, dar răsele, bă, sunt aici, intrat în blocuri, dar răsele, vin. Bă, sunt în blocuri, dar răsele, intră în blocuri, pe acolo, hai, mă, caută-mă, bă, de ce nu mă cauți, mă, dar răsele? Bă, deci eu îmi zic, dar răsele, ți-am zis 2000 de ori, gata, ce n-ai înțeles unde sunt? Sunt intrat prin blocuri, dar răsele, vrei să vin după tine, dar răsele, ce vrei să fac? Da, unde ești? Hai, vină, unde ești? Mai am 60 de secunde, fii atent, dar răsele, îți dau un indiciu. Vine, vine, nu, e ceva mai negru, mai gri, mai, nu știu, mai portocal, nu știu, nu, bă, nu știu ce culoare e asta, dar răsele, da, e un bloc de ăla, din Nether. Din Nether? Da, e un turn, e un turn, dar răsele. Bă, toate blocurile sunt aici, din Nether, sunt din Nether, băi, știi? Ba, nu, sunt din End, dar răsele, e un bloc aici, gen, e ceva, nu știu, e o scară, nu știu, e un turn, dar răsele, un turn, turnul vesel, așa se numește, dar răsele, turnulețul vesel, așa se numește, ai auzit de el? Nu, unde ești, bă, Rafaele, te prind! Bă, turnulețul vesel, dar răsele, vină pe turnulețul vesel, ce nu înțeleg, bă, dar răsele, bă, mă faci să vorbesc în continuu și eu nu mai pot să mai vorbesc, poți să mă cauți, te rog? Da, bă, da, unde ești, bă, unde? Ți-am spus că pe turnul ăla, ești fix lângă turn, dar răsele, pe turnul ăla, sunt acolo, intra, dar răsele, sunt pe turnul ăla, de ce nu mă găsești? Nu știu, bă, Rafaele, ahec! Păi, caută-mă, dar răsele, ce tu nu înțelegi să mă cauți, dar răsele, ți-ai să mă cauți, tot ce tu faci, dar răsele, ia, mamă, dar răsele, bă, ce faci, bă, acolo, bă, dar răsele, ce faci, bă, pe acolo, bă, bă, dar răsele, ești tamsi. Bă, 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 du-te de aici, mă, hai, mai vreau rândă, mai vreau rândă ca sicăr, mai vreau rândă ca sicăr, nu-mi pasă, hai, bă, 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 nu, fă-te și hai, 3, 2, nu și hai, 1, 2, 3, ok, gata, dar răsele, nu mai țipa, te rog, că așa și așa nu înțeleg, dar răsele, ce-ai pățit tu, dar răsele, de vorbești așa și mai și țip, dar răsele, nu, nu, deci fii atent, mă, dar răsele, nu știu cum, bă, de ce nu mai găsi, dar răsele, de ce nu mă găsești, ia? Păi nu-mi pasă, bă, Rafaele, bă, ai, bă, dar ce ți-a spus, dar răsele, că, bă, nu-mi da nici report, dar ce ți-a spus, dar răsele, că nu să mă gă, bă, nu-mi da report, dar ce ți-a, bă, dar răsele, nu mai sunt de prieteni, gata, un chem. Ok, pa, pa! A, bă, știi, dar răsele, că eu știam că vine ziua ta, dar răsele, poate nu mai vine nici ziua ta. Așa, bă, să mai fim prieteni, bă, sunt cel mai bun prieten, ce fie antre, bă, da, Rafaele, da, că pentru, bă, Rafaele, pentru dacă cadou, pe... milion, bă, dacă nu-mi dai un cadou, bă, așa, un milion să-mi dai. Ce să-ți dau, dar răsele, că te auzi, bă, dă în fi, bă, Ok, dar să le cred că ți-ar trebui. În fine, dar să le. Nu mai țin nimic. Mă, ce în partea aia, că am văzut ceva aici, dar să le, da, în fine. O să-mi dai o chestie aceasta, dar să le, o să mă arunc pe aici prin teleportul ăsta, dar să le, și tu nu o să mă găsești. Nu-mi pasă. A, deci dar să le, ți nu-ți pasă. Ok, deci fii atent, dar să le, dacă nu mă găsești, dar să le, ce îmi dai? Dacă nici runda asta, dar să le, ce se întâmplă, dar să le, dacă tu nu mă găsești nici runda aceasta? Tai porcul. A, păi da, te tai pe tine, da. Tu ești porcul și te tai. Bă, dar chiar fii atent, dar răsele, chiar sunt curând, bă, tu tai porcul de Crăciun, dar răsele, în perioada Crăciunului de iarnă, dar răsele, mă, ce fai, mă, urci pe vrejul, ia uite, Jack și vrejul de fasole, dar răsele. Unde, bă, Rafaele, dar tu trebuie, mă, vezi, bă, aici, tu de aici. Bă, dar răsele, sunt urcat, bă, ce mai înaltă clădire de aici, gen, sunt pe nori, dar răsele, vezi norii aia de deasupra, îi vezi? Unde, că nu-i văd. Păi, dar, bă, uite-te deasupra, dar răsele, sus, am spus. Bă, sus! Dai cum, bă, Rafaele, ai... A, păi, da, vezi, dar răsele, cine te-a dat jos, oare? Că te-am dat cu puterea minții, bă, dar răsele... Bă, dar, în tot... Mamă, trebuie să fac ceva aici, trebuie să fac eu o chestie aici, dar... A, nu merge, a, dar... Mă, dar răsele, ce s-a auzit? Dar răsele, ce-ai făcut? Dar răsele, ce-ai făcut? Nu contează!
Mă, s-a auzit de parcă s-a deschis o ușă ceva pe undeva, s-a de... Bă, pe ce ai pusat, mă, Darusele? Eu pe nimic, ce? Nu eu. A, dar vorbește și tu mai tare, Darusele, că după ce că nu te auzi bine, ar trebui să mai vorbești puțin mai tare, Darusele. Nu, nu crezi tu că ar trebui? Nu știu, mă, bă, ce stau? Bă, alo, alo, bă, blu, ai! Mă, bă, Darusele, ok, ok, unde-ai sărit, Darusele, întrebarea mea? Unde-ai sărit tu acolo, Darusele? Nu știu, bă, nu știu, eu fac parcurs! Acolo înăuntru, Darusele, acolo înăuntru, dacă ți-am dat dinăuntru, unde ai? Unde ai putea să fiu, întrebarea mea, pe bune? Adică unde ai putea să fiu dacă ți-am dat acolo dinăuntru, bă, Darusele? Sunt acolo, bă, dar vorbește mai calm, Darusele, că nu te nu înțeleg ce zici, Darusele. Ok. Bă, Darusele, mai stai 180 de secunde, tu unde ești, Darusele, că nu te văd pe nicăieri. Nu contează. Don't touch. Bă, eu m-am gândit așa, cred că ar trebui, Darusele, eu m-am gândit în felul următor. Cred că ar trebui să aduc un abonat în locul tău să nu mai fac cu tine, că tu nu te descurci la fața ascunsă, Darusele, tu ești foarte slab. Mă faci autist? Bă, ți-am zis că nu te descurci, Darusele, că ești foarte slab, că ești noob, Darusele, practic. Bă, ce asta? Bă, ce asta? Alo. Bă, ce asta? E bloc, e blocare, fuge. Unde? Mă, ce mă, Darusele, bă, tu ai nebunit, te-ai ținit la cap? Da. A, e clasic, Darusele, dar nu știu, mă, Darusele. Bă, Rafale, bă, știam că ești un bloc, bă, Rafale, știam că ești un bloc. Ha, bă, Rafale, te-am văzut cum erai, că te mișcai cu blocul. Mă, stai, tu unde erai, Darusele, că nu te-am văzut. Păi și eu eram un bloc. Darusele, mi-ai dat cumva kill din consolă, Darusele, ai folosit recordarea de la vrăjitoare. Da, mă mai ieși la mișto, Darusele, după ce că te auzi cum te auzi, Darusele, în fine, nu mai contează asta, fii atent. Pentru unda, asta înseamnă că eu trebuie să mă... Bă, Darusele, zi-mi pe bune, cum ai găsit, eu nu te-am văzut acolo, nu erai lângă mine, cum ai dat-o mine? Nu contează, bă, Rafale, dar fii atent acum. Ce mă, lași să fiu tot eu Haider, bine, bă, Darusele, mulțumesc că... A, uitați, la Darusele, deci am pus porci ăștia din nou aici, în fine, bă, dar unde era? A, ok, deci în partea asta, Darusele, și fii atent acum, bă, dar ce-i mă tu cu porci ăștia, Darusele, în fine, nu mă interesează, fii atent, o să folosesc chestia aceasta și o să mor pe undeva pe aici, Darusele, pentru că, bă, Darusele, nu, bă, n-ai de ce să faci, Darusele, ești cam slab tu. Nu, tu ești slab. A, da, Darusele, mamă, deci fii atent, Darusele, unde vreau să mă ascund, vreau să mă ascund undeva pe aici, fii atent, dacă mă duc în ăsta... Alo, da, ce, mami? Mă, ce faci, mă, Darusele? Da, nu vreau să duc cu noi, nu! Lasă, hai, pa! Ce? Păi ce, mă, Darusele, te-a pus mai că să duci cu noi, mă, Darusele, mă, du-te, mă, Darusele, și duc cu noi, ce faci? A, nu te duci, Darusele, nu te duci, nu? Nu. A, că te ești beat rău, nu? Da, stai, nu, da, Ok, Darusele, știi că nu te crede oricum nimeni ceea ce faci tu acolo aici, Darusele, nu te crede nimeni, dar în fine, eu vreau să mă pun undeva prin partea aceasta, Darusele, și vreau să folosesc ceva, am chestia asta aici, Darusele, pe care eu vreau să o folosesc ca să nu mă găsești, Darusele, mă duc prin partea asta pe aici, pe undeva, pe sus, Darusele, și eu chiar nu cred că o să mă găsești, Darusele, îți zic așa, mă teleportez acum în ceva, dar nu o să mă găsești, Darusele, atâta spun. 5, 4, 3, 2, 1 și ia să dăm unde te spawnează, Darusele. Opa, ia să dăm unde pe Darusele, opa. Mă, ce fai, mă, Darusele, bă. De unde, Darusele, bă, da, merge cam în lag, sincer, arcul ăsta, nu știu care este faza cu el, dar în fine, aici, fii atent, Darusele, mor și eu pe undeva pe aici, prin partea asta, dacă pot, nu pot. Ok, mă, deci ne uităm aici la Darusele, foarte frumos, uitați-vă la... Bă, ce? Bă, tu cum te că nici nu mă atingi? Bă, Rafale! Da, Darusele, vorbește și tu mai ca lumea, că după ce că te auzi așa, Darusele, știi că nu s-aude absolut nimic. Nu, vorbește ca lumea, adică nu mai faci așa. Nu te mai bâlbi, de ce te bâlbi, Darusele, pentru că folosești tu hack-uri din astea de aia de ceva, Darusele? Nu, bă, Rafale, dar nu înțeleg, bă, Rafale, și fiantă noi. Am călcat pe ceva și nu știu, bă, a călcat, bă. Ai călcat, păi da, ai călcat și chiar ai călcat, bă, ce fai, bă, iar ai dat drumul ăsta, mă, Darusele, să nu uite la porci ăștia cum merg pe acolo, bă, Darusele, după joc. Din greșele, Da, din greșeală, deci ca de fiecare dată din greșeală, ok, am înțeles, Darusele, deci cam astea sunt hărțile și să vedem următoarea hartă, Darusele, care o să fie, de fapt, ea din care o să fie aia care o să fie la hard, din câte mi-aduc eu aminte, o să fie hartă, o să fie penultima hartă, Darusele, și după ultima hartă, Darusele, ia să vedem, deci, da, mamă, Darusele, mai sunt două hărți, Darusele, și acum cine, adică tot eu mă pun, Darusele, ca așa, bă, stai puțin, tu mai lăsa pe mine să mă pun din nou? Gata, mă, Darusele, că am început harta aceasta, să mă duc și pe undeva pe aici foarte frumos, îmi fac parte treaba asta. Bă, dar fii atent, că chiar sunt curios de o chestie, sunt curios de ceva. Mamă, deci chiar există chestia asta, păi de ce nu pot să... Păi, dar nu pot să intru aici, what? De ce nu pot să intru? Cred că de la chestia asta nu pot eu să intru, da, ai, în fine, sau dacă intrăm din partea asta pe undeva pe aici. Da, bă, da, hai că merge, mamă, cât de bun e locul ăsta, Darusele, și eu nu știam de el, bă, Darusele. Ok. A, nu te interesează, în fine, Darusele, nici pe mine nu mă interesează, că nu o să mă găsești, dar fii atent, bă, Darusele, nu știu ce tot făceai tu acolo, dar în fine, nu mai contează asta, deci asta este penultima hartă, Darusele, după o să mai avem o singură hartă, Darusele, și de ce m-ai lăsat tu, spune și mie, de ce m-ai lăsat tu, Darusele, să mă pun tot eu, adică să te caut, să mă cauți, pardon. Deci, iată-mă, bă,
Rafale, eu sunt un om bun. A, ești un om bun, dar Răsele, și n-ai putea să vorbești tu mai tare, dar Răsele, dacă ești un om bun, bă, dar ce lucru... Ia, vrei să-i bate mai? Ha, ha, ha! Bă, dar Răsele, bă, la modul cel mai serios, deci găsesc niște locuri de care nu știam, dar Răsele, cred că sunt mult... Cel mai serios! Da, cred că sunt foarte multe locuri, dar Răsele, pe care noi nu le știm și trebuie să mai explorăm harta asta, că n-am explorat îndeajuns, dar Răsele, deja am descoperit niște chestii pe care noi nu le-am descoperit, dar Răsele, până acum... Mă, ce faci, mă, dar Răsele, ce faci pe acolo, dar Răsele, ce faci, ești bine? Da, eu sunt foarte bine. Tu ce mi-ai făcut astăzi, Răsele? Ca ce să mai fac? Eu îmbătrânesc, îmi fac gazici. Da, faci gazici, îmbătrânesc, să vede, dar Răsele, da, mai tare nu poți să vorbești. Ia, mă, acum am mai bine? Da, e mai bine, dar Răsele... Alo! Ce faci, dar Răsele, de ce te-ai oprit? Ce? Dar Răsele, este foarte ciudat. Bă, dar Răsele, mă găsești pe mine sau ce faci? Cum adică m-ai văzut? Unde m-ai văzut? Nu contează. Bă, dar Răsele, mă sperii, de ce faci așa, dar Răsele, că mă sperii, bă, dar Răsele, în primul rând, deci chiar mă sperii că te auzi ciudat, nu te mai auzi cum te auzi tu înainte, dar Răsele, mă sperii, bă, ce puțin, bă, dar Răsele, ce se întâmplă? Anu, la fel, am lag. Dar Răsele, spune adevărul. Ce? Spune adevărul, de unde mă știi tu pe mine? Că ai zis că m-ai văzut acolo, de unde mă știi tu pe mine, dar Răsele, spune-mi adevărul, ia spune-mi adevărul, că nu mai jucăm ultima hartă, spune-mi adevărul. Am auzit un fel de ușă, am vrut să o deschid și din greșeală nu știu ce am făcut, dar nu știu, bă, Rafael. Da, dar Răsele, dar poți să vorbești direct, că dar Răsele, nu te supăr cum stau de așa și tu nu vrei să vorbești, bă, zi direct, dar să nu te mai vorbești. Rafael, sunt confuz, bă, hai să mai jucăm unul, ok? Ha. Acum tot te las pentru că fii atentă, eu sunt un om generos și la mulți ani și, cum era? În fine, de ce ai zis că mă pun tot ce haider, ok, dar Răsele, deci tu clar că folosești ceva, de-aia mă lași tu pe mine, haider, că nu mai fi lăsat, dar Răsele, ok, deci pentru runda asta o să, da, vedeți că nu mai am chestii din astea așa foarte frumos, dar tare să le știu 100%, că bă, dar nu mai am bă ce să zic sincer, adică, pe bune, nu gata. Nu mai băiești, fraier, o să pierd. Da, dar Răsele, o să pierd, cum zici tu. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bă, dar Răsele, te-ai apucat de cânta colind de mod, asta e în engleză? Păi da, bă, că o să fac de la, să fac piruete, ce piruete, o să fac... Ce piruete, bă, dar Răsele, ești balerină, bă, dar Răsele, ești fetiță? A, dar Răsele, fetiță, mă știam eu, bă, dar Răsele, da, pe bune... Sărbare, o să fac sărbare! Sărbare, dar Răsele, dar fii atent, bă, dar Răsele, știi, bă, dar Răsele, ai ceva să-mi spui pe bune, adică chiar vreau să-mi spui acum, dacă ai ceva să-mi spui, dar Răsele, pentru că nu înțeleg cum mă tot găseai tu, dar Răsele, adică cum dădeai așa mine și tu nu mă vedeai? Caca, Rafale, caca! A, dar Răsele, poți să vorbim, adică eu te întreb la modul cineva serios. Nu știu, bă, Rafale, bă, lasă, că nu știu, sunt confuz. Abia așa să se termine videoclipul ăsta ca să pot să mă duc să mai mănânc burgeri. A, să mai mănânci burger, clasic, altceva n-aveai ce să mănânci, dar Răsele, cred că de-aia te și auzi așa, nu? Nu știu. A, nu știu. Căcănelul ăsta, Rafael, căcănelea. Ia să te văd, bă, dar Răsele, bă, dar Răsele, opa, ce s-aude, bă, dar Răsele, pe acolo, bă, dar Răsele, dar nu știu, bă, mă cam enervez, dar Răsele, cred că eu să ies de aici, dar nici nu știu cum mai pot să mă ies din loc. Bă, uite-te la floarea aia ce mișto arată în spatele tău, uite-te la floarea aia, așa. Ce fraier ești! Da, dar Răsele, nu te mai suport, mă enervez, pa. Parcă acum câteva zile era ziua mea și Răsele îmi făcea toate cadourile astea, stăteam frumos la masă și mi-alegeam eu cadourile, mă uitam ce se află în cadouri, practic, dar astăzi, după cum puteți vedea, a trecut din septembrie până în decembrie, au trecut luni bune și vedem că acum este ziua lui Răsele, este rândul lui Răsele în care o să-i fac eu niște cadouri. Deja, după cum puteți vedea, i-am pregătit aici 4 cadouri pe care nu vi le zic, încă nu vreau să vi le zic, o să le vedeți atunci când o să fie el momentul când o să vină și Răsele să le deschidă, dar înainte de toate, uitați că am și aici, am să facem grătarul foarte frumos. Avem 2 bucăți pentru fiecare, dar știți care este faza? Vreau să vedem ce mai face Alice dacă a venit acasă, pentru că știți că Alice n-a mai venit pe acasă pe aici de atunci, de când a fost ea. A fost plecată de 1 decembrie, practic ea a fost plecată să sărbătorească ziua României și vedem că Alice încă n-a ajuns pe acasă. Vreau, chiar sunt curios dacă a ajuns și dacă a ajuns să vină la ziua lui Răsele, pentru că ar fi foarte, foarte fericit, dar o să fie și Alice, dar da, fiți atenți. În afară de astea 4 cadouri, vreau să vă mai spun că am niște surprize pentru Răsele, pe care nici pe astea nu vreau să vi le zic. Vreau să fie totul surpriză, să rămâneți în suspans și toate lucrurile asta de genul și da, o să fie ceva super super tare, abia aștept. Totuși vedem că Răsele momentan, Răsele nu prea e nici el pe acasă, nu știu, probabil face pregătiri, să nu știu, poate își face el o pregătire, să arate și el mai bine, își face freza, nu știu ce își face el, dar haideți acum să mergem după Alice să vedem ce face Alice, dacă e acasă sau nu. Să sperăm că e totuși acasă, că ar fi mai frumos să fim toți 3 și da, haideți să mergem acum după Alice. Haideți că acum ajung acasă, dar înainte de toate, înainte să ajung la Alice, vreau să mă uit dacă e mașina aici în garaj. Ok, deci nu e mașina în garaj, s-ar putea să fie plecată Alice, tot să fie plecată, dar nu știu.
să vedem totuși că nu știu care este faza. Alice, 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 bă, dar nu știu de ce pleacă Alice în ultimul hal, nici măcar nu ne spune, mă, ia stai mă să mai poate arăsa așa un bilet aici, ceva. Ok, pentru Darius Serv sunt eu Alice și dacă vezi acel mesaj tu, Darius Serv, vreau să spun la mulți ani, eu acum sunt plecat, am treaba și nu știu să trasă dacă pot ajunge, dar voi încerca până la sfârșitul zilei să ajung la ziua ta. Semnat, fana nebună. Bă, ok, deci a făcut Alice, i-a făcut o scrisoare cum ar veni, i-a urat la mulți ani, ceea ce este bine pentru că Alice n-a uitat de ziua lui Darius Serv, pentru că știu că parcă eu i-am zis, nu mai știu cine i-a zis, în fine. Dar știți care este faza, care este problema? Ar fi cam urât, ar fi cam nașpa să nu fie și Alice, dar nu știu, poate până la finalul zilei, cum a spus și acolo, o să-și facă prezența și chiar sunt curios ce cadou o să aibă pentru ea, adică cum o să se bucure Darius Serv, pentru că Darius Serv o să vadă acum la început că nu o să fie Alice, nu vreau să zic nimic și să vedem după, pentru că ar fi mai frumos să vedem dacă Alice o să vină până la sfârșitul zilei. Bă, uitați, ce se întâmplă, bă, Darius Serv, a venit Darius Serv în oraș, mamă, cred că vine Darius Serv în oraș, trebuie să mă duc repede acasă, pentru că dacă nu Darius Serv vine în oraș de la frizerie, cred că el la frizerie a fost, nu știu unde a fost el plecat atâta, poate s-a dus să facă și el mai frumos, mă duc acasă și să vedem totuși ce o să facă și Darius Serv, cum o să reacționeze cu toate astea de genul. Eu o să mă duc la mine în cameră, pentru că nu vreau să vadă Darius Serv, de fapt cred că o să stau fix aici în hall, mai bine, pentru că dacă Darius Serv o să intre la el în cameră, ok, deci uitați-vă Darius Serv în care a rămas cu astea pe aici, în fine, dacă Darius Serv o să intre la el în cameră, s-ar putea să vadă cadourile astea și o să fie ceva suspect și o să se duc acolo și o să le deschide și o să... N-o, practic n-o să mai vedem cum o să reacționeze Darius Serv, așa că o să stau aici, o să-l aștept foarte, foarte frumos și să sperăm totuși că o să vină Darius Serv cât mai repede acasă și să se bucure de ceea ce am cumpărat. Vreau să-mi scrieți și voi acolo în comentarii dacă voi credeți că au fost niște cadouri pe măsură, cum ar veni ceva ce s-ar potrivi lui Darius Serv. Hai bă, că încă l-aștept pe Darius Serv, nu știu unde e Darius Serv, dar am luat și eu astea, vedeți că am niște artificii aici secrete pentru Darius Serv, abia aștept să ajung acasă totuși, că de fapt deja nici nu mai am răbdare, sincer, să vină Darius Serv și toate chestiile astea, genul chiar nu știu ce face, bă, dar să mă duc și eu afară, mă, când chiar nu știu care este faza cu Darius Serv, mă, unde e, mă, Darius Serv ăsta? Ok, deci Darius Serv, ce faci? Bă, Darius Serv, unde ai fost, bă, Darius Serv? Păi, la costum, mă, Darius Serv, e zi specială azi, mă, Darius Serv? Da, și tu mănânci, bă, Darius Serv, în primul rând, Darius Serv, vreau, fii atent, Darius Serv, de ce te-ai îmbrăcat la costum, Darius Serv, de ce te-ai îmbrăcat, eu nu știu de ce te-ai îmbrăcat tu la costum, Darius Serv. Păi, ziua mea, bă, fetele, unde sunt șmecher? Ei, fetele, sunt tot dribal, fetele, oași mai drib, ia, tuc, bum, bum, bum. Bă, Darius Serv, ce e, mă, azi, bă, ce-ți luat, mă, Darius Serv, tu scoți bazme de-astea din povești, Darius Serv, spui chestii din povești, Darius Serv, ce te-a apucat, e ziua ta azi, de când e ziua ta azi, Darius Serv, și nu știam eu. Ei, bă, da, bă, Rafale, ziua mea, ziua mea, dar să le uite, bă, dar să le la mulți ani, bă, că știam că e ziua ta, bă, dar să le știam că e ziua ta, bă, dar să le, bă, dar îți bine rodul tău, mă, ți-ai pus și ochelari, dar să le, ți-ai făcut și freza, dar să le, ți-ai luat și costum, bă, dar să le, de unde ai, mă, costumul ăsta, dar să le, cât ai dat pe el? Gratis, bă, Rafale, gratis, e gratis, fetele, bă, Rafale, eu l-am schimbat ziua mea și mi-o dat pe gratis, bă, Rafale. Nu te cred, cum adică pe gratis, e ziua ta, pe și, a, pe așa mă duc și eu, bă, dar să le, să zic că e ziua mea și să mă duc pe gratis, mă, ce fai, mă, dar să le, tu ești acolo? Da, bă, Rafale, dar fetele, bă, Rafale, o să fie mereu ziua mea, bă, Rafale, Bă, Darius Serv, știi că ulciorul nu merge de prea multe ori la apă, adică Darius Serv, pentru că tu dacă te duci odată le zici că e ziua ta, Darius Serv, nu o să te mai creadă următoarea dată, pentru că o să știe de tine, Darius Serv, o să se obișnuiască, așa că trebuie să te duci, Darius Serv, nu știu, să te duci așa din 3 luni, poate, sau ceva de genul, habar, dar în fine, Darius Serv, fii atent, bă, Darius Serv, ți-am pre... Ce? Dar eu cum arăt cu sada mea, bă, Rafale? Mama, Darius Serv, tu, stai puțin, tu zici că ești asasin direct, Darius Serv, bă, dar arăți prea bine, bă, Darius Serv, nu știu, bă, Darius Serv, că... Ce, bă, Darius Serv, tu ți-ai făcut asta ca bandana, că văd că deasupra n-ai păr, Darius Serv, ai păr doar pe aici, cum mi-am dat seama? Da, bă, Rafale, dar fii antenă, ia vină tu cu mine, dacă tu zici tu că s-a asasin, ia vente de ea, aia! Stai, nu-ți mai dai niciun cadou, păi ce faci tu aici, vrei să mă urmă, dă și mie mâncare, Darius Serv, că mă omori aici, ce faci, bă, Darius Serv, dar să ai puțin, parcă nu lipsește ceva așa din ecuație, Darius Serv, nu ți se pare că cineva nu e printre noi acum, Darius Serv, la ziua ta? Ia să văd, dacă 1 plus 1 egal 3, și eu suntem 2, Alice, 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 sunt eu, Ali, și dacă vezi acest mesaj... Lasă-mă pe mine să citesc, deci zice, pentru Darius Serv, sunt eu, Ali, și dacă vezi acest mesaj, tu, Darius Serv, bă, Darius Serv, nu vreau să-ți mai zic ce scrie aici, sau hai mă că zic direct. Stai, vreau să spun la mulți ani, eu acum sunt plecat, am treabă și nu știu 100% dacă pot ajunge, dar voi încerca până la sfârșitul zilei să ajung la ziua ta. Semnat, fana nebună.
Îți arde de glume, dar să le... Păi lasă, îți arde de glume. Ok, dar să le lasă că nu mai vin, nu-ți mai dau niciun cadou de ziua ta. Hai că deja mai supărat, dar să le nu se mai poate. Cu tine deja mă enervez, pe bune, la modul cel mai serios. Dar să le... cu tine nu se mai poate deloc. Bă, de ce faci așa, dar să le ești... De ce ești așa, dar să le și de ziua ta, dar să le... Păi Rafale, eu sunt șmecher. Da, ești șmecher, dar să le da, să-i da și invizibilitate în fine. Hai să mergem acasă, bă, dar să le, pentru că am, ți-am pregătit câte ceva. Nu cred că-ți mai dau, dacă mai faci așa. Bă, dar să le, dacă te uiți cum poți așa urât, dar să le, nu cred că-ți mai dau nimic, ai înțeles? Ok, hai, gata, iubirea mea, hai. Bă, Darusele, ne-am adunat aici pentru că este ziua ta, Darusele, și ți-am pregătit 4 cadouri. Dar înainte de toate, Darusele, vreau să spun că mai am alte surprize pe lângă acestea pe care încă nu vreau să ți le zic. Darusele, vreau să le deschid fără... Ok, ia și el, ce? Uite, Darusele, ai făcut un an, bă, Darusele, ai făcut un an, Darusele, un an ai făcut, Darusele, nu-i așa? Hai, mă, deschide-le pe toate. Deci, fii atent, Darusele, că nimeni nu știe ce cadou. Da, dar să ți-am luat și burger, ți-am luat și tor, dar să le, ce părere ai? Dar stai puțin. Mă, dar să le, dar nu mai da cu sabia. Dă-i așa ușor, uite cât de frumos o deschide, dar să le. Opa, alți burger cumva? Da, fii atent, stai puțin, dar să le, că ia sunt alți burger. Nu mai da, stai. Ia sunt, bă, dar să le, lasă-mă pe mine că tu nu știi. Uite așa. Bă, ăsta nu mai merge, dar să le. Dar să le, ce? Dă-te la parte. Dă-te. Opa! Bă, ia să fetele să zboară banii. Da, dar să le, fii atent, stai puțin, dar să le, că tu te potrivești cu costumul, dar să le, zici că ești afaceri și cu, și cu servietă, dar să le, și la costum, bă, dar să le, tu ești afaceri. Bă, dar să le, de cât timp te-ai apucat tu de afaceri? Bă, de un an? Mamă, dar să le, vorbești și tu mai tare, că știi cum te auzi, dar să le, nu te... Bă, dar să le, hai să mâncăm din tortul ăsta al tău de ziua ta, bă, dar să le, bă, da, nu prea mi-e foame acum. Eu, stai puțin, că nu se mănâncă tortul acum, pentru că, dar să le, fii atent, uite de puțin. În primul rând, vreau să mai dam niște artificii, dar să le, pentru tine, că este ziua ta, și în al doilea rând, dar să le, vrei să faci tu grătarul sau îl fac eu? Eu fac! Bine, dar să, dar să le, bă, ce fai, mă, bă, dar să le, aici, fie, hai să-l dau astea de grătar, dar să le, două felii pentru fiecare, pentru că Alice nu vine, nu știu care este faza cu ea, probabil o să vină, ai văzut din câte a zis, poate ești face prezența până la final, dar să le, bă, dar să le, da, tu ești răcin, mă, de ziua ta, chiar așa, în fine, hai, bagă micu, fă acolo, dar să le, bagă micu! Mă, dar să le spați, bună ziua ta, mă, dar să le ai aici party, bă, dar să le, da, muzică n-avem, mă, și noi unde e jukebox-ul altul, dar să le, unde l-ai pus, unde l-ai pus, dar să le, că avem nevoie, dar, bă, ce fac, mă, alt grătar, bă, dar să le, aaa, mamă, dar să le, ai venit cu improvizații, ce, nu, dar să le, nu-mi spune că și postați le-a dat pe gratis. Adevărat! A, de fapt, mă, dar ce bățe, dar să le, de ce nu vorbești cu mine, bă, dar să le, ți-am făcut, nu-ți plac cadourile, bă, dar să le, ți-am, bă, dar să le, spune-mi dacă nu-ți placă. Hai, te doare în gât, care ce, dar să le, ia, uite, mă, dar să le aici, la ziua ta, artificii, toate chestiile de genul. Bă, dar să le, în primul rând, să se fac. Rafa, dă și mie. A, ia și tu artificii, dar să le, dă, fii atent, dar să le, în afară de artificiile astea, dar să le, ai, bă, bă, s-a făcut mâncare, hai să mâncăm, bă, dar să le, ia, bă, dar să le, dar să le, a dispărut mâncarea, bă, a, cred că mi-a picat aici, dar să le, mamă, ia să le, ce, bă, da, dar să le, mă, stai puțin, dar să le, tu mi-ai luat mâncarea, hai, lasă că e de ziua ta, stai să mănânc din tort, cel puțin, dar să le, hai să mâncăm din tort, bă, de fapt, nu vreau să mănânc din tort, fii atent, bă, dar să le, hai, acum vreau să te duc într-un loc, dar să le, într-un loc foarte, mă, ce vrei, mă, dar să le, ce vrei, de ce să stau aici, și să stau ca să ce, wow, ce fai, mă, dar să le, acolo, ce, mă, tu dai party în baie fără mine, bă, dar să le, mă, dar să le, știi că ziceam eu că nu vreau să mai vin aici, dar pentru că este ziua ta, dar să le, o să fac o surpriză, da, mă, dar... Bă, ce, mă, ești fericit, mă, fii atent, dar să le, o să fac o surpriză, pentru că tu m-ai chemat la... Da, deci dar să le, m-a chemat la Lucky Block, dacă nu știi sau dacă știți, în fine, dar să le, tu te-ai pus, eu mă, te-ai pus pe galerie, hai că mă pune pe verde, ne punem din asta, mamă, dar stăm unul lângă altul, dar să le, în 3, 2, 1, fii atent, dar să le, începem și vreau să scriem, bă, mă, pleacă, mă, da, aici, bă, dar, bă, dar să le, tu, chiar ți-au plăcut cadourile în felul ăsta de face așa, dar să le, bă, dar să le, dar știi că arăți bine la costumul ăla, dar, în fine, ia să vedem cine pică nouă aici, pentru că ne batem la Lucky Block, dar să le, și la final o să ne batem, dar să le, o să ne batem cu sâmbi și cu toate, bă, ce fac, bă, nu, bă, la, aha, ai căzut și tu, dar să le, bă, dar să le, stai puțin, dar să le, vreau să stabilim ceva înainte de toate, bă, unde ești, mă, dar să le, bă, stai puțin, înainte de toate, dar să le, vreau să stabilim ceva, dar să le, stai puțin, pă bune, hai să terminăm noi ăsta, să ajungem la final, să ne batem, să vedem care o să câștige duelul dintre noi, dar o să le, poate să vină și Alice la finalul zilei, dar o să le, cine știe? Ok, bă, dar o să le, în fine, mamă, deci mi-a distrus și asta pe aici, hai să vedem cine pică aici, ok, mamă, deci mi-a picat, ia să dau, mă, cu, să plin, să dau și eu cu asta, ce fai, mă, dar să ce... Bă, nu mai știu cu tine, bă, Rafle, dar și ziua mea!
gata, nu, Darusele, pe aia am vrut să fii închis, Darusele, hai, lasă că nu-l mai fac, ai dreptate, ești și gata, Darusele, trebuie să te distrezi și tu, hai, numai, gata. Bă, da, mă, bat ăștia, bă, Darusele, ce mi ai pus slime-urile pe mine, bă, ce fai, mă, Darusele, aici, culegi cartofi, mănânci cartofi, n-ai avut tu cartofi destui, Darusele, nu, așa... Ok. Cred că te-am ales în cel mai prins, Darusele. Nu știu de ce te-am ales. Te ia bătine. Acum mai și fiate încă am rămas cu astea. Mă, ce? Mi-a picat și mie. Păi luăm mâncare, mă, de aici, Darusele. Am înțeles foarte frumos. Păi n-avem nevoie de mai multă, dar hai să vedem. Bă, da, vine ăsta după mine. Nu, că trebuie să fac în față. Las, pe ăsta. Nu. Bă, doamne, Darusele, cât de prost sunt, pe bune. La modul cel mai serios, Darusele. Sunt cel mai fraier, dar nu știu, Darusele, cum am decis eu să vin aici. În fine, nu mai contează asta. Hai să mergem drept în față. Ok, am scăpat de slime-urile alea. Bă, Darusele, te-ai făcut full diamond, bă, și eu n-am nimic. Tienti. Mamă, trebuie să fac aici parcursul ăsta lejer, Darusele, să trec aici. Darusele, cad. Mamă, ai cât sel, bă, Darusele. Bă, Darusele, ajută-mă, Darusele, ajută-mă, ce fac? Ajută-mă. Ce? Bă, villagerul meu, bă, Darusele, bă, ce sunt? Rafael, ajută-mă. Te ajut. Bă. Ok, bă, Darusele, stai puțin, că am vrut să te ajut, dar se pare că am căzut, Darusele, mersi, ce să spun, în fine, mamă, i-am... Fii atent că... No, da, wow, foarte amuzat. Oare dacă pun eu... Fii atent că cred că pot să fac ceva, dar nu, că nu merge, frate, dacă stau aici, hai, trebuie să murim, ne acceptăm soarta, Darusele, și cam aia e... Bă, nu cred că trebuia să vin aici, dar, hai, fac lui Darusele, una... Ce mai vrei, Darusele? Eu să fiu creier, bă! Bă, ce-i, mă, tu creier, ce-i, mă? Păi, Darusele, cred că dacă te duci în lavă mai repede, nu vreau, cred că ajung eu înainte, Darusele. Bă, Darusele, chiar sunt curios dacă ne putem să ajungem o dată în viață la final, Darusele, fără să murim sau să avem și noi chestii, Darusele, că n-avem absolut nimic, tu nu vezi că tu doar ești cu costumul ăla, bă, tine măcar, e ok, am un arc atât, Darusele, dar, ok, gata, mi-a dat, ce spui, bă, începe să mă asculte jocul ăsta când zic eu treburile astea, Darusele, în fine, ia să vedem, ia să vedem scara asta cum a făcut-o, mă, ce faci, mă, Darusele, i-a dus pe ăștia pe capul meu, ce tot faci, mă, opa, ia stai, mă, că le dau foc, Darusele, o să moară acum, 3, 2, 1, o să moară, bă, nu știu, dar sunt, n-am vrut să dau în tine. Oh, bine, oricum. Nu mai joc, mă, ce-i cu jocul ăsta, bă? Bă, Darusele, bă, nu. Opa, stai puțin, două TNT-uri. Sper că nu o să bubui, ok, da, mi-a bubuit ăla degeaba. Ok, hai să mă duc aici, Darusele. Băi, da, sunt aproape de final, Darusele. Nu știu de tine, dar eu să... Nu, Darusele, nu. M-am salvat, nu pot să cred că am avut blocurile astea și m-am salvat. Păi și eu cum mai zmod aici, frate, bă, Darusele. Păi și m-am salvat, da, uitați-vă din jur împrejurul meu. Cât de frumos e aici, 100% m-am salvat. Eu dacă deschid asta, cred că o să intre lava mine sau nu știu exact, dar să sperăm că nu o să se întâmple treaba aceasta. Dar vedeți că stau aici o groază de timp. Cred că mai bine îmi dau kill, dar nu cred că pot să-mi dau kill. Așa că trebuie să suportăm consecințele. Bă, ce faci acolo, Darusele? M-a luat fulgerul. Te-a luat fulgerul, bă, Darusele, bă, nu mai pot să mai deschid aici. Sunt blocat în închisoare, în capcană. Bă, Darusele, ce? Ia. Fii atent, prima, bă, Darusele, e cam greu să ieși din închisoare. Ci greu, chiar e foarte greu, Darusele, chiar este adevărat că nu e greu, bă, Darusele, pe bune, tu ai mai experimentat așa ceva? Da. Bă, Darusele, cum adică nu mai vreau să mai fim prieteni, gata? De ce? Păi cum adică să experimentezi? Ai fost în închisoare, Darusele, vreodată? Nu. Păi și atunci? Gata, mă, Darusele, am ieșit. Nu, bă, direct în alea am picat. Hai, mă, frate, sunt fix la final, Darusele, și nu cred că o să-mi pice nimic. Dacă nu-mi pică nimic... Ok, deci nu-mi pică nimic și mi-au picat niște enviluri în cap. Super tare, ce să spun. Opa, mi-a picat un băț foarte bun. Ok, și spiderii ăștia pe care nu-i supor, frate, chiar vreau să scap de ei. Opa, ce armură mi-a picat. Fii atent, Darusele. Bă, dar n-am voie să iau din alte părți, Darusele. Trebuie să fim corect. N-avem voie să luăm din alte părți. Și cam atât, Darusele. Dacă vrei, ai nevoie de armură, eu pot să-ți dau aici. Am ceva de iron și cam atât. Da, bă, da. Ai nevoie sau? Da. Păi fii atent, Darusele. Eu te aștept. Păi, Darusele, fii atent. Eu, bă, Darusele, o să dau start. Gata, Darusele, am ajuns la final. Ce mai ăsta e? Atât, hai să ne batem. 3, 2, 1, Darusele. Bă, stai, bă, nu ai curie, bă, mă, pui pe el de joc, gata, nu mai joc, bă, nu te băi, nu mai joc, hai, hai, că mai joc o rundă și gata, bă, dai, bă, să mor eu, bă, Rafale, bă, ce fai, mă, bă, Darusele, uite-te, mă, s-ar trece, bă, Darusele, e supărat că ai pierdut fix de ziua ta, Darusele, de ziua ta, tu pierzi, bă, Darusele, cam rușinos, sincer, cam rușinos. Bă, dar lasă-mă, bă, 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 lasă-mă, bă,
necășit, Alice n-a venit, tu mă bat, tu te bă de aici, mă. A, tu dar să le ești necășit că Alice n-a venit și că eu te bat, dar să le pe... Hai, mă, da, hai și că mă dată de acolo și hai, că nu mai pot. Nu mai șcăm, bă, dar să le gata, atâta, când mai vrei, hai să... Bine, fii, stai, stai, să ne mai șcăm, dar să le gata, gata, ne mai șcăm, dar fii atent. Păi stai puțin, că nu mi-am ales, gata, hai că mi-am ales fix acum în ultimul timp, dar să le fii atent, vreau să-i dăm speedrun la asta, dar să le vreau să-i dăm speedrun, să nu ne batem, să nu facem absolut nimic, dar să le, dacă murim, încheiem, ok? Deci primul care moare, dacă murim de aici, dar să le încheiem, s-a înțeles? A, deci dar să l-a ieșit, chiar s-a supărat pe mine. Aie, nu știu ce să mai zic, dacă și dați viața lui să supără. Într-adevăr, treia să-l ascult, să-i zic să mai facem aici asta, dar aie, nu mai facem absolut nimic. Cam atât a fost și cu ziua lui Darusel. Dar cine știe, poate, nu știu, dar să-l ajunge acasă, poate ajungem acasă, poate vine și Ali să sperăm, nu știu care este faza, dar da. Scrieți-vă acolo în comentarii la mulți ani lui Darusel să-l facem mai fericit, că Darusel vedem că a plecat, aie, n-am vrut să-l supăr, dar da, cam atât a fost. La mulți ani Darusel încă o dată. A, da, și am uitat să uit. Știți că am făcut, adică nu știu dacă știți toți, dar uitați vă pentru că am făcut un episod în care am folosit 5 metode prin care l-am trollat pe Darusel și l-am enervat, i-am distrus ziua complet. Chiar i-am distrus ziua complet. Bine, practic mi-am distrus și mie cât de cât puțin la primele chestii, dar mă rog, a trebuit să mai dau eu niște bani pentru niște chestii, să mai pierd din timp, dar aie, am făcut-o așa special să le enervăm pe Darusel, dar vreau să vă spun pentru că la 5-a metodă v-am lăsat pe voi să-mi scrieți voi acolo o farsă în comentarii și bă, a venit momentul, vine momentul să-i facem o farsă. A fost ziua lui, i-am făcut surprize, ce să mai gata, trece perioada aceasta, acum trebuie să-i facem farse și vreau să scrieți voi acolo în comentarii la acest episod ce farsă vreți să-i facem noi Darusel în curând. Bine, poate nu lăsăm chiar următoarea zi, dar vedem. Nu știu, scrieți voi acolo în comentarii dacă aveți idei foarte, foarte bune. Noi o să le facem și să sperăm că totuși nu o să se supere foarte, foarte rău. Oricum, la mulți ani Darusel, îmi pare rău dacă vezi asta. Aie, Darusel, ce să și facem, că avem nevoie să mai facem farse pentru că Darusel, nu știu, ne mai vorbești tu urât, ne mai faci chestii de genul, dar da. Cam atât a fost, la mulți ani Darusel încă o dată. Bă, cum? Bravo, bă, tu crezi că nu te-au auzit? Lasă că o să vezi tu. Bă, a rămas prăbuci. Da, dar să le, da, nu știu de unde vorbești tu, dar să le iar folosești digital, iar folosești hack-uri din alea magie, din alea de la vrăjitare. În fine, nu mai cântează. Bă, la mulți ani, bă, dar să le, atât vreau să spun. Da, bă, du-te că ești prost. A, mulțumesc, dar să le, cred că nu o să-ți mai țin niciodată la mulți ani și cred că o să găsesc pe altcineva. Să scrieți în comentarii. Nu, dar să tu spui singur la mulți ani? Da. La mulți ani atunci. Ok, yay! Oare vă întrebați de ce sunt așa îmbrăcat la Find the Battle? Știți că asta este harta de Find the Battle pe care încă n-am terminat-o, dar dacă vă uitați acolo în depărtare se află Alice acolo și ceea ce este amuzant astăzi pentru că eu o să fiu David, pentru că Alice a invitat pe David și m-am costumat repede repede și am venit aici foarte, foarte frumos. Uitați-vă la Alice cum stă în partea aia. Abia aștept să ajung acum repede la ea să vedem cum o să fie treaba aceasta, pentru că prima oară vreau să iau la întrebări, bă, până la urmă de unde știe ea de treaba aceasta, de harta asta și cum a ajuns ea la nivelul ăla, de ce mă trimite pe mine, pentru că ea, din câte am înțeles, după cum puteți vedea, se duce fix la nivelul 19 unde am rămas noi data trecută, dar haideți să mergem acum la Alice, să vedem, trebuie să schimbăm vocea, să vorbim ca David și să vedem cum o să decurgă totul, pentru că eu zic că o să fie ceva super, super tare și da, haideți să vedem acolo, scrieți acolo în comentarii dacă vreți să mai trolăm pe Alice cu David și da. Alice, ce faci? M-auzi? Bă, dar când ai ajuns aici, bă, Davide, mă? Păi cum adică, eram acolo în spate, ți-a spus să mă aștepți, ai uitat, nu mai ținere de minte, Alice? Mă, ce, dar ne-am întâlnit, de fapt, stai, dacă e teorema lui Pitagora plus Y, da. Păi, dar stai, nu te mai chema să vin aici, nu tu mi-ai spus să vin aici, dar ce e cu locul ăsta, Alice, că nu mi-ai spus ce, adică văd că sunt niște butoane aici, dar apăsat și unde mă trimit astea? Și de ce ne aflăm la level 19, de ceva de junglă, mă, Alice, unde suntem aici? Bă, tu știi ce asta e, Find the Button, nu vezi, e și un buton aici. A, adică să găsim butonul? Păi da, bă, nu știi engleză sau cum? Păi uite aici, l-am găsit, gata. Alice, unde ne-am teleportat aici? Ce e asta? Emergency return, adică dacă... În junglă, haide! Și acum ce trebuie să facem? Trebuie să găsim butonul, ok, mă, Alice, bag și facem pe provocări, pe ce facem? Trebuie să fim în echipă sau îl găsim așa? Da, stai că am uitat să-ți spun. Deci, dacă eu câștig, tu trebuie să-mi dai toți banii tăi și dacă nu câștigi, eu nu trebuie să-ți dau nimic, ai înțeles? Păi de acum, adică, hai, lasă că nu mai dau nimic, nici cum așa de distrat. Păi hai să vedem unde găsim noi butonul acesta. Mă, Alice, dar ce mi-ai făcut tu așa? Că nu ne-am mai întâlnit chiar de foarte multe zile, nu știu, sincer, adică nu ne-am mai întâlnit de mult, de la concursul ăla de construit, Alice. Bă, sincer, am făcut totul și tu nu erai prin preajmă. A, păi da, e adevărat că nici tu nu erai prin preajmă la mine, dar da. Haideți să vedem prin partea aceasta, Alice. Bă, Alice, unde fi, mă, butonul ăla, mă? Alice, văd ceva acolo și cum urcăm noi la el? A, pe lianele astea? Ok, ia să vedem, deci dacă mor prin partea asta... Foarte frumos, ok, deci e foarte, foarte bine. Sper să nu mă aud, Alice, acum în partea asta. Vedeți că e butonul fix acolo. Alice, mă auzi? Pe unde ai urcat? Alice, unde ești? Trebuie să-mi dau seama, băi, nu mai țipa la mine. A, trebuie să sărim prin partea...
partea. Scuze, bă, dar dacă nu se face ăsta aici, frate, că nu... Da, unde? Bă, eu am 2000 IQ, tu nu știi de asta. Ia uite că eu fac așa și fac așa și cu teorema lui XY plus YZZ și aș facem aici, ajungem aici și... Unde era butonul? Undeva în partea asta, bă, dar ești deșteptă, pe bune, adică știu tu treaba asta, eu nu... E pe acolo, pe acolo, Alex, mă, Alex, dar ești deșteptă tu așa de fel și acum trebuie să mergem la 20 ăsta, mamă, ia să vedem cum o să fie. Ia uite că și tu ești deștept, știi să nu mergi. Da, păi dacă ăla era practic, dar stai puțin, cred că amândoi suntem ca fraier, că am intrat amândoi în fărmânt, Alex, dar de ce suntem la level 20? Vrei să-mi spui și mie că n-am înțeles, parcă te-am întrebat, dar nu mi-ai răspuns. Nu știu dacă m-ai întrebat, dar suntem aici pentru că eu sunt, știi, că sunt expert cu tale, știi, și trebuie să sărim peste cele mai ușoare. Alex, vezi ceva și eu aici? Ia uite, foarte frumos, gata, asta a fost! Vezi că l-am găsit, e mult prea ușor. Da, e foarte, foarte ușor, e foarte, foarte bine, ok. Mamă, deci vedem că le-am găsit, practic, astea, eu le-am găsit, practic, amândouă, Alex a găsit cum să ajungă la primul, a fost foarte deșteaptă, nu știu cum s-a descurcat acolo, chiar s-a descurcat extrem de bine, dar da, hai să mergem la 21, parcă... Alex, ce, mamă, ce este mai aici, că e greu ăsta, mamă, Alex, mi-e cam frică aici, acolo, e greu? Rămâi acolo! Nu, Alex, cum adică? Da, rămâi acolo! Arzi în labă! Păi, vezi, dacă... Nu, gata, hai să căutăm butonul, Alex! Ia-te aici! Alex? Da? Ce-i acolo? Eu am făcut mișto și uite-l fix aici, mamă, cât de tare, mă, Alex! Mamă, deci a fost foarte, foarte tare, nu știu că am găsit butonul ăsta, am vrut să fac la troll să-i zic lui Alex, bă, unde e, ce e butonul ăla și voiam să fug, dar vedeți că totul fix acolo a fost, nu știu cum a fost instinctul acesta, dar, în fine, vede, bă, da, Alex nu mai vine, cred că nu-l găsește, bă, frate, că trebuie să mă duc repede după ea înapoi, la level 21 eram, parcă, Alex, ce faci aici? Păi, da, nu, că așteptam să văd dacă-ți dai seama din nou. Păi, cum adică, păi, uite aici butonul, vine în partea asta, uite aici, Alex, aici. Păi, dar nu, că e unde? Ce, păi, și de ce nu l-apeși? Păi, că așteptam să văd dacă-ți dai seama din nou. Păi, ce, să vin după tine să te ajut sau ce? Nu trebuie să mă ajuți, cum adică? Hai, păi, mergi la pasăl. Gata. A, pe și l-a dat pentru tine, mă, ce hoață ești tu, Alex. În fine, hai să mergem la 20. Acum, mă, Alex, păi, dar tu cu cine ai făcut asta, Alex? Că e prea departe, nu trebuie să începem de la urmă. Ți-am zis că jocul ăsta e prea slab pentru mine, așa că trebuie să le sărim pe primele. Alex, cum ar veni? Tu ai spus așa, gen, ca și cum să ajungi direct la astea mai grele, nu? Da, exact. A, pe și hai să uităm. Ok. Mamă, dar ce de astea grele sunt, frate, aici? Că chiar n-au fost grele astea, au fost mai grele alea din ultimul episod în care am jucat și cu Alex și cu Darusil, dar pe aici vedem că nu prea... Ok, deci era Alex în partea aia, bine că nu m-a auzit. Mergem pe aici foarte, foarte ușor, dar să vedem pe unde am putea să găsim și noi un buton, frate, că butonul ăsta cred că am o impresie așa, nu știu, că într-un fel e un buton mai greu. Alex, ai găsit ceva? Da, găsit nimic, bă, dar deja super, bă, du-te de aici cu jocul tău, de ce m-ai mai chemat? Pe cum adică, eu te-am chemat aici sau tu m-ai chemat? Că eu păi nu știam. Tu m-ai chemat, bă! Păi da, Alex, eu nu știam de harta asta, cum adică, eu nu știam ce înseamnă jocul ăsta. Păi cum nu știai, că imediat cum m-ai întrebat, ai și știu ce e ăla. Păi asta da, dar lasă-mă, ce? Nu, Alex, lasă-mi era să mănânc, că nu trebuie să stricăm noi aici, hai să uităm, pe unde oricăm, prin partea asta pe aici, ce mă, dar nu găsim nimic. Bă, da, Alex, hai să mergem. Ce? Păi aia mă întreb și eu, ce? Păi cum adică, ce? Am zis, unde găsim și noi butonul ăsta, mă, Alex, ok, mergem prin partea asta să vedem că parcă nu e niciun buton așa, ok, să merg prin partea asta, stai că mă duc din nou în partea cealaltă, ok, așa. Bă, da, Alex, ce cauți după mine? Caută și tu butonul ăla. Bă, păi da, eu îl caut, bă, dar nu-l găsesc, mă, nu vrea să se arate. Da, pe bune, bă, prin partea asta, unde, cred că e pe undeva pe aici, pe sus, bă, da, e grea harta asta, ce-i dreptă, e cea mai grea hartă pe care am jucat-o până acum și eu n-am mai jucat-o în viața mea, fain de bat. Adică până ai jucat-o până acum? Păi, am jucat 2 butoane, 3 butoane câte am jucat până acum. Păi, dar și asta ți se pare grea? Păi, și unde e butonul, tu l-ai găsit sau ce? Păi, dar eu l-am găsit, normal, de ce crezi că vin așa într-o după tine? Să văd dacă îl găsești și tu. A, păi și unde e, pe undeva prin partea asta, cred că nu? Păi, dar ce facem aici, ne furăm? A, păi, prin partea asta pe
undeva pe sus, ce să vedem prin partea asta. Opa, opa, opa. Cred că nu mă mai aud, Alex, e acolo jos, vedem că trebuie să urci acolo. Băi, era să mă prindă, frate, era să mă prindă cu vocea mea, dar în final să vedem, bă, dar pe unde fie prin partea asta butonul? Că... Ok. Hai să vedem prin partea asta. Bă, dar niciun buton prin partea. Alex, ai găsit vreun buton, ceva? Adică spune și mie, arată și mie unde e butonul. Bă, să mă împaci. Adică bă, da, bă, da, l-am găsit, dar tot așa aștept să văd dacă îl găsești tu. Alex, fii atent, oare putem să sărim pe astea prin partea asta și să începem pe undeva pe acolo, oare? Eu zic că nu. Nu merge. Alex, hai și tu. Bă, da, pe bure, unde a fi butonul ăla, frate, că nu găsesc niciun buton. Adică Alex, mă auzi? Mă mai auzi de pe acolo? Alex. A, deci vedem că Alex nu mă mai aude, este foarte bine. Bă, da, unde e butonul, că tot nu găsesc niciun buton prin partea asta. Bă, nu înțeleg unde ar putea să fie. Aoleu, că mi-am rupt picioarele și oasele și tot. Hai să mergem să căutăm. Nu te-ai lovit? Am crezut că te-ai lovit, Alex. M-ai și sperat. În fine, ia să vedem. Bă, m-am lovit. Cum adică, bă? M-am lovit, mă doare toate oasele. Cum adică? Ok, Alex, dar de ce faci așa? Eu, dar cum fac? Nu știu. Ok, ia să vedem prin partea aceasta. Mă, da, oare pe aici, pe undeva? Nu văd nimic. Bă, Alex, dar tu nu l-ai găsit pe bune? Ok, deci plecăm prin partea aceasta. Nu știu, frate, unde se află butonul acesta, chiar nu găsim deloc butonul ăsta. Mă, ce s-a auzit, mă, doamne, deci nu pot să găsesc absolut niciun buton. Nu știu care este faza cu el, dar... Alex, cine s-aude? Cine s-aude și cine e Rafael? Cum adică? Alex, pe cine auzi tu? Păi, eu nu știu ce auzi tu, eu mă duc să caut butonul. Băi, ce se întâmplă? Ce se întâmplă acolo, mă? Bă, dar să dacă mă auzi, bă, vezi că sunt costumat în David, nu zic Rafael, pleacă. Ok, deci a plecat, dar să ok, bă, dar nu găsesc niciun buton, frate, adică nu știu unde ar putea să fie butonul ăla ascuns, nu găsesc absolut niciun buton, nu înțeleg cum a intrat Arsel, dar în fine, vedem că a plecat acum, cred că nu știu care este faza cu el, dar prin partea, bă, nu cred că găsesc niciun buton. Alex, cred că am o idee, hai să ne dembătuți la asta, sau tu ai zis că ai găsit, arată-ne și mie unde. Deci nu l-ai găsit, nu? Păi hai să ne ducem înapoi, cred că am greu ăsta, frate, bă, dar nu mai pot. Ok, eu și cam greu ăsta, nu știu care este faza cu el, dar vedem că... Alex, hai, care era la 22, acum trebuie să mergem la 23. Păi da, dacă nu l-am făcut, putem trece, Alex? Păi, da, normal, e făcut special să trecem, ia uite, poc. Păi, trebuie să apăsăm în partea... Mă, Alex, asta este cumva lumea ta, că e așa cu mov, cu toate astea, cum îți place și ție. Ce mov, tu nu vezi că e galben? Iată, opa, am schimbat asta, cât de tare, ok, deci prin partea asta, păi de acolo sunt la tot, mă, Alex, nu vezi clădirea aia cu mov? Bă, eu nu văd nimica, nu știu. Ok, deci nu știu care se treaba cu Alex, ce face acolo, dar nu găsim absolut nimic. Nu știu, prin partea asta nu e niciun buton, dar de fapt e cam mare. Ce faci? Bă, dar tu stai, mă, tu cum auzi? Bă, dar stai cu cucu și de ce te aud doar eu și Alex nu te aude? Păi te-am hecuit! Da, mi-ai băgat tu, da, la magii tale, de-alea tale, ok. Telefon! Ce telefon, mă, dar să le crezi, n-am telefonul după mine. Nu, las ca să vezi tu. Bine, taci că Alex sunt apropiere. Ok. Alex, mă auzi? Alex. Deci da, nu mă aude. Alex să vede după cum se urcă pe... Alex, ce faci? Unde ești? Ai găsit ceva? N-am timp să vorbesc. Deci n-ai timp să vorbești, am înțeles. Dar prin partea asta nu se află nicio... Ce faci? Ce faci? M-au lovit la picior. Ok, nu știu ce are Alex, dar în fine, hai să găsim și ne butonul ăla, că de fapt, bă, nu știu unde se află butonul, cred că e undeva pe aici, pe... Alex, mă mai auzi? Ce faci? De ce dai așa mine? No, gata. Mă, ce... Alex, ce-i ăsta? Ești blocat în capcană. Nu sunt blocat în nimic. Ok, nu știu care este faza, bă, dar niciun buton. Ar putea să fie butonul, cred că pe undeva pe aici, poate de sub. Chiar am așa o presimțire că ar putea să fie pe aici, dar vedem că prin partea asta mai jos, nu putem să ajungem, dar butonul, cred că... Nu cred că se află pe aici, pe jos, nu cred că îl punea jos, cred că l-a pus undeva tocmai sus de tot, dar, bă, e foarte greu. Acum am crezut că alea primele două runde chiar au fost foarte, foarte ușoare, dar acum vedem că nu se mai află absolut nimic. Nu știu care este faza, dar, da, ia dacă urcăm din nou pe aici. Ales, poți să nu mai dai mine, că, gen, nu știu ce ai tu, dar nu înțeleg nimic. Bă, oare pe undeva pe aici? Bă, dacă e... Ales, mă auzi? Ales? Ales, lasă-mă să loc, lasă-mă, mă ce? Ok, nu, eu n-am cum să ajung acolo, deci cred că trebuie să... Bă, Rafael, ești foarte fraier. Darusel, iar, bă, Darusel, unde ești, că am nevoie de tine aici, pentru că mă cam enervează, Alex. Dar n-am găsit nimic, nu e nimic aici, bă, Darusel, mai ești, mă? Da, deci da, nici Darusel nu mai e, nu știu care este faza, dar da, cred că o să dau skip și la asta, adică așa aș vrea, pentru că nu găsesc absolut nimic și Alex nu mai vrea să mai vorbească, doar îl trolează, bă, da.
Aleius? Mă, ce-a făcut ăsta? S-a aruncat. Ok, ok. Deci cred că mă duc înapoi. Cred că mă duc înapoi să dăm la alt nivel, că ăsta deja mi se pare foarte, foarte plictisitor. Adică nu găsesc absolut nimic. Nu știu care este faza cu el, dar Aleius, 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 stai. Așteaptă, așteaptă. Aleius, Aleius. Nu, nu, nu. Da, deci vedem că Aleius s-a dus în partea dreaptă, nu mai vrea să mai vorbească. Hai că mă duc eu în partea stângă să de... e același și în partea stângă și în partea dreaptă, Aleius, sunt aceleași astea? Cum adică? Te-ai dus în partea... Uită-te că nu mai e nicio navă, băi! Păi, preferiți în cum mai e? Cum a dispărut, Aleius, dacă tu te-ai dus în dreapta și eu în stânga? Pentru că eu fac magie, tu nu știi. Tu te-ai teleportat, practic, ok, mamă, și în partea asta, ce mai fi, frate? Fii atent, Aleius, dar te sor pe aici, facem parcurs de asta. Da, Aleius, tu te pricepi la parcurs la asta? Da, cum să nu? Dar nu mai pot să mai urmă. Aleius, da, ai auzit de Lucky Block în viața ta? Te-ai jucat vreodată? Eu, da, normal, mă joc de alea în fiecare zi. Aleius, ia uite butonul aici. De ce te teleportează pe tine și nu pe mine? Pentru că așa e făcut. Mai întâi nu știi că așa se face. N-ai maniere, n-ai, băi! Nu, ok, ok. Păi și acum cum o te să mergem? Păi și gata, am terminat. Mă, Aleius, eu la băiatul ăla de vine la tine, ăla cu bale, tu l-auzi? Păi ce-ai pățit, mă? Darusel ăla sau Daniel, cum îl cheamă? Bă, eu nu știu despre ce vorbește. Cred că ar trebui să te duci la un doctor ceva. Ar trebui să te duci la... Da. Mă, Aleius, dar cum puteți să zicem partea? Fii atentă că am văzut ce prin partea asta când mă plimbam, am văzut că se află aici încă o chestie, Aleius, și s-ar putea să fie alte nivele, dar Aleius, dar noi cum putem să zicem la celelalte, că acolo voiam să zicem. Adică? Păi, uite aici, sunt alte nivele și în partea aia mai erau două nivele, dar nu știu, mă, ce, ia, ce e aici? Ia, more hints, open the door, pe am deschis ușa și ce se mai întâmplă aici? Eu nu, că e altă ușă. Păi, dar asta cred că e altceva, more hints, not grass. Am înțeles, fii atent, Aleius, mi-am dat seama. Toate nivelele astea aici o să ne dea, sunt indicii până la urmă la nivele. Deci la noi la ce nivele le-am? La 22 nu l-am des. Dar cum ajunge la castel? Asta e faza. Gata, am înțeles. Dar cum ajunge la castel, Aleius? Cum adică? Păi da, nu știu ce, sunt două tale. Sunt de fapt pe aici, nu pe aici. Bă, dar pe bune, nu știu pe unde să ajunge la castel în partea aia. Cred că trebuie să folosim ceva, ok? Hai că mă duc eu, plec prin partea asta. Unde? Da, bă, dar să le, nu știu cum mă vezi, doar în fine, fii atent, uite-te în partea asta, fix în partea asta pe unde merg, sunt acolo alea două în față și nu știu pe unde aș putea să ajung la ele, dar să le, de fapt sunt 3, 4, nu știu câte sunt, dar să le, cum poți, știi ceva de genul? A doua, bă, pe a doua mergi, pe a doua. Păi și cum merg aici? Asta te-am întrebat. Ok, pa, bip. Da, foarte amuzant, dar ok. Deci, descrie aici ceva, ok, level așa, and portal te... Nu, asta nu e de la asta, dar cum putem să ajungem aici? Cred că aș putea să folosesc, nu știu, cred că trebuie să folosesc eu ceva și... Aleius, mă auzi? Aleius, ce faci? Miroase așa, cam suspect, nu știu, oare sticla asta cât de bună e, oare să iau pe aici, oare pot să mă urc pe asta? Ba nu. Ce pe era mai ce l-ai văzut? Cum adică era aici? Ok, stai aici, că vreau să mai duc, să mai găsesc pe acolo. E instincte de astea. Ok, bă, frate, nu știu cum. Aleius, ce, unde te duci? Hai, hai, am cadou. Mă, ce? Ok, deci a plecat Aleius. Bă, frate, nu înțeleg că nu m-a văzut aici și nu m-a auzit. Deci nu m-a auzit. Nu știu cum nu m-a auzit, dar a fost foarte, foarte bine. Că așa, dacă mă dădeam de golerea cam nasol. Dar mergem prin partea asta. Uitați-vă la Aleius, nu știu ce face pe acolo, dar nu știu cum putem să ajungem aici. Cred că, nu știu, n-am... E fraieră, bă, Rafale, este foarte fraieră. Bine, stau. Aleius, ești foarte fraieră. Aleius, ce e asta? Ce e asta? Ce mi-ai dat aici? The rules. Ia, ce se întâmplă aici? În fine, nu mai contează asta. Nu știu de ce îmi dă Aleius asta, toate chestiile astea, genul, cred că, se comportă foarte ciudat, nu știu, nu mai vrea să mai vorbească, parcă nu mă vede, nu știu care este faza, bă, dar să le mai pe aici? Da! Păi și spune și mie, îmi ba și mie hack-uri din alea de tale, dar să le dă magii din alea, dar să le ca să ajung și eu în partea asta? Du-te-mă de aici, bip! Nici dar să nu mă ajută absolut nimeni. Aleius, fii atentă, ia uite, am deschis aici cu puterea minții, am reușit, dar Aleius să sparg sticla și aici o să fie niște nivele, dar Aleius, mai ai ce să le facem asta sau le facem altă dată? Facem altă dată, nu, că vreau să știi că de fapt eu am spart sticla asta, de gen era spartă și te-am lăsat pe tine să văd dacă îți dai seama cum să deschizi. Mă, Aleius, tu l-auzi pe băiatul ăla, sau de un băiat, nu știu care e faza.
asta? Cobor cu prostiile tale. Ce prostii? Alice, nu. Da, ok, ok, Alice, știi ceva? Hai să plecăm acasă, că deja, nu, mi s-a luat, sincer, de astea, mergem noi altă dată. Măi, asta-i marșa, că am impresia că dacă treci de sticla asta, nu se auzi, că parcă, ia stai, dacă face... Ce? Alice, cum, ce? Nu mă auzi, Alice, nu mă auzi, dacă suntem acasă, nu mă auzi. Păi, da, mă, de gen, nu înțeleg ce are, gen... Da, pe Alex, m-auzi, Alex, sari dacă m-auzi, sari. Mamă, deci Alex nu m-aude, e bine că nu m-aude, dar da, cam atât o să fie. Mamă, da, mă, ce mai vrei, mă, Darusele, nu mă lai să fac nici să terminăm aici, Darusele. Mamă, Petru, dacă v-am bucat acest episod, nu uita să dați like, subscribe, eu am fost Darusele, papa! Da, Darusele, da, ați înțeles care este faza, trebuie dat like și subscribe și scrieți acolo în comentarii dacă vreți ca data viitoare să vină și Darusele aici cu Alex și cu David, practic, și da, nu știu care este faza, dar da. Alice, m-auzi? Alice, știi ceva? Știi ce-i vreau eu data viitoare că mai venim aici la Find the Button? Da, ce-i vrea? Alice, aș vrea să... Dar rămâi să te aud și eu, să mă auzi și tu pe mine? Aș vrea că... Da, spune-mi, te rog, ce... Da, deci Alice vedem că nu vrea să audă, în fine, o să vadă data viitoare, cam asta a fost, papa. După cum puteți vedea acum, poate vă întrebați ce caut eu la Hide and Seek, la harta de Hide and Seek, unde sunt toate hărțile practic aici, pe mapa noastră preferată de Hide and Seek, cea mai șmecheră hartă din lume, spuneți voi dacă nu e așa. Ce caut eu îmbrăcat ca David? Adică uitați-vă, chiar sunt David, dar da, nu știu de ce sunt ca David, dar bă, oare de ce aș putea să fiu ca David? Pentru că este și Alice aici, dar am intrat, după cum putem vedea, mă aflu pe coridorul acesta, unde sunt toate hărțile și trebuie să mă duc din nou în lobby acolo, pentru că dacă vedeți, uitați-vă să vedeți numele prin partea aia, este Alice în partea aia și da, trebuie să mergem la Alice. Alice nu știe pentru că sunt costumat în David și să vedem cum o să reacționeze Alice și toate chestiile genul când o să se joace cu mine și să sperăm că nu o să-și dea seama într-un final că sunt eu David costumat, pentru că altfel n-aș putea să mai fac mai multe episoade de genul. Dar hai să mergem acum la Alice să vedem ce o să facem și dacă o să câștige David. Scrieți acolo în comentarii cine crede că o să câștige la Hide and Seek, dacă o să câștige Alice sau David. Nu mai vreau să mai vorbesc că deja mă încurc, papa. Hai să mergem acum la lobby să vedem ce face. Alice, ce faci? Uite că am venit înapoi. Ce faci? Ajuns în sfârșit. Da, ce faci? Ce să fac? Uite bine, am venit aici că m-ai chemat tu. Dar ce e locul ăsta? Am văzut că m-am dus în partea aia, Alice, și am văzut că sunt niște hărți. Ce e ăsta? E Hide and Seek sau ce e? De față ascunsele? Păi cum adică tu te-ai dus fără? Bă, nu, deci aici o să jucăm noi fața ascunselea și prima dată tu o să te ascunzi și eu te caut. A, foarte, foarte bine. Chiar îmi place, Alice. Îți mulțumesc foarte mult pentru că mie îmi place să mă ascund de fiecare dată. Alice e preferata mea. Mă, Alice, dar tu de unde știi? Tu de unde știi toate locurile astea că-mi plac mie? Îmi place și Find the Button, îmi place și... Da, Hide and Seek, îmi place foarte, foarte mult, Alice. Păi da, știu că astea jocurile copilărie, știi, și na, știam. Eu, hai să începem. Eu m-am băgat aici, da. Băgă-te acolo și hai. Acum mergem aici și asta este prima harta, Alice, este easy. Adică, mă, peste puțin, dacă e easy, înseamnă că mă găsești repede, Alice. Da, mai pot să mă ascund eu. Aha, te-am Nu, hai. Bine, hai să intrăm, mama. Ok, deci arată cam așa ceva de genul. Ok, deci Alice nu mă mai aude acum pentru că sunt singur, nu știu ce mai vorbeam ca David, dar în fine, vedem. Bă, da, s-a ascuns, se dar Darusele aici. Da, vedeți că v-am zis, eu mă știam eu că Darusele atunci când l-am trollat eu cu invizibilitate, dar Darusele de fapt m-a trollat el pe mine și a pus el blocuri pe aici, a folosit hack-uri de alea de la lui, de la magician, de la vrăjitor, nu știu care este faza cu Darusele, care e el un magician, dar fiți atenți, știu că este ceva pe aici și dacă mai ducem partea asta ar fi foarte, foarte bine, dar mă gândesc că aș vrea totuși să o văd pe Alice cum mă caută și toate chestiile astea, genul, dacă mă duc, dar n-am unde să mă duc pe aici, dar bă, cred că o să mă duc fix aici unde se dar să cred că e un loc foarte, foarte bun, totuși pot să mai văd așa pe Alice și na, este prima rundă, ca și cum să nu bate la ochi că s-a mai jucat David, ca să nu zică că sunt eu sau altcineva, pentru că David nu s-a mai jucat, să zică că e slab, că nu știu ce și după lasă, că vedeți până la final când o să mă ascund eu locurile alea cirma și minchire, dar acum trebuie să așteptăm pe Alice să vină odată, că mai avem foarte mult timp de așteptat și da, sper totuși că nu o să mă găsească și o să câștig eu astăzi, adică David. Cine nu-i gata, iau cu lopa și vintru peste voi și vă dau cu ea în cap, unde sunteți? Mamă, deci vedeți că vine Alice, cred că e undeva prin partea asta, nu știu exact unde e, dar ia să mergem așa foarte ușor, trebuie să mă uit așa lejer, că decât așa, mă, da, nu văd pe Alice, asta e treaba, a, nu se vede numele, nu se vede nimic, dar să sperăm totuși, cred că ar trebui să vorbesc cu vocea lui David, că poate sare direct aici și mi-au de voce și n-ar fi foarte, foarte bine, dar ok. Alice, aici sunt plimba urs, Alice. Eu am uitat să-i dau și lui o cască, că trebuie să vorbim și noi cumva să mai îmi dea niște indicii, că altfel, na.
Ok, deci veniți în partea asta, să sperăm, deci da, vorbesc așa ca să nu-și dau seama, v-ați prins și voi, dar veniți în partea asta. Ok, da, deci veniți în partea asta și nu știu care este faza, nu m-a văzut, deci este bine, cred că a urcat acolo sus pe undeva sau nu știu exact, sincer, dar trebuie să vorbesc din nou cu vacile, David, că poate mă vede, ok. Da, văd, asta aici foarte, foarte lejer. Alice, Alice, plimba ursul, mai aici? Cred că am văzut ceva acolo, cred că am văzut cumva pe Alice fix în partea aia, ok, mi-e frică. Ok, mamă, vedeți acolo, nu m-a văzut, e bine, nu m-a văzut, am crezut că m-a văzut, nu m-a văzut, mamă, cum stă acolo, Alice, bă, frate, bă, eu nu înțeleg cum nu mă vede aici, sincer, adică, bine, e și focul ăsta care totuși mă ajută, cred că totuși mă ajută, dar ce caute de sara așa în sus acolo mereu, ce vrea să, Alice, cum? Da, te-am găsit, numai că e o problemă, am uitat că trebuie să-ți dau o căscuță, știi, ca la concurs, atunci trebuie să-mi dai și indicii. Să-mi dai căscuță de aia ca să te aud sau să mă auzi și tu sau ce? Da, stai, întoarce-te că ți-o pun direct la ureche și când vrei să vorbești, apeși pe căscuță, pe ureche. Bă, întoarce-te, nu te mai uita. Gata, m-am pus aici, m-am pus foarte, foarte bine. Da. Ok, gata. Ce mi-ai pus? Gata? Gata. Și eu cum le pun jos, Ale, sau pot să pun eu pe mut cumva să nu s-audă? Trebuie să apeși pe ureche, ok, bine, Ale, să intrăm la a doua rundă, dar așa cum facem, Ale, cine se pune, trebuie să mă pun eu ca seeker? Păi da, normal, hai, du-te. Mamă, deci trebuie să mă pun eu, ok, am înțeles, Alex, vedem că deja s-a dus acolo, hai să vedem, să sperăm cum o să câștigăm runda aceasta ca să mă ascund și eu de mai multe ori ca David, pentru că n-aș vrea, sincer, doar să mă pun, dar și că ascunzi și e foarte nașpea când o să stau așa degeaba și nu mă găsește, totuși aș prefera o activitate în care să o trolez cumva, dar din păcate astăzi nu o trolez doar că eu sunt David, care David nu există, atât, asta e singurul troll. Alex, gata, am venit, asta e a doua artă și acum te pui tu, mamă, cum arată de pe aici, mai stai să vedem, hai să vedem, dăm așa. Mamă, deci ok, deci 300 de secunde, am i-a pus Alex căscuța, acum o am pe mut, este foarte, foarte bine, să sperăm că totuși nu o să o uită aprins sau ceva de genul, Alex, dacă înseamnă că Alex mă aude și ea, ok, deci din partea dacă mă aude, stai puțin că trebuie să dau drumul să activez căscuța, acum hai să vedem ce face și Alex. Alex, mă auzi? Merge căscuța? Merge? Ce? Alex, vezi că nu prea merge căscuța, te-am auzit ciudat. Ia, merge bine sau? Mă, merge bine, bă, nu știu ce are, că mai face așa uneori, da. Ok, Alex, eu mai stau, dar că trebuie să mă aștept aici, ce să-i parcur, am eu aici, da, uite, 30 de secunde trebuie să mai stau, avem un parcur aici, Alex, atâta știu că avem un parcur și trebuie să-l fac pe ăsta, dar mă plictisesc, mie nu-mi place parcurul, adică îmi place, dar nu-mi place, Alex, sincer, pe bune, ți-ți place parcurul? Perfect, atunci știu unde să mă ascund pe harta asta. Adică e cu parcur, cu dalea, Alex, pe da, e aici lobby-ul, sau lobby-ul ăsta e mereu aici cu parcur? E mereu acolo numai, că și harta asta e. Ok, am înțeles, nu mai zic nimic, deci mai avem 10 secunde. Unde 5, 4, 3, 2, 1, cine ne-i gata alea acolo, pata, Ales, unde ești, uite un cap de dragon, Ales, ești tu cumva aici, ok, deci dacă ai zis, uite aici este un dăst, Ales, ești cumva prin partea asta pe aici pe sus, că ai zis tu că ai făcut un jump din ăsta, nebunesc, așa, tare, mișto, nu? Păi, dar eu, cum adică, vrei să-ți spun deja unde sunt, că abia au început runda și deja, ia auzi. Ok, mamă, deci am văzut ceva acolo, ar putea să fie ceva, nu știu dacă e, dar sunt foarte multe lucruri aici, Ales, ceea ce-i drept, ok, o să dezactivez căscuța ca să nu mă auzi așa. Mereu ca să nu mai dau indicii. Opa, de fapt, stai, că am găsit aici ceva deschis, ești cumva? Nu e nimeni aici. Ok. Trebuie să dezactivez acum căscuța. Gata, am dezactivat-o, să nu mă mai aud, Alex. Bine, să sperăm că nu e prin partea asta, că altfel m-ar auzi, dar trebuie să o găsesc și nu știu unde e. Am văzut acolo loc, s-ar putea să mai fie încă un loc pe care noi încă nu l-am descoperit, pentru că știți că în ultimul episod în care am jucat cu Darusel, am descoperit un loc pe care noi nu l-am descoperit deloc și era super, super tare, dar ia, bă, oare? Alex! Cumva pe aici e Alice? Ia să vedem prin partea asta. Alice. Da, nu e Alice. Aici vedem că nu o găsim, dar să văd unde se ascunde. De fapt, uitați, am găsit și acum un loc pentru că pe ăsta nu știam de el. Sunt foarte multe locuri pe care noi încă nu le-am descoperit. Totuși ne-am jucat de câteva ori pe harta asta, dar încă n-am descoperit toate locurile. Sunt foarte multe locuri și prin partea asta. Bă, oare ăsta era așa dat în jos? Nu știu dacă era sau cum era, dar hai să mergem prin partea asta. Alice, ești cumva pe aici prin partea. Alice. Nu, ce faci? Nu merge. Cum urcă de acolo? Cum urcă acolo, Alice, nu pot. Ia uite, Alice, că eu știu să fac parcur. Fugi, bă, a sărit, mă. Alice, te-am prins. Dar nu, că nu-i corect, că nu,
că nu mai prins, că ți s-o părut că păpichitia. Aaa, ce faci, Alin? S-ai ofticat cumva? Mă pleacă, păpichitia, du-te și ia-ți echipa, hai pe-ai rapid. Bine, bine, du-te. Ok, deci vedem că Alin s-a activat, s-a și ofticat, Alin, sincer, dar e, mă rog, acum trebuie să mă pun eu ca Haider. Am găsit tot ceea ce este foarte bine și acum începe nebunia. Unde vreau eu să mă ascund mai mult, trebuie să sperăm că nu mă găsește, dar cred că o să mă găsească, pentru că, bă, chiar nu am răbdare să stau acolo și nici voi nu. Cred că ar fi plictisitor doar să stau așa, să mă uit la un perete, să nu văd pe Alex, pentru că dacă aș fi într-un loc, vreau să găsesc un loc în care pot să și văd. Ah, da, fiți atenți, dar nu cred că e hartea, dar am eu un loc foarte, foarte șmecher pe care l-am descoperit și nu vă zic prea multe, o să vă las să vedeți după aceea. Ce faci, Alex? Mamă, cum arată harta asta, e curcubiu? Da, hai, gata. Ah, gata. Alex, am căscut, mă auzi, unde e? Da, se aude, gata, nu mai folosi așa, numai când e stereo, că deja nu mai. Ok, Alex, da, am întrebare, tu te-ai mișcat harta asta sau care e faza cu ea, tu știai de ea? Eu nu m-am mai jucat nicio hartă până acum. Ah, ok, păi da, sincer nu prea pare că te-ai fi jucat, pentru că nu știi să te ascunzi. Ia, asta e adevărat, nu știi să te ascunzi, Alex. Ia închide căscuța, hai. Ah, bine, ok, deci a închis Alex căscuța, bă, dar pe bune, nu știu cum s-a ascuns Alex, bine, a zis ea că am făcut, mamă, deci am făcut tot tactic, trebuie să joc tactica și cum, pentru că am zis că David nu știe să facă parkour și practic Alex a zis că o să pune pe acolo pe undeva pe sus și așa am găsit-o foarte, foarte lejer. Dar acum trebuie să mă duc eu în partea asta. Bă, da, ia ce e ăsta? Delete the cloud? Bă, da, ce e ăsta? Adică, nu, nici nu cred că pot să ajung acolo. În fine, dacă mă duc, mă, dacă dau delete la cloud, doare unde s-ar pune, sincer? Dar, bă, da, n-am găsit loc, mamă, 15 secunde, cred că ori pe vrejul ăsta pe aici. Ori pe aici pe sus să vedem prin partea asta. Bă, cred că rămân aici, pe undeva prin locul ăsta. Sau dacă stau într-un colț și mă degeam, fiți atent, nu, cred că mă pun aici și cu Doamne ajută să vedem că, ok, deci Alex cred că s-a spawnat direct în partea asta. Uitați-vă acolo, uitați-vă acolo. Cap de ești, crezi cu lopata în cap de nu te vezi. Mă, Alex, nu prea îți merge ție căscuța prea bine din câte observ eu. Bă, lasă-mă tu cu căscuța. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Am găsit cam rapid, nu ce se pare. Ce, îți dau 100 de lei, Alex, îți dau 100 de lei dacă mă lași în pace, dacă mă lași în pace. Ce-ai făcut? Acum, hai, că eu sunt. Bine, tu pierd. Ok, mamă, deci m-a găsit practic, n-a fost o idee bună să stau acolo, dar puteam să o fac totul să joc, dar nu știu prin ce parte s-a dus, că n-am mai văzut, asta e problema, dar haideți să mergem acum din nou și, bă, știți care e faza? Nu cred, sau ba da, cred că e șansa mea să fiu fix la harta aia unde am eu un loc super șmecher, dar încă nu vă mai zic prea multe, o să vedeți după aceea. Haide, bă, mai repede, vino o dată, ai zis că știi să te joci, că-ți place, dar nu prea se vede, hai. Cum adică, Alex, m-a auzit că am căscuța, cum adică nu știu să joc, Alex, că eu știu, adică îmi place, adică nu mi-ai jucat harta tu dacă te-ai mai jucat, Alex, eu nu m-am mai jucat, asta este adevărul. Da, eu nu m-am mai jucat, am mai spus că e prima dată. Ai, prima dată? Ok, dar tu de unde știi de harta aceasta? Care e o hartă? Păi asta de ne jucăm noi acum. Am descoperit-o eu, dar nu înseamnă că am mai jucat-o. Ah, ok, am înțeles. Mamă, dar nu pot să fac parkour ăsta deloc pe aici, nu știu, e greu, dar tu ai reușit vreodată să-l faci? Eu l-am făcut cât am fost acolo, sicur. Ah, ok, pe mai am eu de așteptat și fii atent, Alex, că eu o să te găsesc și după fii atentă. Nu mă mai găsești niciodată, atâta spun. Alex, mă mai auzi? Mai merge căscuța? Da, merge, hai, gata, lasă-mă, ia și caută. Bine, ok, mamă, deci mai am 15 secunde și o să ies de aici. Sincer, nu știu ce să mai zic, că nu mă știu exact dacă harta aceea era, cred că era ultima și cred că trebuie să am mare grijă să nu mă găsească Alex în penultima hartă, dacă era în ultima, pentru că vreau să mă ascund acolo foarte, foarte bine. Ok, deci vedem că s-a dat drum. Alex, vin după tine, unde ești? Nu pot să te ascund, o să te găsesc imediat, în 3, 2, 1 și te-am găsit, Alex. Ah, de fapt nu e aici. Ok, deci nu e aici, ia să vedem, pe aici, nu e nici aici, mamă, deci e cam riscant să vorbesc eu cu vocea, că poate fi undeva fix unde e ea, deci da, cred că ar trebui să vorbesc cu vocea fix când eu nu mă mai mișc, ok, dacă urc prin partea aia, dar nu e undeva pe sus, după cum, dar fiți atent, dacă mă duc aici, aș putea să văd eu ceva, dar nu, am o impresie că e undeva prin casă sau, oare cum putem să ajung la ăsta, în locul ăsta arată cam interesant, sincer, nu știu cum aș putea să ajung, pentru că vedeți că putem să urcăm pe acolo, dar da, hai să mă duc pe aici prin jos, Alex, ești cumva pe aici, Alex, am dat drumul la cascot, să mă auzi, Hai deodată, că eu stau aici, mă plictisesc. Da, îmi dai și mie un indiciu pe unde te afli tu? Normal că nu. Ah, ok, mulțumesc, Alice, oricum te găsesc foarte, foarte lejer. Ia, dacă mă duc prin partea asta pe aici, Alice, o să te găsesc. Dar nu-i nimic aici, mă, Alice, dar tu unde ești, pe bune? Păi da, e secret. Ok, hai că dezactivezi căscuța. Băi, mi se pare că m-au zis ceva, s-ar putea să fie fix aici, prin partea asta pe unde mă ascundeam eu. Acum trebuie să vorbesc cu vocea lui David. Uitați, e un buton aici. Mă, ce face butonul ăsta? Păi vedeți că sunt loc. Mă, ok.
Am găsit cel mai bun loc. Am găsit cel mai bun loc existent, pe bune. Uitați-vă câte locuri sunt, frate, și noi eu nu știam de ele, practic, dar acum trebuie să mă duc să caut pe Alex în forma lui David. Alex, pe unde ești? Mamă, dar sunt foarte multe locuri și mechire, bă, nu-mi vine să cred așa ceva. Ok. Alex, ești cumva pe aici, pe undeva? Alex, ce faci? Alex, știi că te găsesc? Alex, am dat drumul la căscut, să mă auzi? Mă auzi? A ce e? Pe unde ești? Că te găsesc, Alex, nu ai cale de scăpare. Dacă tot mă găsești, de ce mă tot întrebi unde sunt? Ia, hai și găsește. Păi ca să te găsesc mai repede, Alex. Ok, deci nu mai vrei să mai vorbești cu mine? Am înțeles, Alex. Păi bine, eu o să mă duc pe aici. Bă, pe bune, unde e Alex? Pe unde e Alex? Că nu găsesc. Dar cum pot? Ok, deci stai puțin. Dacă mă duc prin partea asta așa, am eu presimțire că undeva pe aceea trebuie să fac liniște să nu mă audă. Ok, 3, 2, 1 și... Alex! De fapt nu e aici. E bine că ar fi, cred că m-ar fi auzit. Dar, bă, dar unde e? Că n-am nici cea mai mică idee. Bă, da, asta l-am lăsat eu, cred că l-am lăsat eu totuși și să ne urcăm pe aici. Dacă ne uităm partea asta, suntem ascunsesem eu. Da, nu e acolo. Bă, da, pe bune, unde e Alex? Că nu găsesc absolut nicăieri. Pe unde ar putea să se ascundă? Am trecut prin toate locurile, dar vedeți că sunt locurile astea pe aici și nu știu pe unde și putea să urc. Ia, dacă urc pe aici, merge? Nu merge. Sau să sar pe undeva pe aici, ia să ne uităm. Alex, ești cumva pe aici, pe undeva? Mă, frate, nu e pe nicăieri, nu o găsesc, pe bune. Alex, bă, dar aici cum aș putea eu să sar? Nu, prin partea asta. Alex. Bă, mamă, cât de greu. Deci pe aici cred că trebuie să urc eu prin partea aia pe sus, mamă. Deci aici, dacă nu e niciun loc, ăsta cred că e ultimul loc prin care ar putea ea să fie, dar văd că nu pot să ajung. Nu pot să ajung și n-am ce să mai fac. Ok, 3, 2, 1 și gata. Alex, vin după tine, Alex, pe unde ești? Nu poți să te ascunzi de mine, n-ai nicio șansă, te găsesc. Bă, da, bă, nu e pe aici. Alex, bă, unde e Alex? Ok. Alex, bă, frate, am trecut prin toate locurile și pe Alex încă nu o găsesc. Mă, unde? Da, unde ar putea? Bă, oare, știu că mai era un loc aici în floare, s-ar putea să fie aici. Alex, nu e aici în partea asta. Alex. Da, nici aici. Bă, unde? Mă, am fost prin toate locurile posibile și pe Alex n-am găsit-o. Mă, ce se întâmplă? Oare mă trolează cu ceva? Habar n-am. Opa, stai puțin. Alex, nu, nici aici nu e. Sau? Alex, da, nici aici nu e. Bă, unde ar putea să fie, frate? Adică nu e nicăieri. Alex, pe unde e? Alex, nu, Alex, ajutor, nu mai văd. Alex, te-am găsit. Ce faci, mă, Alex, mă? Te-am găsit, mă, de unde erai? Dar nu pe că am fost acolo în cuptor și am primit un arc și am vrut să te fac să nu mai vezi și ok, interesant, Alex, am descoperit cel mai bun loc, aș vrea să repetăm harta, se poate sau? Nu putem, hai, gata. Nu se poate, hai. Da, poate mai venim altă dată, Alex. Bă, dar eu caut. Bine, m-am pus-o, hai, dar mă duc aici la Map Selection și ne ducem direct acolo, Alex, să ne jucăm foarte, foarte frumos. Unde este aceasta? Mama, Alex, cum arată asta? Mama, ok. Mama, deci, asta era parcă, nu mai știu sigur, dar dacă mă duc în partea asta, ia să-l puțin, dar nu cred că era asta, din păcate, sau ceva de genul, nu mai știu exact. Ba da, cred că asta era, da, asta era, gata, mă ascund aici, pentru că aici am vrut să mă ascund de Darusel atunci, dar acum mă ascund de Alice și eu sunt David și eu mă ascund, da, deci vedeți, mă ascund aici, bă, e cel mai bun loc, dar știți care este faza? E nașpa că nu pot să văd absolut nimic și trebuie să-i dau multe indicii lui Alice, indicii, cred că o să vorbesc numai pe căscuță cu Alice, pentru că nu se poate, o să mai dau căscuța jos din când în când, dar da, cred că o să mai ridic de fapt ăsta, pe undeva prin partea asta, ca să mai văd și eu câte ceva, dacă trece prin partea sau așa, nu știu, dar o să mă pun direct aici și aștept Alice să vină și da. Să-mi dai primul indiciu, haide. Mă, Alex, stai puțin, cum adică să dați așa primul indiciu, mă, Alex, tu vorbești pe căscuță, pe cum să-ți dau, nici n-ai ieșit de acolo și tu vrei să dai indiciu? Păi trebuie să mi-l dai, că așa e regula asta. Ok, Alex, eu pot să spun că stau pe burtă, atât am zis, stau pe burtă, Alex, stau undeva pe jos, stau înghesuit și e foarte, foarte frumos. Păi și ce culoare vezi? Albastru, că mă văd pe mine, practic. Păi, da. Da, bine. Păi, dar ce culoare să văd, Alex? Văd mov, că e mov peste tot, adică atâta pot să zic. Ok, hai că te mai las, Alex, nu stau cu căscuța mereu, că așa îți dau prea mult. Cât de fraier ai fost să deschizi aia fix când am intrat eu pe ușă, bă? Da, dar cum ai venit din prima, Alex, acolo? Adică, ți-am dat prea mult indicii, nu-i așa? Nu, mi-ai spus numai ce culoare vezi și m-am dus direct la căsuță. Păi, da, hai, nu te optica, hai că eu sunt. Ai zis că nu te-ai mișcat, unde știi că în căsuța aia așa arată? Păi, erau căsuțele pe culori, era albastru, mov, roz, și mai erau și altele, și era și mov, și ai zis că vezi mov și m-am dus pe mov. În fi,
bine, hai, du-te acolo că eu văd pun seeker și aia e, ok, hai, papa, Alice, că deja mi-a supărat. Păi, dar pune-te seeker, că nu mă lasă dacă nu. Hai să mergem la ultima hartă, gata, Alice, hai să vedem care e asta. Ok, ok, gata, bă, deja mă enervează Alice, pe bune, la unul cel mai serios, nu știu, am fost fraier cam și bă, fix atunci, uitați-vă, când stau eu n-am răbdare, da, asta trebuia să mă pun într-un loc unde puteam să am și vizibilitate, că nu ar fi fost plictisitor, dar nu știu, bă, da, fix așa în prima secundă, frate, să vin așa de repede pe mine, n-am mai pomenit treaba aceasta, nu mai mie, nu se putea întâmpla, sincer, măcar, da, da și voi acolo un like și scrieți acolo în comentarii ce să facem data viitoare la fața ascunselea, dacă vreți să o trolăm pe Alice, ca David, dar cu invizibilitate, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii, chiar sunt curios. Alice, ultima rundă, vin după tine, mă auzi că am căscuța pusă și acum vin să te caut, fii atent, am o presimțire că ești fix aici, prin partea asta, mă, Alice, uite, uite-te cu mine că sunt noi din prima, dar stai puțin, că aici tu te joci cu mine ca și oarecele cu pisica, mă, Alice, ce-mi faci? Păi dacă eu cum pot să ajung acolo? Hai că mă duc eu prin partea asta, Alice, așa, mă urc pe aici pe sus, foarte frumos, pă, pă, Alice, 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 mă, Alice, mă, spui, da, îți pot joc de mine, pă, bune, ce faci tu aici? A, te-am atins, a, nu merge, pă, dacă pe unde, mă, Alice, și asta, hai, pe bune, frate, nu putem să ne jucăm serios, că face Alice 3 purtăcieni, ok, mă, deci deja mă enervează, uitați-vă la Alice în partea, da, uitați-vă la ea, uitați-vă la ea, n-am ce să mai zic, uitați-vă ce loc a prins și face mișto de mine acum în ultimul hal, n-am ce să mai zic, mai mult de atât, dar, uitați-vă, bă, nu cred, nu, Alice, 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 mă auzi, mă auzi? Da, nu cred că mă aude, dar, da, na, a, aș ieși, da, aș ieși, Alice, mă auzi, am căscut să mă auzi, mă auzi, unde ai fugit, mă, de ce ai fugit? Alice, dar nu e corect cu locul ăsta, că nu suntem doi seeker, trebuia să-l mai atunci pe prietenul tău, să mai fie și el aici, dar în selul ăla. Ei, da, dar de unde știi tu de el? Ia, lasă, că e foarte corect, să știi. Pe cum adică, de unde știu, dar în selul meu l-ai prezentat, n-a venit la tine acasă, atunci, opa, am descoperit ceva, cred că ești aici, Alice, aha, te-am găsit, te-am găsit, Alice, mă auzi? Eu te aud, tu mă vezi? De văzut, nu te văd, unde ești? E, secret, crezi că zic așa? Ok, Alice, hai că închid căscuța, că deja mă enervez. Bă, frate, uitați-vă câte locuri sunt și noi încă nu le-am descoperit, dar cum putem să ajungem la locurile alea? Asta e întrebarea mea, pentru că uitați-vă ce locuri găsim și prin partea aia sunt niște locuri foarte, foarte geniale pe care nu le-am găsit și aș vrea să le găsesc. Oare e undeva pe aici, Alice, să uit. Alice, Alice, ești undeva? Da, nu e pe aici, dar fiți atent. Nu știu, bă, nu știu care este faza cu harta asta, este o hartă foarte mare. Eu credeam totuși că vă plictisim cu harta asta filmând atâtea episoade pe harta aceasta, dar după cum puteți vedea, sunt foarte multe locuri pe care încă nu le-am descoperit și eu sunt sigur că nu o să le descoperim pe toate niciodată. Dar pe unde e Alice, asta e întrebarea mea. Ok, lăsăm locurile la o parte, da, Alice. Alice, mă auzi? Căscuța, căscuța, tu zici ce, tu zici ce, mă auzi, Alice? Pe unde ești, mă, Alice? Că nu te găsesc pe bune, adică ești... Nu înțeleg. A, ți-a picat ăla, Alice. Dar unde ești? Că e prea mare harta asta. Poți să-mi dai și mie un indiciu? Că ce ți-am dat atunci? Da, am să-ți dau un indiciu și ăla o să fie că sunt în apropiere de o lampă de asta, de stradă. O lampă? A, adică ești afară? Da. Ok, pe unde ai putea? Pe, eu sunt aici. A, Alice, am... oare ești undeva pe aici, prin locuri de astea ciudate? Nu, nu te găsesc, Alice? Bă, da, unde ești? Ești într-o casă? Unde ești tu? Eu nu sunt. Practic, nu sunt în nimica. A, păi și atunci unde ai putea să fie, Alice? Pentru că mă uit peste tot și nu văd absolut nimic. Bă, da, ai zis că nu ești pe o casă, adică nu trebuie să mă chinui să urc pe aici. Ok, dar dacă sunt... Păi, dar cine a zis că nu sunt pe casă? Am zis că sunt afară. A, ia fi atentă că folosesc eu ceva. Ce e aici, Alice? Cred că te gânte... Alice, Alice, vin după tine. Alice, mamă, cum e locul ăsta aici, frate, m-am și-mi pierdut în el. Mă, Alice, unde ești, pe bune? Păi, dar crezi că zic așa, ți-am mai zis atâtea ori. Ia și caută, nu mă mai întreba. Ok, ok, hai că vine acum să te caut, dar nu te găsesc, asta e problema. Ok, am scos căscuța, bă, unde e Alice? Că cred că face troll de mine, sincer, nu știu, dar trebuie să pun căscuța înapoi, pentru că mai sunt 5 secunde și eu nu o găsesc și cred că o să pierd. Bine, totuși, tot cred că pierdem, dar mă rog. Alice, mă auzi? Ce? Unde ești? Unde ești? De ce mă tot întrebi? Că trebuie să mă cauți, nu trebuie să-ți spun eu. Am găsit, fii atent că am găsit ceva. Mamă, ce aici acum arată? Păi, da, uite că eu sunt afară și eu nu te văd absolut nicăieri, Alice, unde ești? Păi, eu pot să fiu afară și pot să nu fiu într-o casă, dar cine zici că sunt la vedere? Am înțeles. Mamă, dar câte locuri sunt pe aici, Alice, și nu pot să le descoper. Ai, cred că am pierdut, Alice, nu știu, n-am ce să mai zic, da, cred că am pierdut, Alice, nu știu, atâta vreau să zic, cred că am pierdut, dar nu, eu nu mă dau tot. Până în altul moment, te găsesc, 3, 2, 1, ia, aici ce e, mă, bă? 3, 2, eram în apă, eram în apă. Erai în apă și am vrut să te caut și eu n-am putut, adică am zis, bă, nu cred că te ascunzi acolo, ha, mă, du-te, mă, cum ai, cum?
Da, cum Alice? Cum te duci în apă? Am ieșit de acolo din aia chestie neagră și după aia când am văzut că erai acolo, am sărit în cel mai apropiat loc de unde puteam să mă ascund și bine și m-am băgat într-un colț. Bine, Alice, hai că plec acasă, că m-am enervat, dar lasă, data viitoare o să vezi tu, Alice, ce o să-ți fac, o să câștig 100%, atâta spun. A, da, să zic, da, 100%, hai, du-te de aici cu vrăjelile tale. Ok, vedem că a plecat Alice, nu mai zic nimic dacă mai vrei să mai facem episoade cu harta cea. Asta pentru că uitați câte locuri sunt, frate, nu știu, am găsit foarte multe chestii. Scrieți acolo în comentarii dacă vreți totuși să o trolăm data viitoare cu invizibilitate, să fim ca David sau să trolăm noi normal, să vorbim cu vocea noastră normală mereu, că na, adică nu știu, scrieți acolo în comentarii cum vreți și aia o să facem, cam atât, pa, pa. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.